Mihaela, cum te simți acolo în casă că ești lângă Robert? Bine, liniștită. Mai bine ca el? Ieri am fost agitată. El pare puțin încordat, de-aia te întreb. Ieri mie mi s-a părut că te-ai supărat pe mine pentru că am îmbrățișat toate fetele și nu doar pe tine. Că ai vrut exclusivitate, dar nu poți să-ți oferi exclusivitate dacă nu îmi doresc ceva. Dar chiar ca și prieten poți să oferi exclusivitate. Păi nu, că după aia se dă de înțeles. Robert, dar uite-te la Mihaela pentru că vorbești ce cu ea. Ce înseamnă că tu faci ce spune Ionuț? Nu, nu fac ce. Adică dacă spune Bianca ceva pe mă manipulează Bianca, dacă spune ție Ionuț pe tine, nu te-a manipulat Ionuț. Știind că persoanei respective îi place de tine, eu n-aș putea să am momente din astea să-i creez în continuare speranțe. Că nu înțelegeam la ce vă referiți voi. Bă, îi creează speranțe. Robert, nu o să vină nimeni pentru tine. E sigură? Pentru că noi suntem unul pentru altul. E sigură? E sigură. Mai vedem. Mai bine te împaci cu Radu decât cu Robert, așa? Sincer. Am văzut că ați căzut pe jos. Nu mă întâlnesc bine cu nimeni, parcă nu. Cine a căzut pe jos? Tu cu Radu. Neața, voi! Neața! Nu știu unde! Vrei să stai lângă Robert Mihaela? Azi e lângă Robert, azi e lângă Robert. Deci e ziua ta dacă stai acolo. Hai, bag-te lângă Robert. Bună dimineața, iubire! Eu ne-am fugit și astăzi mă pun lângă el. Oh, nu, că fușez. Bună dimineața, băieți! Ceva, acest băieți, cum sunteți în dimineața ta? Da, draga mea, ce faci? Salut, Ionuț! S-a rupt. Nu mai veniți în vestiar, bă, ăsta. Ionela! Ai ajuns și tu. Ionela, ți-a crescut barba. Radu, nu mai plângi că a stat ieri Cristina cu Marinel? Ionuț, nu mai Ionela, nu mai plângi. Ionuț, de ce nu te-ai pus în locul Mihaelei? Că a plecat ea de acolo, trebuie să... Ionela, mă, eu n-am loc fix ca tine, Robert. Mihaela, suntem unde? Robert, eu n-am loc fix ca tine, cum l-ai mutat după Radu, dar mi se pare mie să mă tot înțep cu subiectul ăsta, că de-ieri mi se pare că mă înțep cu subiectul ăsta. Ce zici? Ionuț, ai zis că... Nu, cu Robert vorbesc. Că și ieri ai spus că Patrick, dar de ce ești... Mereu bagă de-astea. Că Ionuț acolo, tot încerci să-mi bagi pe... Păi nu, așteptam să zic că de ce Mihaela, că Mihaela stătea în locul lui Erisa, gen, na, iară. Da, astea-s două medalea vechi pe care le știm noi. O, nu e mai tinere ca tine, dar... Nu, eu cred că Ionuț vrea să-mi ia locul, de asta s-a pus acolo. Sincer, chiar am pretenții. Nu, Bianca, nu-i place pe colț. Îi place aici pe colț, știi? Îi place colțul. Da, eu mănânc mereu colț. Și colțul, deși îmbrăcat în roz, eu nu să fie așa în ton cu casa fetelor. El e Ștefania din Orășelul Lene. Ce voiam să zic? Băieți, lăsând la o parte glumea asta de prost gust pe care le faceți acum, săptămâna mare, voi ați văzut cum arată Emma astăzi? A, uitați-mă. Ia uitați-vă la ea. Nu. Ia uitați-vă la ea. Ce zâmbet ai scos la Emma, ce schimbare. Ce fericit la ești, Radu. Mulțumesc că Bacău e de vină. Doar mie mi se pare că Radu e cam așa, mai fericit când o vede poema așa. Marinel, Radu e fericit pentru că, na... Sunt și eu fericită. A trecut noaptea. Agenda. Dacă îi vedeai fața ieri, crede-mă că era dezastros. Nu m-am uitat la ele, îți dai seama ce să mă uit la ele. Dar ieri l-am pupat pe Radu, m-am întors cu spatele la el, l-am luat în brațe. Am înțeles intenția lui Marinel, pentru că Laurențiu a fost întrebat, a spus că nu vrea, a fost întrebat Radu, a spus că nu vrea și Marinel a spus cumva, măi, credeți că fata asta vă mănâncă și a venit să danseze pentru că era destul de... Da, maică, mai da, dar mare sacrificiu a făcut Marinel să danseze cu o fată faină. Marinel, ce asta a dat sacrificiu. Da, Marinel avea un vibe, îmi zice, hai Emma, vii și tu? Mi-am luat la orgoliu, Cristina, să dansez cu tine, serios. Ei, dar Radu, ce ai refuzat? Păi da, asta zic. Cristina. Dansez cu oricare de acolo, nu mi-e problemă. Mie mi s-a părut că Cristina lângă Marinel acolo... Nu, voiam să explic treaba asta, eram cumva deranjată că Radu a spus nu. Și mi-am impus oarecum că din ambiție, ok, el spunea, hai mai aproape să vadă Radu, eu ziceam, ok, zicea la final, hai, ia-mă pe sus. A fost frumos. În primul rând, stai să vorbești și eu, nu ți-e, stai. Și... și eram destul de incomodă pe sandali, adică... O, ce frumos sunt!
În primul rând, am refuzat dansul pentru că mai devreme am avut discuția cu tine în grădină, în care am clarificat niște lucruri. Ba chiar mi-ai spus, supărarea mea mai mare pentru ieri a fost pentru că în grădină noi doi am purtat o discuție în care tu mi-ai confirmat din nou că tu nu ai nimic pentru Marinel, deși fața ta iarăși te-a dat de gol. Nu, deci eu cred că am văzut foarte bine de aici zâmbetul tău și cum te comportai cu prezența lui. Lasă, Radu, că și tu ai avut zâmbete cu două zile înainte să ne despărțim și după au fost toate sentimentele la revedere. Așa, așa, dacă ne luăm după asta, nu putem să decidem. Bă, asta aici, da. Eu cu Marinel știm foarte bine, noi doi, că nu poate fi nimic între noi și dacă tot dacă tot se interpretează asemenea lucruri, mai bine nu mai interacționăm eu și Marinel, că altfel, nu știu, se ies alte lucruri la suprafață care de fapt nu sunt. Noi doi Cristina și tu de... Dar Cristina, pe tine te deranjează că îl deranjează pe Radu? Dar nu de asta, dar pur și simplu... Dar pur și simplu... Și atunci tu crezi, ești curioasă de părerea lui, că te-a văzut pe tine, că te uiți într-un fel, adică nu mai stai să vorbești cu mine? De ce Radu spune că vai, te-ai uitat cu strâmbii, cu ochii strâmbi la mine, sau? Nu, Marinel, dar... Bine, era o... Cum erai, Cristina, era așa. De unde vrei să-mi la mine? Doamne. Așa era. Doamne, dar nu-i adevărat. Explică-i și Bianca. Nu-i nimic rău, dar ea cu o jumătate de oră înainte în discuția mea în grădină, iar i-am pomenit asta. Nu am nimic pentru Marinel, nimeni nimic. Cristina după jumătate de oră. Nu, uite-te cu Radule, Radule, dar nu povestea cu poate, doar e o companie plăcută pentru Cristina. Exact, exact, Radu. Păi ce, bă, vedeți că și voi vă cam suciți în declarații. Băi, mai știți, ascultă-mă, ascultă-mă. Băi, mai știți și mai mințiți? Băi, stai un pic. Băi, Radu. Nu mă suciți, eu cred că ei place de Marinel și cred asta, dar... Dacă ea soț spune că nu, că da, nu, măi, nu da. Fac. Eu am fost aseară acasă și mi-am analizat mie starea și mi-am dat seama că nu. Nu și nu și nu. Am povestit și cu fetele la hotel, le-am zis. Am vorbit și la hotel aseară la masă. Ia zi, Nona, tu ce ai văzut? Cristina ne-a declarat. Ia zi, Bianca, tu ce ai văzut? Bă, mi-a zis Bianca la hotel. Eu personal nu am văzut nicio chimie între ei. Hai, că acum v-a sucit. Cum? Nu. Așa v-a sucit acum. Ei nu se potrivesc deloc. Faptul că a luat-o Marinel pe soție, că eram incomodă cu sandalele erau urgere, erau... dar asta e altă treabă. Asta sociale. Bun, acum haideți să facem o altă... Ce amuzant. Parcă nu ești fată. Nu, într-adevăr, aseară Cristina și-a declarat gândurile la masă, la hotel, ne-a spus că chiar nu are nimic față de Marinel și se vedea pe fața ei că e foarte, foarte sinceră. Băi, sunteți amuzante, serios. Auzi, Marinel, dar tu ce ai simțit? N-ai cu cine treaba? Băi, eu n-am... Într-adevăr, Cristina, acum nu vreau să... Da, băi, Marinel. Nu, dar chiar întrebat. Da, da, da. De ce așa emoții? Tu ai zis, nu de ce. Eu am explicat. Hai, mă, Radu, termină să... Da, am avut, dar nu în sensul ăla, adică nu că te-aș putea vedea într-o relație cu da, mine. Da, dar asta am spus, adică te-am întrebat, nu? Da, așa emoții, și nu știu. Ai văzut că și palmele mie tot timpul transpire, adică și dimineața. De ce trebuie să dea socoteală cuiva? Păi asta zic. Nu știu, atâta explicat. Radu, pentru tu. Chiar amuzanți, pe bune, vă spun, dacă sunteți amuzanți, cum vă suciți voi și vă răsuciți, așa, Radu, nu știu, alta. Radu, Radu, faptul... Pentru că voi ați insistat o săptămână întreagă că ei place de Marinel și astăzi toată lumea vine și... Dar eu n-am văzut. Pentru că nu s-a văzut. Eu cred asta, Cristina. Eu am văzut asta, frate, Cristina. Ce îți place de Marinel, da sau nu? Robert, am mai spus eu de ori că nu-mi place de el ca iubit. Nu pot să-l văd lângă mine pentru Cristina, dar eu nu vorbesc despre declarațiile tale, că tu pe astea le-ai susține tu totdeauna. Eu vorbesc despre oamenii din casă, știi? Adică Radu, ei susțineau aspectul ăsta. Că suntem nebuni, schimbăm părerea de la asta ca tine. Sunteți nebuni, Radu, faptul că... Nebuni sunteți. Nu, faptul că fata asta ți se justifică în fața ta și ți explică ceea ce s-a întâmplat ieri cu atâta ardoare, denotă că ea chiar nu are nimic pentru Marinel. Lasă că și înainte explica și voi susțineați nu, contrariu. Nu, dar acum tu înțelegi ea după un dans, de ce ar trebui să dea explicații fostului ei? Știu, acum vreți să mă scoateți pe mine la... Eu i-am dat un sfat pe tine aseară. Ai trecut ca Robert, băi. Nebun, nu? Nu, Radu, te rog frumos că exagerezi, nu așa. I-am spus Cristine că dacă își dorește un păcat cu tine, să înceteze interacțiunile cu Marinel. Pentru că, într-adevăr, e în preajma lui Marinel, parcă uite dacă cumva Cristina, de Radu. A zis ieri Cristina că nu vrea să-mi da, poate. Colega mea de cameră, dar totuși nu vreau să... Adică... A zis, a spus clar că nu vrea să se reîntoarcă și că ar fi aproape imposibil. Da, măi, dar nu... A spus-o. Dar ține, ea ține mai mult la Radu, dar ceva și pentru Marinel. Păi asta nu înseamnă că vrea să se întoarcă cu el. Face așa și vorbește așa, pentru că nu am nimic pentru omul ăsta ca pentru un iubit. Eu nu știu că să vă mai exprim, m-am săturat, nu mai zic nimic. Se simte bine în preajma mea atâta, dacă aș fi prieten, că îi dau o stare bună. Rest nu, am declarat și Marinel, în tot timpul dansului, zâmbea. Deci el zâmbea. Asta cu Marinel.
imposibil să nu zâmbesc. Asta cu Marilena am înțeles, ce nu se înțelege dacă ai vrea să te reîntorci la Radu sau nu. Asta... Nu, o dați-ne altele, nu. Da, dar nu dai, vrea altă poveste asta. Doi, acum am zis de dans. Băi, la dans, sincer vă spun, ați exprimat ceva frumos, adică se vedea cumva plăcere din partea amândurora. Da, mă, a fost un dans ca în cenușărea sa. Ați văzut când a venit cu caleașca aia și s-a dus și i-a dus Marinel pantof? Fix așa a fost, ca în cenușărea sa. A luat-o la urmă așa și a învârtit-o cu rochia ei de cristal și a fost tot... Și ați vine și ne spus Cristina asta? N-a fost nimic, n-a fost nimic. Radu, pantof de cristal, nu rog. Radu, recunoști că între tine și Marinel este o tensiune oarecare în ultima perioadă. Între cine și cine? Între tine și Marinel. Nu avem nicio treabă. Eu am mai spus 200 de ori că pe mine nu mă deranjează ce face el, pe mine deranjează doar că v-am spus ieri cu o jumătate de oră înainte de dansul lor. I-am avut o discuție cu ea în care i-am confirmat că acum chiar nu simte nimic pentru Marinel. Dacă eu îl trimit pe ăsta acum să ducă ea la ea să danseze sau ceva, iar o face cenușărea. Marinel în timpul dansului spunea Cristinei să stăm mai aproape, să vadă Radu. Da, așa am zis. Adică și din partea lui Marinel a fost să ți-o întoarcă oarecum ție. Dar ea, văzând că tu ai refuzat-o la dans, că nu ai vrut să dansezi, ea și ea a vrut să ți-o întoarcă. Păi, am refuzat-o la dans pentru că ea a spus din start că nu mai vrea să fie nimic între noi. Dacă chiar era, lăsa orgoliu la o parte. Păi, dar lasă și eu. Nu le întoarce. Gesturile astea pentru că eu am observat că lui Radu îi cam pare rău, înțelegi? Și de-aia am și sărit eu, hai că vin eu să dansez cu tine, pentru că vreau ca el să... Poate să-și dea seama sau să... Trebuia să vă pună melodia din Pasa și Bestia. Dar și eu am făcut tot cu scopul ăsta, pentru că am văzut că el a refuzat dansul. Da, a refuzat dansul. Gata, hai că v-a scos. Deci ai făcut-o în contră? Cum? Ai făcut-o în contră din adins ca să vezi dacă el... El a refuzat dansul înainte de toate astea. În caz că nu te-ai prins, aici fetele multe fac din adins. A, da. Cu rimă. Păi da, când... Nu chiar tot, dar... A, nu chiar tot, o parte da, nu? O parte da. Bun să știu și asta. Mi-a ieșit și fără să vreau. Nu știu de glumă. Când l-a pupat pe Marinel, tu... Gata, Cristina, închei subiectul. Hai să... Dar de ce să închei subiectul, auzi? Te simți încă tensionată? Dar a zis de Mihai... Radu, dar erai roșu aici, lângă mine ieri. Normal, frate. Dacă eu văd că ăsta învârte și ea se simte bine acolo și se hizește cu el și râde la el așa și ducea ochii. Și tu poți să o învârți așa. Poftim? Nu poate. Deci tu poți să învârți așa. Niciodată nu vreau. Ai auzit? Niciodată nu poți, pentru că nici n-ai înălțimea și nu poți să ridici atât de sus. Eu zic, te dovedești. Ha, nu chiar așa. Radu, adevărat, adevărat, Cristina, eu nu pot să te învârc ca Marinel. E altceva când te învârte Marinel. Dar stai un pic, eu am confirmat asta sau ce? 1,90 alea, nu 1,64. 1,69. 1,69 și stai 1,60, 9 cm. Unde te ridic el atât? Ce prieten ai, vezi? Dă treabă. Da. Dar chiar voi doi nu erați prieteni? Ce? Ba, suntem. Salutele meu. Apropo de asta, așa, Mihaela, Radu, voi nu erați dușmani? Nu. Nu. Nu până la dimineață. O, mamă, ce te întorci, Radule. Bianca și Alex, voi cum sunteți? Mulțumim, Ionuț. Mulțumim mult. Asta aștepta Alex. Era să se ridice de acolo, numai nu știa cum să facă să... Nu, păi... Vine și el acolo să vorbească. Păi nu, numai că acum era alt subiect și eu și Bianca consider că suntem bine, deci am zis să vă las pe voi să vorbiți chestiile voastre. Însă? Mihaela, ești în urechea mea stângă. Eu cred să mă concentrez așa. Totodată. Așa. Nu, cum ești, Bianca? Eu sunt bine. Îmi pare rău că nu sunt eu în locul Mihaela și că totuși nu m-ai înțeles pe mine acolo la voi. Vrei să fii aici între mine și Alex? Eu am crezut... nu neapărat asta, că eu nu țin la loc. Dar zic, în locul Mihaelei. În locul Mihaelei, în casa băieților, Robert. Păi da, adică lângă Robert. Da. Nu era asta ideea, dar chiar și dacă eram lângă Robert, mă descurcam. Bianca! Ieri în casa băieților, când ai venit aici la băieți, ai avut niște discuții cu Patrick, am înțeles. Poți să ne spui despre ce a fost vorba? Nu pot să spun despre ce a fost vorba, că au fost niște discuții așa, pe lângă subiect. Și plus că eu mai mult am discutat cu băieții despre alte subiecte, despre Patricia, faza cu Mihaela. Și apoi Patrick s-a alăturat la sfârșit și am fost în casa. Da, pot să zic și eu, Bianca, faza aia cu Patricia de zicea sus că îți pare rău, dar totuși băieții au făcut o strategie și că... A zis că dacă după aia am fost noi în casa fetelor, eu cu Radu, și am spus, Patrick, n-am fost o
strategie împotriva ta, efectiv a fost o nebunie de-a noastră pe moment. Păi și acum, sincer vorbind, chiar se simte și s-a văzut ca o strategie. Și pentru Patricia, până la urmă, e normal să simtă așa. Corect, Alex, e corect ce spui tu. Poate să simtă ce joiește ea, clar. Dar nu i-a spus cum a fost treaba. Da, nu zic că ați făcut voi o strategie sau ceva. Cum zici tu, a fost pe moment, într-adevăr. Numai că ea e îndreptățită să creadă chestia asta, pentru că, din perspectiva ei, chiar așa a fost. Da, corect, așa este. Auzi, Marine? Da. Două săptămâni în urmă. Da, n-am ce să fac, că de-abia am apărut. Și fac și eu ca Robert. Tu de pe Bianca e infractorul. Să vorbească. Stați un pic, că nu s-au auzit fata. De pe ce site-uri faci comenzile? Dar eu nu m-am referit neapărat la tine. Păi, cum nu? În primul rând, dacă stăm să socotim așa, eu am cerut 3 nume, nu? Și le-ai primit. Și n-am primit numele alea, adică am comandat Denisa, Elena și... Andreea cu... Andreea cu... Nu mai știu ce comandat. Am uitat că n-am mai cerut de mult. Și gen, am primit Denisa, la asta mă refeream, nu că vai, Doamne... Păi așa, un mix între Elena și Denisa. Auzi, adică nu te referai fizicul, gen, sau fața. Nu m-am referit la fizic, neapărat. Că râdeai și ziceai că... Păi da, eram... Ce comanzi și ce primești. A, păi asta e clar. Nu, la așa nume se referea, la nume, la nume. Referit neapărat, nu. Da, am zis eu la de nume. Tine ceva că ești într-un fel sau cum, am zis că ești frumoasă. Am zis vreodată, Erisa, Denisa, de tot acolo e. Ce mai contează? Da, ce mai contează? Nu Erisa, Larisa, Denisa, tot are. Mă înțelegi? Deci nu era cu răutate, să nu crezi că am zis-o cu răutate. A, ok. Eu îți spun din ce s-a întâmplat pe parcursul emisiunii aici în casă, poate confirma asta și Bianca și Ionuț. Mereu când ai tracte cineva nou în casă, părerile sunt diferite față de cum ai în momentul de față o părere despre persoana respectivă. Adică și când au venit la noi în casă băieții aici, noi mereu am făcut Caterinca când erau la fete și așa, dar ne-am schimbat părerea pe parcurs. Da, nu știu. Adică aia este o chestie de... Uite, eu așa, în prima zi când am intrat în casa fetelor... Nu l-am serios. Nu mi-a intrat în minte niciun nume, adică... Nu știu dacă v-ați uitat la episod, dar eram așa. Nu ți-a plăcut de nicio ce fată. Ce caut eu aici, știi, gen? Dacă o luăm după, așa, nici acum nu e. A doua, a treia zi, chiar am zis că Ionuț, bă, zici că sunt alte fete, nu Ionuț, sau cum a zis, nu? Da. Era total schimbat, adică erați altele, dar atunci... Dar și s-au mai schimbat câteva între timp. Dai seama, erau și emoții și alea, dar e ok, nu... Nu trebuie să iei nume de rău, Erisa, asta nu, oricum... Okay. Marina nu se supără, ok. Dar nu e vorba de supărat, că nu cred că am făcut Caterinca de ea și nu mi-am bătut joc de fată. Mihaela, cum te simți acolo în casă că ești lângă Robert? Foarte bine acum... E altceva asta. Nu s-a așteptat la întrebarea asta. Nu, că mă uitam la canapea și zic chiar m-am asortat cu canapea. Chiar te-ai asortat. Da. Și ești cu perna asta, cu pantalonii. Da. Hai, Mihaela, nu fugi de la întrebare. Mihaela, dă răspunsul, nu fugi de la întrebare. Cum te simți lângă Robert, așa era, nu? Bine, liniștită. Simți că-ți bate mai bine ca el? Ieri am fost agitată. El pare puțin încordat, de-aia te întreb. Eu nu, așa sunt eu de normal. E înghesuit acolo, mă, nu e aproape de... Hai, mă, Robert, așa ești. S-a înghesuit. Nu, eu nu, eu sunt ok. Înghesuit cu mine. Hai mai încoace, Mihaela, pune-te acolo. Dar nu ți-am mai văzut mâna cum stai așa, Robert. Nu ți-am mai văzut poziția asta. Ce anume? Nu ți-am văzut poziția asta. Face inimă. Ce vrei să stau pe pahară? E o inimă, ai domn. Să ne punem așa două pe... Dă-i tu așa mereu, Robert, pe canapea acolo. Nu, caută scuze, dar nu le găsesc. Nu, stăm bine, noi suntem prieteni foarte buni. Stau, niciodată nu m-am văzut așa. Uitați-vă la episodul, o să mă vedeți. Nu, bine, Mihai, ce planuri ai acolo cu toți băieții? Ce planuri am? Da. Nu știu, să dansăm. Ce-mi plac pantalonii, mie mi se poate. Te miști aici. Au schimbat tema gata. La muncă te punem aici. Vedem noi, după ce se închide conexiunea. O să tragem ham tot. Laurențiu, dar nu ești atent aici unde se vorbește. Eu se uit acolo la cineva, nu știu la cine, dar... Auziți, băieți, dacă vă pare rău, o să mă chemați, că știți. Nu, întrebați-l și pe Ionuț cum se simte aici în casa. Ema, acum pe buza de sus, așa. Știi că e filmat acum, știi? Ai grijă cu dinții. Ema, ești full cadru. Dă-i un pup la cameră. Dar nu mai da. Dă-i un pup la cameră. Așa. Mai jos tu. Mai jos, îi dau. L-ai simțit, Patrick?
Pentru băieți, frate. Dar Ionuț, tu ce planuri ai în casa fetelor? Asta e mai important. Surpriză, Alex, surpriză. Că știu că tu ești mai inventiv de fel. Știu că ai idei așa mai... Are planuri mărețe. Să nu schimbați cu soarele, aveți grijă. Din Cristina? Are planuri mărețe. Nu se poate. Păi mereu are planuri mărețe. Nu știu, că el cred că nu vrea să o cheme pe Mihaela, vrea să fie altă fată întâmplător. Da, dar o să-l cheme pe Ionuț. Pare rău, așa s-a întâmplat. S-a întâmplat așa, îmi pare rău, nu pot. Ianca n-a ghicit. A fost wow. Nici de data asta. Eu nu vreau să fac. Am rămas wow. Dar întrebați și Patrick și Nona să vorbim. Nonuța, Pătricuțu, ce faceți? Suntem bine. Mai tare. Consider că suntem bine. Tipa Patrick! Te rog frumos, Radu, să nu mă mai întrerupi când vorbesc. Mai tare. Am spus că suntem bine. Mai are glas, mă. Eris, am vis să faci un dans aici, să mai ridici ăsta. Ionuț, încep să devii prea amuzant pentru gustul meu. Ce se întâmplă? Pe râde, Bianca, la gândurile tale. Aoleo. Prea hazniu pentru... A prins ea o dumă. Pentru casa asta. Oh, nu. Poftim? Lasă-ți vorbească Patrick cu Nona puțin. Dar zicea că e bine, a repetat de 3 ori că e bine. Cât mai voi să zic că e bine? Te-ai supărat, Patrick? Nu. Sigur? Da. Păi ce? Nu supărat. Nu supărat. Ești abătut, Patrick. Da, așa. Și Nona. N-am auzit deloc astăzi. Normal că suntem abătuți pentru că se speculează foarte multe chestii pe internet. Nona. Nu e destul de ok și se întâmplă. Dar nu, chiar nu mă interesează. Adică e ceva normal să te afecteze. Râșitul. Eu? Atât. Până acum a stat pe față. El ca normal bărbat îl presează psihologic, cu siguranță, și sunt careva nopți deja nedormite din cauza la chestia asta. Dar trebuie să petreceți mai mult timp împreună și să încercați să dați puțin uitării. Eu, sincer, personal, nu sunt. Sunt așa, nici cum, nu știu. Încerc să văd mereu bine, știi? Și ca ideea că păreți puțin că sunteți stinși, așa, știi? Da. Poate ar trebui să vă dați un refresh, că, până la urmă, sunteți aici amândoi, sunteți bine, nu sunteți... Nu, stinși și ne vorbiți, au și nevoie să vorbească. E, lasă că să văd asta, dar nu... Bă, nu mă presează așa. Nu știu, parcă acum e o perioadă care simt că se clatină lucrurile și depinde de noi să ținem totul sus. Înțelegi? Asta este tot. Dar vă doriți să țineți totul sus? Clar. Clar. Atunci asta e cel mai important, dacă vă doriți sau nu. Eu mereu când mă văd cu ea, nu știu, mă încarc destul de bine... Dimineața intru bine dispus în clădire, tot ok, vin aici. Nu. Am intrat sus bine dispus. Lasă că nu-i momentul. Acum râdem, noi râdem, dar nu-i momentul. Intru aici, parcă mi se schimbă puțin starea. Apoi, după ce mă întâlnesc cu ea, revin din nou la normal. Așa că rămâne doar să ne vedem. Mai schimbăm o vorbă. Păi și de ce atunci ieri când băieții trebuia să o leagă o fată, nu ai strigat și tu Nona? Eu am spus în primul rând Nona, dar știam că auzisem în cor că erau alte nume, așa că oricum era nul ce alegeam eu și nu cred că era... Păi uite, pe Robert nu l-a deranjat că era nul, tot a strigat Patricia singur. Omul s-a dus pe filmul lui, eu oricum n-am... El era în filmul lui? Fiecare cu filmul lui. Păi da, fiecare. Nu era singur. Eu speram să o chemați Cristina, prima. Care e filmul tău? Dar chiar, de ce n-ați chemat-o pe Emma? Da, chiar. Dar și Mihaela nu-i bine acolo. Dar întrebați-i pe Radu. Dar nu se de ce Radu și Marina, că i-au strigat cel mai tare. Că asta, de ce? Asta care e problema? Că m-a mirat și pe mine. De ce a strigat Radu? De ce a strigat Radu, Mihaela și nu Emma? Asta dacă era vă lăsați să explic, Robert, am să te explic. De mult. Eu nu te las? Sincer, acum. Ok. Am ales să strig Mihaela, deoarece am zis să aduc o companie plăcută lui Robert și să-l mai bine dispui și pe el. Și dacă mă gândeam că dacă el va petrece mai mult timp cu Mihaela, poate se vor apropia mai mult. Nu, dar pe bune, teoria lui Marinel de ieri chiar e palpabilă. Dacă Mihaela stă lângă Robert și cumva eu o să-i mai mult, da, poate, o să fie mai liniștit Robert. Da, poate mai liniștit, că... poate... Dar eu aduc o oarecare liniște, Robert, trebuie să recunosc. Aia e, că mai potolești. Mă gândesc, poate îl mai temperează Mihaela. Dar acum serios, un om care știe că îl place o femeie, care stă puțin ca pe ace să nu-i dea de înțeles nimic, cum poate fi mai liniștit? Eu cred că Robert o să fie mai stresat. Asta e ca bine. Să nu-i dea de înțeles Dar măcar nimic. Și mai ales dacă cei din jur tot caută, știi, să te înțepe. Dar depinde, Robert. I-ai dat motive, i-ai zis dacă asta. Dacă stresul înseamnă liniște, e ok pentru băi. Nu este liniște, ceea ce vreau să zic, ai dreptate, că ai zis bine. Și zic mai ales...
Și dacă cei din jur stau la pândă să vadă dacă faci mai specială sau ai făcut vreun gest, să-i zică, vezi, uite, îți dă speranțe. Nu deci vedeți, nici acum nu-i bine că a strigat pe Mihaela, adică nu... Eu n-am zis că nu este bine. Am zis că ce azi Bianca, așa... Mihaela, tu deja presupui că... Vino acasă, că mă duc eu acolo. Nu, presupuneți voi. Cum? Voi nu ai zis acum că o să se bage, că presupuneți voi că după ce ia cecul Mihaela, două săptămâni sunt cu ea... Deci schimb omul ăsta, frate, vorbim de cec acum. Băieți, cred că ar trebui să vorbim de Mihaela. Eu nu m-am apropiat de Robert pentru... Mihaela, vino acasă. Sper că nici eu. Mihaela, eu zic că așa o să fac. Tu cum crezi că va fi această perioadă? Cea mai tare din viața ei. Nu, eu mă bucur de experiență. Am înțeles că nu-și dorește să avem o relație. E ok, nu am... Deci nu o să interpretez nimic, poate nu. Băiatul să fie liber. Nu, sigur, da. Asta nu am așteptări, nu. Iar mie mi s-a părut că te-ai supărat pe mine pentru că am îmbrățișat toate fetele și nu doar pe tine. Că ai vrut exclusivitate, dar nu poți să-ți oferi exclusivitate dacă nu îmi doresc ceva. Dar chiar ca și prieten poți să oferi exclusivitate. Păi nu, că după aia să dă înțeles. N-au zis băieții că fata care te place, dacă tu îi dai exclusivitate, ea înțelege cu totul altceva. Nu, n-au zis băieții, a zis Ionuț. Robert, dar uite-te la Mihaela pentru că vorbești cu ea. Ce înseamnă că tu faci ce spune Ionuț? Nu, nu fac ce zice. Adică dacă spune Bianca ceva pe mine, mă manipulează Bianca, dacă spune ție Ionuț pe tine, nu te-o manipula Ionuț. Mie nu mi-a zis nimic Ionuț ca să fac, să-ți dau exclusivitate. Vrea să-mi caute nod în papură, să fac asta, dar n-am făcut-o. Dacă ascultam pe Ionuț, îți dădeam decât ție îmbrățișare, înțelegi? Frate, nu l-am ascultat. Dumnezeule Sfinte, apără-mă, Doamne. S-a zis după. Laurențiu, noi fetele am văzut cumva o conexiune mult mai mare între tine și Ema în Camerele Roșii, adică mai multe gesturi și tu ai afirmat ieri că, de fapt, între tine și Patrice e mai mult. Fake news. Era strict legat de ce am simțit eu, nu? Nici nu am avut prea mult timp cu Patricia sau... Deci n-am mers în aceeași direcție în care am mers cu Ema neapărat. Sunt de părere că trebuie să-ți dai cu reveneală și să te mai gândești odată. Nu, eu afirm în continuare. Am mai auzit asta. Susțin ceea ce am zis. Ok, mai ai dreptul la o șansă să te răzgândești. Dar lasă-l, frate, să zică ce simți. Deci, l-accepti înapoi? Dar s-a văzut altceva. De asta toată lumea are dubii în privința lui. Ema, mi se pare mie să ești geloasă. Ce are de câștigat dacă sunt privința lui Laurențiu? Sau așa înțepată. Mi-am luat gândul, cred că de vreo o săptămână sau cât a trecut. Serios? Deși de la bun început, când am intrat în casă... Inima mea e la Marinel. A ta la mine? Da, Marinel. Oamea la tine. Suntem amândoi îmbrăcați sport. Ce ok, astăzi o să... Vrei să facem ceva activitate împreună astăzi? Dar sport facem. Păi și la Urețiu e sport. Și facem exerciții acolo, facem flotări, urcăm pe scări. Puteți să faceți toți trei. Facem picioare. Nu, aleg pe Marinel. Vă antrenează la Urețiu, pe amândoi. Deci, într-adevăr, simți o conexiune mult mai puternică cu Patricia. Mult mai puternică. Eu și când am intrat în casă și am făcut top 3, eu am băgat-o pe Patricia în top 3, nu? Dacă din partea ei nu a fost, m-am resemnat, nu eram genul. Tu ai făcut altceva, adică mergeai către Ema și doar pe Ema. Ema când în secret o iubeai pe Patricia, gen. În secret, că nu aveam niciun gând în față de Patricia. O iubea, cum exagera, frate, nu o iubea. Nu am avut niciun gând față de Patricia. Băi, era în ghilimele, stai, mă. Nu te păi tu acolo, mama. Dar nu a spus-o serios, Marinel, chestia asta. Bine, subiectul e închis, oricum a trecut, sincer, nu mă interesează. Deci, Marinel, ce activitate ai pentru mine astăzi? O să vin acolo la tine și o să vezi. Vii la mine? Astăzi sunt mai bine, da. Acum, între tine și Marinel e ceva serios sau... O glumă. Nici eu nu mai înțeleg. O glumă, e clar. Păi cred că din partea mea ar putea să fie ceva serios. Da, glumim că i-am făcut compliment, e adevărat acel compliment. Dar ce facem noi? Ne jucăm acum. Dar ți oricum ți-a plăcut de Marinel. L-am simpatizat, da. Îi place ce ai. Hai, Marinel. Băi, da, Marinel, dar voi nu știți că eu mă așteaptă un băiat în Casa Iubirii. Păi, dar ea așteaptă un băiat așa, i-am zis și ieri. Ea așteaptă un băiat înalt, ea așteaptă un băiat cu căprui, ea așteaptă un brunet, ea așteaptă un cântăreț. Uite-l, sunt perfect. Dacă tot mă vrei Marinel, eu... Nu, am caut fericirea. A făcut o cerere la cameră. Am trimis un mesager pentru cineva. Pentru un fost concurent. Serios? Da, tot cântăresc, cred că e, nu? Tot înalt. Cântăreți? Brunet. Alt ca și mine nu există. Ba da, cred că mai înalt ca tine puțin. Și are, un zâmbet, are un zâmbet mai frumos. Ciodată. E și mai brunet. Ba, eu cred că da. Ciodată. Mai înalt, nu, sincer... Dacă tot fata nu are cu cine, este și normal să aibă așa o acitudine. Dacă nimeni nu mă place. Cred că toți te plac în secret. Laurențiu, tu ce faci? Ce? Tu? Story time. Ești cu noi aici.
Nu, ascultă. Și o privește pe Patricia și o divinizează acum. Cred. Uite la ea. Dar mai ajungi departe, la secret. Păi de ce, Cristina, de unde până unde? Păi se vede cum te uiți așa. Da, că nu mă aud. Dar ce, e geloasă, Cristina? Dar nu, Doamne, iartă-mă. Dar de unde știi că se uită la mine și... Eu cred că Marinel... Marinel. Oh, Doamne, ferește, numai la Marinel. Marinel, tu mă la urechi se uită în oglindă acolo. Serios. Vezi cine vede bine. Vai, ce narcisist. Ne facem relația afară, Emma, când ieșim. Mihaela, mă așteaptă să fii mai zâmbitoare în casa băieților. Cum? Mă așteaptă să fii mai zâmbitoare în casa băieților. Uite, acum nu ai ochii ăia așa mici. N-ai ochii ăia mici. Așa era. Băi, dar știți care e faza? Tu ai lângile sau ce? Marinel, eu am venit în casa fetelor aici, stau lejer, frumos, uite-te cât de liniștit stau. Uite-te la mine. Vrei să beți paiul, nu? Ați chemat-o pe fata aia acolo și uite-ți să vă ce înghesuită stă acolo. Păi nu știu de ce e așa, stă... Păi nu, doar că Alexandru stă așa cu spatele la mine, dar e ok. Mi se pare că Mihaela are o poziție legală. Te deranjează? Pare că stai... Pare că are așa, ai o să stai cu spatele. Dar e pune tipa lui Alex, cu ei, vreau să dau importanță sau ceva de genul. Mihaela, pe ce te stau așa? Dar Mihaela n-are legătură, numai că eu acum dacă mă las pe spate, mi se pare că din potrivă stau destul de înghesuit așa. De asta că stau pe față, am toți voi aveți... Dar nu are viziune, nu vede. Dar uite, dacă te deranjează, îmi pare rău. Îmi pare rău, trebuia să-mi spui asta din prima și acum stau pe spate. Micaela, trebuie să ai o privire mai artistică. Te uiți la spate, nu am zis, la mult, place, una alta. După aia zici că de ce se uită. Ei, nu am nimic. Măi, dar ați observat că o persoană îndrăgostită găsește probleme în orice și oricine, dar nu în persoana în care de fapt e sămânța problemei. Nu vezi nimic când ești îndrăgostit. Oricine ce ți-ar spune, nu vezi. Păi și consider că ar trebui să găsești niște defecte în mine atunci? Păi îți dai seama că ai, stai liniștit, că nu ești... Sunt sigur că am putut să avem defecte. Te refer la tine, te refer la Alexandru, da, Alexandru nu vede la tine, da. Nu, probabil da, nu, Mihaela, dar ce defecte ai observat-o la mine? Sau putem să o mai luăm și altfel. Adică tu ai defecte. În context, pe misiunii, le vezi, dar ce să le maschezi, ca să... Da, așa, șef, poate și cu asta, că nu vezi tu defectele lui Alexandru sau nu le zicea că nu vede Mihaela în tine. Păi dacă le vezi, în ce să le accepti? Păi acolo era aluzia, dar Mihaela, cum a simțit că Robert e cumva atacat sau a dus în situație, mi-a întors-o mie. Dar nu era chiar de rău. Eu nu eram în situație, erați voi. Acum nu mai... Dar de ce vorbiți despre defecte? Perfecțiunea nu există și, de fapt, poate iubim defectele. Deci, am uitat tot ce ai. Nu înțelegem că Radu-i defectuos, dar oprește-te. Ok, deci n-ai făcut acum defectuos. Hai, închideți conexiunea. Cum bine știți, doamna Andreea m-a mutat în casa fetelor și acum sunt la ele aici în vestiar și le aștept să vedem ce părere au despre asta. Stăm aici, le așteptăm pe fete. Dă-te așa că sunt doar camera. După paravanul ăsta aici și când vin ele, le zic să stai acolo, că mă schimb, să vedem ce zic. Mă uitați și la fete aici în casă. Le dau de noi. E dezastru și la ele. Stați acolo, fetelor, că mă schimb. Mă schimb. Păi nu sunteți colegii mei de cameră acum, ce vrei? Bună, suntem cu Ioana. Haideți, că acum suntem toți aici, hai. Dar se poate? Păi cum să nu se poată? Nu m-au schimbat din casă. Io! Da, uite cum vin colegele mele. Toate. Filtru, toate. O să fim frumoase. Să fiți frumoase, că știam că sunteți urățele și am zis să... Uite-o și pe Patrick. Uite-o și pe colega mea. Tu cauți aici? Păi nu schimbăm. Tu ți-ai lăsat bluza asta? Nu, ăla nu e dresul meu, îmi pare rău. Ce faci aici? Păi nu m-a trimis pe mine în casa fetelor. Ioana, ce frumoase erai. Noi, fetele, am apreciat că Ionuț a pus un filtru și arătam toate super. A, da. Inclusiv el arăta mai bine. Dar ai văzut că l-a pus și înainte de noi. A rămas toate, wow! Chiar mă miram. A zis că a pus filtru că voi sunteți urâte și să vă facă mai frumoase. Nu, voi și l-a pus lui în primul rând. A zis că era noi. Ele, nu urâte, urâte. Te bag eu acolo unde ziți loc. Eu eram urât. Un pic mai urât. Ele sunt niște prințese. Păi și că ce? Oricum, foarte frumos gestul lui, că vrea să aibă amintire cu noi. Da. O să vă dai da, video. Da, episoadele pe YouTube nu sunt amintire. O amintire mai personală. Bine, acum că a fost toată lumea mai personală, așa, da? O să apară și pe YouTube. Ce ai vrut să-mi zici, Radu? Că voi toate ați rămas wow când ați văzut filtrul, wow. Mai ales Cristina, că l-a luat de gât. Wow. Ai avut o vorbă. Eu nu, eu mă bucuram de fața mea oricum. Adică când am fost în vestiar la voi, eu nu aveam filtru. De când la cu ecusonul. Dar nu aveam filtru.
Ai văzut ce ți întoarce Robert Radu? Că mai ales Cristina. Că eu când am auzit-o, bă, Cristina cu Ionuț, așa am zis, wow. Wow. Te-ai stopat cu Cristina. Wow. Cristina, fă-mi le ignoră. Nu mai pot. Nu mai poate să le ignore. Poate Cristina, frate. Dar Nona, de ce ai fugit așa pe ușă când l-ai văzut pe Ionuț? Că te-ai întors direct și nu, m-am avertizat. Nona a ieșit din vestiar și a avertizat fetele, aveți grijă că este Ionuț, că noi începem de pe hol să ne dezbrăcăm. Eu nu mai țin minte care și cum a fost faza. Mi-a stricat planul, Nona. Mi-a stricat prin dezbrăcate pe tot. Aia. Atât știu, eu când am intrat, o fată m-a luat de mână de la ușă, ieși, că e un băiat la noi. M-au intrat cu foc când a zis că e cineva. Și eu am intrat în forță și într-o dată mă trezesc. Dar ce băiat? Nu, e un băiat la noi, ieși! Glunț. Eu nu trebuia să le lași pe toate să intre, să stai după paravanul ăla? După aia să ne încui acolo. Dar am intrat greu, adică nu foarte... Foarte Nona. Greu. Da, greu. Teamă. Nona, încearcă, te rog, să îți revii puțin și să fii mai activă, să fii tu așa cum te cunoaștem cu toții și principalul motiv pentru care ar trebui să faci asta este faptul că, uite, ai un băiat aici care ține la tine și care te iubește și e tot timpul lângă tine, indiferent dacă e de bine sau de rău. Pentru că hai să zic o chestie, Patrick Sus era foarte bine dispus, era plin de viață, am făcut caterincă cu el, am râs, am zâmbit, dar în momentul în care el te vede pe tine în starea asta, parcă îi se schimbă și lui starea automat. Instant. Și automat vă transmiteți unul la celălalt. Și nici nu e ok ca tu să faci pe plac la ceea ce se vehiculează, știi? Da, nu fac încearcă, plac, mă... Ok, dar încearcă atunci să-ți revii puțin și să-ți dai un pic de viață, știi? Azi mă simt cu mult mai bine față de ziua de ieri, dacă sincer, avem nevoie să ne vedem, să, într-adevăr, să petreci mai mult timp. Asta zic, că îi dai din starea ta, ai transmis și lui, știi? Și uită-l și pe el, zici că e legumă. E, leguma mea frumoasă. Așa se mai transmite. Și s-o mănânci. Băieți, astăzi avem camere roșii. V-ați gândit pe cine chemați? Pe tine, Ionel. Dar chiar oare aveți voi? Vezi că încep și eu cu glume de-asta. Păi, dacă ești acolo, fratele meu, ce vrei să fac? Te-o luat, fratele meu, auzi, sora. Sora mea. Exact, fratele meu. Rosmarinel, vrei să-i atingă calote? El e bărbatul nostru. Că aici sunt cadânele mele. Haideți, fetelor, să facem ceva. Haideți. Și e supărată cu Sinica? Nu. Ce s-o? Da, chiar ai părut fericită, sincer, la dansul ăla. N-am avut ce să zic, pe bune. Da. Nu mi s-a părut. Am zis că da, într-adevăr. Nu, eu vedeam că și ascundea privirea. El se uita în ochii ei, dar ea se ferea cumva să se uită în ochii lui. Stătea și greu pe sandalele alea, adică am văzut că ești în fața lui. Nu, mă, el a fost pur și simplu... El, de obicei, când se uită la mine și zâmbește, automat zâmbești. Că așa sunt, adică... Nu știu, ca persoană... Dar Radu, crezi că face asta așa că e... Chiar e afectat? Sau nu e afectat, eu nu cred că e afectat. Sincer, pentru că aseară am văzut starea că făcuse... un live și nu... Bă, oricum, faptul că atunci când pleci de aici, sincer, te mai relaxezi, adică nu mai poți mai fi la fel, știi că, na, iei și aer și cumva te mai relaxează toată chestia, n-ai cum să fii la fel ca aici tensionat. Dar mie mi s-a părut că era destul de... De agitat? Păi era roșu la față, ce-ai făcut? Serios? Da, serios, era roșu. Era negru, nu roșu. Și eu ieri l-am văzut că era agitat, că eu m-am dus în grădină, știi, și... Era deranjat, într-adevăr era deranjat. Îmi place aici la voi. Cauza lui Robert? Nu, neapărat, adică nu am venit pentru el, am venit pentru toți. Bine, eu am petrecut foarte puțin timp cu voi. Da. Adevărul e că... Eu am petrecut foarte puțin timp și în ultimele zile în care tot m-am cerut, totdeauna am zis că nu pot. Nici nu am mai insistat, nici eu. Și acum chiar m-am bucurat când am auzit numele meu. Ce faci, Mihaela? Zici că ești educatoare. Mihaela. Zici că ești educatoare. O să mă gândesc, hai să jucăm de un biliar, vrei? Da, hai. Haide. Mie mi se pare că el acum s-a mai întors, acum nu știu ce să zic. Da, dar nu știu, îmi pare schimbător de la zi la zi, uite. Uite, când am fost în cameră cu el, în camera roșie, și a spus că Radu ți-a provocat Cristina o anumită reacție și el a spus o reacție de alergie, o reacție alergică. Alergică. Și după două zile s-a întâmplat asta de m-a chemat în grădină, adică se schimbă așa de pe o zi pe alta, nu știu.
mai ai încredere în el. Cred că probabil și orgoliu un pic în el, știi? Mai mult orgoliu. Dar el acum chiar să vrei să facă un pas spre tine, că știi că ați fi judecat, știi că n-a să fie înțeles. Nu destul că el acum e tot internetul e plin cu... Nu, mai prea e, nu. Ia lasă-mă, te rog, că am văzut asta. E plin. Pe fiecare live-uri el pune grește lumea din cap până în picioare. Da, eu n-am făcut asta, dacă așa ales să facă... Păi bine, el a greșit, dar... Și-a asumat mă asta, adică... Da, și-a asumat. Te duce. Da, acum, dacă el ar vrea să facă un pas prin dânsa, el a să fie judecat mai grav. Poate chiar și ea, acum. Da. E foarte aspru. Da, plouă, mă faceți ce simțiți, știi? Da. Mă crezi când spun toate chestiile astea legate de ce văd eu între... Adică reacțiile Cristinei legate de Marinel? Da, eu te cred. Dar am discutat cu ea în camera seară. Și de faptul că oamenii aici așa au schimbat perspectiva în legătură cu chestia asta? Da, nu știu ce-o discuta ele, că eu nu am stat cu el la masă. Și... Uite, Mihaela, te las pe tine să dai prima. Ia tacu. Vezi, Radu, când vrei tu să zică lumea că, bă, chiar îi place de mine, acum asta am tot să vii din partea asta. Bă, dar Robert, unde-i? S-o dus la fete? La baie. Am crezut că s-o tira la fete. Nu, degetele să stea, tacul să stea între degete aici. Adică tu trebuie să ții mâna așa. Ține mâna așa, te rog, pe masă. Așa, da? Așa, da. Așa. Și faci așa, uite. Cu mâna cealaltă, fixezi tacul către bilă. Și lovești cu putere, Mihaela, ca și cum l-ai lovit pe Robert. Nu m-am gândit la rău, mă gândeam că mă gândeam mai bine. Nu ții bine tacul. Vezi că nu ține bine tacul, vezi că nu-i bine, așa-i? Uite, încă o dată, așa. Mai în spate tacul, pune mâna. Așa? Și nu ține ca și pe pic, dar dă-i spate. Uite cum te învață, la habar n-are să ține tacul, nici așa. Nu, păi de ce nu mă vezi tu? Iartă-mă, Robert. Pune mâna așa. Iartă-mă, Robert. Robert. Pune mâna așa. Nu. Uite-te. Pune mâna așa. Așa. Du degetele așa. Nu, degetele astea le duci așa și ăsta ridici. Așa, lipește. Nu. Pune mâna așa și ridici degetele astea și lipește așa. Uite, duci asta așa. Așa. Proptește arătătorul și îl ții așa. Ai dat. Nu-i pentru mine. Știind că persoanei respective îi place de tine, eu n-aș putea să am momente din astea să-i creez în continuare speranțe. Că nu înțelegeam la ce vă referiți voi. Bă, îi creează speranțe. Robert, nu o să vină nimeni pentru tine. E sigură? Le zic acum. E sigură? Pentru că noi suntem unul pentru altul. E sigură? E sigură. Mai vedem. Mai bine te împaci cu Radu decât cu Robert, așa-i? Sincer. Am văzut că ați căzut pe jos. Nu place să mă întâlnesc bine cu nimeni, parcă nu. Cine a căzut pe jos? Tu cu Radu. Dar dacă vrei să te împași cu el, eu zic că nu ar trebui să te intereseze de ce zice lumea pe internet. Știu, dar nu e vorba neapărat de ce zice lumea, e vorba de... De ce simt eu și despre ceea ce s-a întâmplat. Știi că, cumva, dacă omul îți spune anumite lucruri de genul, nu mai poți să ai atâta deschidere, da, okay. Deschidere în fața lui, astea, știi? Okay. Sunt de acord cu tine, doar că dacă e mai mare dorința de a te împăca, crede-mă că o să uiți toate chestia asta. Chiar dacă sunt ele filmate. Păi uite, da, uite, dacă se mai întâmplă încă o dată, se întâmplă ceva mult mai... Aia da, dar nu poți să mizezi... Nu știu la ce să te mai aștepți. Corect, dar nu poți să garantezi pentru cineva niciodată. Păi ca asta niciodată, clar. Adică... Dar nici nu poți să mai ai încrederea pe care ai avut-o sau dar deschiderea aia. Dar tu nici nu mai azi de dorința să mai fii cu dânsul. Se vede că... Da, se vede cumva că te-ai detașat. Nu de tot. Oricum, el în casă la noi, în general, el e cel mai apropiat dintre toți. Da. Așa că e ceva normal că să aibă ceva, dacă să vrei să împași, nu. Tu nu vrei la fete, Radule? Eh? Nu vrei la fete, Radule? Nu la tine, vreau să mă distrez cu Mihaela după ce o învață instructorul. Bă, ar fi interesant acum să ceară Robert la fete. Eu când am văzut că nu e aici, am crezut că era fete, zic, băi, pe bune. Ar fi. A mea, zic, zic, se duce. Ar fi în stare, da? O se ducă la un moment dat, da. Și o să zică, și după o să zică că el s-a dus la fete, că oricum stă de ajuns cu Mihaela și vrea să le vadă și părere sau ceva de genul, știi? Da, păi o dă că dacă să crede de speranță. Exact, gen. Și o dă că... Bravo! Învăț, încet, da, sigur. Bă, și mi-aș dori acum să vină Bianca. Thank you.
cameră. Pot să merg la Alexandru. Dar despre tine și Marian și mie mi se pare că... Te rog. Chiar e ceva acolo din partea ta. Din partea mea? Da. Un vibe mai bun. Dar, poate nu-l recunosc. Eu întotdeauna am glumit cu toți băieții și acum Marian nu, dar o simpatie, față de mine. O simpatie în plus față de ceilalți. Cred că se joacă, de fapt, amândoi, mă, nu cred că... Da. Până acum Marian nu mi-a permis și acum îmi permite, știi? De asta pare ciudat că fac aceleași glume pe care le făceam cu voi. Da, adică nu văd ceva între ei doi. Nu închide. Nu? Tu ai verde pe ochi? Păcate, da. Da, se vede foarte frumos. Mie îmi place cum stă cu culoarea prinse. Dar cu astea, regi, nu știu, ciudat. Deci că sunt mamă vitrigă. Ce zici, Ionuț? Culoarea prinse sau culori mai regi pentru Ema? Dacă te prinde, Ema, culoarea asta. Așa, Ariane, pe rând. Îți pare că roz sau portocaliu sau galben, astea. Cu astea mi se... Hai, redes cu părerea pe rând. Haideți să facem așa, să facem pe Ionuț, să fie un fel de juriu. Îl așezăm acolo pe pup și facem... Să ne dea lor! Hai! Dar să aici pe fotoliu. Catwalk. Outfit. Dar ne dai note pe față. Auzi, noi ne dăm pe față și noi nu știm până nu ne vedem. Până nu suntem toate, gata. Vă întoarceți cu spatele astea care sunteți. Haide din grădină. Hai din grădină. Să ne întoarcem cu spatele, Ionuț, cum am luat pantalonii. Eu nu prea pot să merg pe sandalele astea, să știi. Merg cam greu. Am ajuns să fac casting. Ce mi-am dorit toată viața mea. Ce mi-am dorit toată viața mea să fac casting la femei. Să le iau la întrebări, să le iau, văd, am ajuns să fac. Și Dumnezeu ăsta e prea bun cu mine, câteodată. Oare merge atâta bine? Sunt prea șmecher, nu? Nici mie nu mi-e să cred, sunt prea șmecher, frate. Un pic, te-ai dus mult. Atât, așa. Atât. Nu, no, ce ai făcut? Vrei de nou. Eu jucam cu mâna? Vrei de nou, da. Fii atent. Ai vrut să mă bucur și ai crezut că nu văd. Da, nu. Ba da! Să-mi bagi. Auzi? Pune tacul așa. Pune tacul în vârf cu al meu. Adică dă-i în bilă, dar să-l direcționezi așa ca al meu. Acum tu fixezi, acum. Așa. Degetul ăsta mereu jos. Așa. Deci. Bravo. Yeah! Așa. Deci, eu scot tu iris sunete mai mult. Fă în continuu așa cu părul. Da? Fă cu părul așa. Tu fă cu părul. Tu, Patri, stai. Taci, că noi ne pregătim. Stai o secundă, când vezi la mine aici, face poze, gen, da? Nu. Ce? Stai că a zis ceva. Pă bune, dacă nu sunt prea șmecher. Vezi, mamă, cum am ajuns. Sunt la Canal D. Sunt juriu la fete în Casa Iubirii. Hai să vină fetele. You better work. Hai, Emma, tu, deschide. Prima concurentă, Emma! Poți să te prezinți puțin, te rog frumos? Bună, sunt Emma, am 20 de ani. Nu-i face așa cât. Așează-te acolo, Emma, când termin. Acolo unde? Păi nu, păi când termin. L-ai terminat. Ok. Sunt Emma, am 20 de ani, sunt din Bacău și sunt tânără și neliniștită. Emma, lasă locul! Avem și străine. Da! Bună, cum te numești? Mă numesc Erisa. Erisa, da. Am 25 de ani. Da. Și pot să dau bine din cap. Îți place să dai din cap? Da. Am înțeles. Foarte frumos. Poți face piruete, te rugăm frumos? Foarte frumos. Era să uite cap. Era să mulțumesc uite. Frumos, hai. Mulțumesc din suflet. Andreea Patricia! Aveți pantalon pe dedesubt sau e doar fustița? Pantalon. Aveți pantalon? Da. M-ați dezamăgit. Descade la punctașe. Descade la punctașe. De ce, domnul... Păi nu se poate așa ceva. Păcălim poporul cu televizorul? Păi asta e moda din 2023. Colecție de primăvară. Nu, îmi pare rău. Nu mi se pare normal să vii cu pantalon. Poți să ridici puțin fustața, te rugăm frumos? Nu. Nu. Haideți cu Cristina! Să știi că dacă trebuia era perfect.
ziua o să vă prezint cea mai important, cel mai important articol vestimentar. Stai două, zic, ce bine e. Vă cheamă Cristina ca pe mama, deci atunci eu să știi că azi dimineața m-am citat cu mama. Mama ta, ok. Ca automat un punct. Ok, două secunde. Acest... Două secunde, te rog. Cum fac aici treaba? Vrei să vină Radu să-ți... Uitați. Sunt cadou? Da. Prin partă. Sunt cadou. Puteți face, vă rog frumos, o piruietă? Colaborare. Nu știu. Colaborare? Da, nu colaborare. Ai plătit micinoasă. Aveți și tupeu, să înțeleg. Ok, haide că fac o piruietă. Asta e? Nu știam ce e. Am înțeles. Mulțumesc frumos. Este ok? Tupeul dumneavoastră m-a dat un pic înapoi. Okay. Să știți și faptul că o cheamă și Cristina, mai înapoi m-a dat. Eu sunt convins, nu știu dacă și voi sunteți convins. Tu, dacă ai merge acum în direcția ei și să-i spui... Da, dar n-ar fi la fel încrederea. Băi, asta în timp se recapătă. Eu zic că ea ar da acceptul să mai încerci încă o dată cu Radu. Dar n-ar gândi să se reveze situația asta, frate. Da, deci știu da. Că dacă îi zice ce trebuie, da. O să fie. Dar nici nu trebuie să-i mai zică nimic. Trebuie doar într-o zi să o ia de mână, să o pupe din nou, să... ca și cum să o întrebare. Nu că să fie înapoi, așa, eu așa zic. Nu o să fie așa de ușor. Dacă tu te duci acum la ea și ai luat-o să o pupi, eu zic că n-ar da înapoi. Nu, nici și eu așa zic. Bă, nu știu, se poate să dea din mândrie înapoi, că s-au întâmplat multe. Dar dacă i-ai da o floare și după ai încercat să o pupi, gata, ai terminat-o. N-ar mai era niciodată, dar și fără floare. Se pun în temă. Nu, nu, că nu mă cred că și-are rostul, pentru că n-aș mai vrea să... Adică, nu știu, ea într-un fel că tot zice nu, că zice nu, mi se pare așa mai mult o chestie de mândrie, că s-au întâmplat atâtea între ei. Dar... Aș vrea să mă duc să vorbesc un pic, ea sincer. Tăcere la cameră. Nona. Îți dau până la bucă, te speri? Te-ai speriat de mine, să înțeleg. Da. Sigur, dacă te speri, poți... Sunt din Republica Moldova. Și... Și... Mai mult nu știu nimic. Câți ani aveți? 31. Bun. 31, am zis? Da. 30. Mulțumesc frumos. Dumneavoastră, o să mă abțin să vă dau deocamdată, trebuie să mă mai consult cu cineva să vă dau notă. Dar e ok, luați două. Oare ne întrebăm cu cine? Aplaudați-mă! Mie nu-mi place aerul din Casa Iubirii. Mă numesc Bianca. Aveți un muculeț? Sau? Nu. Nu-mi place să respir. Am înțeles. Nu-mi place să respir, da. Se penează. Nu vreau să simt parfumuri. Să știi, Bianca, că tocmai ce-mi doream să mănânc, dar acum că te văd cu mâna în nas... Îmi doresc mai tare. Simt nevoie de a împărți. Mulțumesc pentru asta, să știi că te depunctez grav. Gata. Vreți să vă arăt? Da, rezultate. Stai să mă spăl pe mâini. S-a dus acum, ce să mai zic. Sper să ajung în semifinal, să fac pirueta. Să uită băieții cum dai, să vadă dacă dai bine. Se râde de mine, se râde. Nu, s-a uitat. Mihaela, dar ești foarte relaxat acum și fericită. Eu? Da, lângă el nu simt bine. Văd. Opa. E rândul tău. Eu oricum, vrei să spun chestie, știam că dacă noi doi o să jucăm biliard, știam că Robert o să fie pe acolo. Da? Tot acolo. Eu am și vrut acolo. Să zic că Robert a trebuit să arate niște mișcări. Tot acolo. Dar la 9. În gală n-am fost 100% de acord cu ce a zis. Mi s-a părut că ați început pe ca lumea și la un moment dat ați continuat-o, că îi dai speranțe, că îi lăsa comentarii și la comentariul ăla că ce n-are loc de mine acolo, dacă pui o virgulă se înțelege exact cum zicea Robert. Eu nu vedeam tocmai greșit, dar acum, astăzi, știind că persoane respective îi place de tine, eu n-aș putea să am momente din astea să-i creez în continuare speranțe. Că nu înțelegeam la ce vă referiți voi. Bă, îi creează speranțe. Prin ce? Da. Că, la urmă, eu zis pe față. Că... E vorba de faptul că fata asta încearcă să se apropie de el. Da. Sub toate formele și modalitățile posibile. Adică să poată să converseze cu el, să poarte o discuție, nu știu, să stea cât mai mult lângă el. Da. Și el parcă îl văd crispat așa lângă ea. Da. Nu vrea. Da, n-a recunoaște asta niciodată. Da, nu vrea sub nicio formă. Dar voi credeți în interiorul lui că îi place? Nu. Ce? Voi credeți că în interiorul lui îi place? Nu.
Nu. Păi zero. O făcea. Bă, da, dacă nu te apropie, o făcea. S-o face doar pentru că el dacă ar vrea și ar avea inițiativă, el oricând ar putea să apropie de Mihail. Da, dar o face pentru ce? Ha? Pentru ce o faci asta? Pentru ștou de afară? Eu aici hai să nu fiu rău, eu pot să iau două variante în considerare. Mă gândesc că poate vrea să o și fiarbă. Hai să o luăm așa. Nu să cred. Să o fiarbă. Da, să o fiarbă așa. Și a doua nu-i place de ea. Nu mă, bă, eu cred simplu că el pur și simplu e normal, are pe cineva de partea lui și ține la acel cineva. Atât. Bun, și atunci eu nu cred că o face neapărat din răutate, Robert, cu chestia asta. E greșit ca noi să catalogăm că face ceva greșit acum. E normal ca noi să catalogăm că el face ceva greșit acum. Da. Adică nu catalogăm pe el. Și parcă la ce spuneți voi acum se contrazice cu ce gândim noi. Nu îl catalogăm pe el dacă face ceva greșit sau nu. Îl catalogăm pe el în ecuația cu Mihaela. Pentru că el în ecuația cu Mihaela nu-și dorește să se apropie de ea, dar nici nu-i spune asta concret. Cumva el îi lasă de înțeles ceva. Mamă, cum spus concret. Dar la cum spune Alex, că pur și simplu crede că cineva este de partea lui și de aia se comportă așa, mi se pare plauzibil. Dar în același timp se comportă, ok, de partea ta, de partea ta, dar în același timp mi se pare că are probabil oarecare frică că dacă o taie complet pe Mihaela, gen, nu o să mai aibă pe nimeni de partea lui și poate de asta. Mă, da, hai să o luăm și altfel. Dacă ești bărbat, da, are o vârstă, dacă ești bărbat, și vezi o femeie care tot caută anturaj cu tine, tot caută anturaj cu tine. O simți că îi place de tine, nu? Da. Dar nu e ca și cum e mică șansă. Dar pentru ce să-i dea, mă, frate? Bă, nu, dacă nu ți place, da, ceva nu-i place lui Robert. Poate aspectul fizic, poate e bună, da, poate e ok, de aici jos, poate nu-i place chipul ei, poate îi place chipul ei, nu-i place corpul ei. Poate nu-i place că e blondă, că gânde. Clar, dar nu asta e relevant. Ideea e că ar fi bine să spună direct: băi, nu-mi place pentru că X. Da, nu să așa, știi? Asta e problema. Ce face greșit? Că el spune: nu-mi place pentru că tu la camera roșie te-ai luat pe eu, nu-ți numai pe mine, ca tot ce mai bărfit. Da, aici aveți dreptate, pentru că dacă era să, bă, nu-mi place că, bă, nu-mi ești pe genul meu sau pe mine. Eu nu cred că lui nu-i place ceva la ea, pentru că se vede că se potrivește, nu știu, mi-a la o doamnă, așa, da, adică și felul în care se îmbracă, e elegantă, e... Poți să știi, mă, frate, uite, nici nu știu de ce să zic că mai tare mi-a plăcut de Patricia și nu de Emma. Cu toate, nu știu să zic de ce. Pentru că și eu văd pe Patricia. Era ce trebuie, frate. Eu văd pe Patricia mai pe stilul tău. Și eu văd. Pentru domnișoara Emma, pentru că a fost foarte permisivă și... Și am simțit că pot colabora cu ea. Wow! În castingul meu. Primește nota... 10. Vă mulțumesc, domnul Ionuț. Ține la cameră, arată. Văd că domnul Ionuț... Avem o notă și pentru Elisa. Elisa a fost și destul de permisivă și... Dar de ce zic? Ah, okay. Permisivă la gestul, pentru că am cerut anumite criterii aici în casting nostru, Cristina. Trebuia să dau mai mică, dar acum am o sub... Dar o să o tai. Elisa, pentru prestanța ta de astăzi, vei primi nota 9! Mai departe, Patricia... Dar care sunt condițiile? Să fii permisivă! E săptămâna mare. Patricia, pentru că ai pantalon scurs pe sub fustă, ceea ce m-a dezamăgit complet, ai primit nota 9. Erai de 10 dacă nu aveai pantaloni. Dacă nu, aduceți-o forfecă. Mulțumesc. Cristina. Mama. Stai că am zis că la tine modific. Nu, mă, nu. Distrugeți viitorul. Distrugeți viitorul. Cristina, pentru că este foarte tupeistă și are numele ca lumea. Stai, e turcă. Eu nu sunt turc, îmi pare, eu sunt român, GPG. M-am certat cu mama azi dimineață. Nu și mi-a adus aminte de ce am cu mama. Încercat. Primește 4. Oh. Te pregătești, domnișoară? Nici la școală n-am primit nota asta și tu îmi dai 4. Nu, anul, pute! Așa cum spuneam... Ce colegi frustrate am. Nona nu a putut permite să se acord o notă pentru că aș putea crea un tsunami în partea cealaltă. Mm. Și nu mi-am dorit chestia asta pentru că am văzut că cartofi... Că un sughiț în casa fetelor creează un tsunami în casa băieților. Am văzut că leguma ta din partea cealaltă... Am dat puncte să spune nota. Mulțumesc frumos. Să spune nota, da? Să facă supă. Și Bianca, că ai venit și mi-e mera foame și tu ai venit cu mâna în nas. Și ți-am adus ce e care ai. Și puteam să mă concentrez la semișul pe care voiam să mi-l fac. Ai primit nota 7. Pot să fac semișul cu acest contestați. Dar nu ți se pare normal? De ce a primit 4? Adică... Ce mai era cu mine? Eu nu înțeleg. După Emma ne-a eclipsat. Emma ne-a eclipsat pe toate. De la Emma am luat toate în plus. Am făcut-o pe Emma, compleul ăsta. Îmi pare rău. Eu credeam că îți va plăcea pe asta.
Eu nici nu aveam pantaloni pe dedesubt, nu... dar nimeni nu m-a întrebat. Faptul că tu ai venit cu mâna în nas, ai eclipsat tot. Da, și când mi-a dat sandalele jos, păi, să fac că nu vreau să respir. N-ai ținut cu. N-ai cu tot cu cap, tu, nu? Păi, așa trebuia. Acum când am văzut că ai dat sandalele jos, învățați să pierdeți, fetelor. Aveți idee dacă o să fiți chemate în camera roșie? Eu nu cred. Da. Mai cineva a zis că donează camera lui, că eu să am două. Mă lasă, dar nu știu dacă mă lasă. Dar cum o să facă cu Mihai ăla și cu Ionuț? Dar de ce? Oricum, dacă nu mă lasă, eu am promis o cameră roșie, așa că... Ianca și Nona, puteți merge în casa băieților. Stați împreună cu iubiții voștri, toți patru. Oricum, important e că stăm cu iubiții noștri, nu? Da! Wow! Hey. Eu ți-am zis, Ionuț, hai, Nona. Nu pot să zic. Okay. Oh, după tot ce trebuia. S-a întâmplat, nu știu cum să mai iau situația. Și văd că se întâmplă acasă anumite lucruri, că schimbă. Mă pui în situație, eu lui Alex nu i-am făcut. Hai, vină. Te faci acolo. Hai că te aștept. Ai vrut tu să vii aici să încep din casa băieților sau te-au trimis? N-au trimis. Ai crezut că insist prea mult la tine? Nu, nu... Am întrebat pentru că... Stai știți că nu... Nu este asta, am întrebat că eu nu s-a cerut și de-aia. Și am crezut că te-a făcut, te-a pus să-ți schimb cu el ca data trecută. Nu, nici nu m-am gândit că o să mai vin, dar mă bucur mult. Da? Da. Mie îmi place când vin la voi. Știu. E rândul tău. Emma s-a schimbat foarte mult de când a început emisiunea, mi se pare fizic, frate. Deci mi se pare că și-a schimbat de la stilul vestimentar până la tot, atitudinea, tot. Mi se pare că e modificată complet. Asta înainte. Este un lucru Marinel, de plăcea, pentru că s-a uitat la ea. Fetelor. Hai, te duci să faci exerciții. Eram cunoscută pe Emma înainte, să, adică eu când am venit aici, cum ziceți voi, era deja schimbată. Ce să zic, Biancă-i? Da. Că mi-e dor de ea. Îi dau îmbrățișare? Că m-am cerut. Nu, e ok, bă, dar poți să zici că mi-e dor de ea. Nu-i dau îmbrățișare din partea ta? E ok, nu trebuie să-i dai. Bine, dar poți să zici că mi-e dor de ea. Hello. Salut. Pa, Marinel. Nu mă, dar ea, eu oricum i-am trebuit și sper că e foarte prietenoasă, e foarte mișto. Dar tu de unde ai știut? Ți-am văzut topurile. Serios. Chiar mă întreba Marinel ce să zică. Ce frumos ești. Stai, de ce mă pupi așa cu grijă? Asta e tot așa, asta e mea, dar nu le-am uite, dar bine. Ce faci? Ce faci? Am fost două ori tu. Știi cum ne-au dat voie să stăm în patru? Stăm în patru? Să stăm în patru, da, dar hai în grădină. Patrick, hai să mergem în grădină, că trebuie să stăm în patru, dacă ne-ai auzit, bună, Lola. A, e. Da. Nu să mă ieși cu mine în brațe. Hai, vrei să pierzi mâna aia, Radu? Nu, că e. Să mă ieși cu mine, Radu chiar poți să legă, Radu. Hai, bine, să-l mănieru, nu știu. Hai, dar nu mă fie spălat, băi. Ba, nu sunt, sunt ok, doar că m-am plictisit. Nu, sunt că ai să ai discuții. Și trebuie, dar nu mă. Da? Da, am rămas șocată. Că ce? Stăm în patru, ce să vorbim? Da, v-ați spus cine a fost inițiativa televizorului sau a zis voi că stați în patru? Pe televizor a apărut. Care era diferența în mintea ta dintre Patricia și... Mă crezi, nu știu să zic, adică... Trebuie să ai acolo mintea. Băi, mi-ar face plăcere cu amândouă să ies undeva. Normal, înțelegi? Două femei frumoase. Dar așa, ca strica și iubita mea, aș fi văzut-o mai tare pe Patricia. Atât. Ce te atrage mai mult? Care e diferența, frate? E imposibil să nu simți ceva acolo. Poți să zici că nu contează, până la urmă e ceea ce simți și ce vezi tu. Poate și cum pare așa serioasă, dar în sensul ăla... Mie nu-mi place că o femeie așa să râdă chiar la oricine, la orice... Nu știu dacă înțelegi. Atitudinea mai impulsivă, mai așa, Patriciei. Da, și... Știi, nu-mi place neapărat să fie deschis așa față de toată lumea. Adică față de prietenii mei e ok, dar... O văd așa prea... Dar poate te atrage și fizic mai mult Patricia? Probabil, ei, probabil cum arată, că... cum se îmbracă, cum... Probabil. Dar tu, Patricia? Eu-s bine. Mai ai vreo tentă cu Laurențiu? Cu Laurențiu? Nu cred eu camdată că... Ionuța, cum se face, Ionuț? Ce-mi place fața Emei când te vede? Păi pentru ea, bine. Bună. Salut. Salut. Tu, când vii să dai mâna... Salut. Așa faci și la mine, la fel. Ce faci, Ionuț? Stai jos. Ce faci? Voia să te ridice. Stai jos, am zis. Ia uite, Marinel, în caz că nu știai, sunt de 10. Am făcut loc aici, lângă Cristina.
nu, nu. Ești acolo. Vreau să stau lângă tine, ce vrei? Nu e aici, nu e aici locul lui, locul lui este acolo. Ce faci, Emma? Uite, stau. Facem exerciții? Hai. Vorbeam despre voi doi mai devreme. Despre cine? Despre voi doi. Că fetele au întrebat că dacă e ceva cu adevărat întrebuișească, glumiți sau ceva. Poți să ne spui tu ce? Poți să ne spui părerea ta, te rugăm? Am spus. Ca și cu tine. Ori probabil Cristina vrea să scape de stresul ăsta cu Marinel și îmi pune în cuta mea. Nu, nu-i vorba. Deci, lumea spune că ea e îndrăgostită. Dar nu-i stres. Păi dar... lumea ne asociază oricum, știi asta, nu? Știu, știu, am văzut de pe net. Cristina vrea să scape și te pune în cârca mea. Dar nu vreau, nu de asta. Vrea să-ți privească de la depătare. Lumea lângă tine. Dar n-am zis asta. Sau vrei să vezi dacă ești geloasă dacă vezi pe alta? Mine, nu plânge. Vrei mâneca? Uite, uite, azi. Marinel, Marinel, Emma este alături. Lasă-o un pic, Cristina, că ea e curadul. Ea e curadul, frate. Uite aici, piesă. Ce vină am eu. Mi-am prins pe... Stai un pic să-mi trea mai jos. Dați, vă rog, acolo, la băieți, un cadru. Să uite la tine și înghiți. Emma. Uite-te cum faci. Mi-am lăsat, dași, Marinel. Așa mi-ai să potrivesc cu asta ta. Păi ne completăm. Fizic vorbind așa amândoi, o văd mai mult pe Patricia cu tine decât pe Emma, într-adevăr. Pentru că aveți așa trăsături asemănătoare la față, știi? Și văd așa și caracter și toate chestiile astea. Că și tu râzi la glume și tu faci glume, dar nu le faci tot timpul. Și tu ai atitudinea aia mai serioasă, știi? De asta zic, între tine, e o discrepanță între tine și Emma, pentru că Emma glumește mai tot timpul și are chestia asta, să fie tot timpul cu zâmbetul pe buze, tu nu ești chiar tot timpul, tu ești doar când faci glumele cu Patrick și eventual mai dai câte o bombă de asta, rar. Bă, exact, și bine, nu vreau să înțeleg greșit, tot respectul pentru Emma, că... Da, mă, normal, dar înseamnă că jignești pe cineva. Când cu naștere a fost beton, vrei să... Da, atunci s-a schimbat forțat cum ar veni, a făcut chestia asta forțat, doar să-ți facă ție pe plac, dar eu mă refer cum ea ca persoană, mod general, că ea ca persoană, mod general, voi nu vă potriviți. Pentru... Ce facem? Ce ne jucăm? Hai că am zis că vreau să mă urc la tine în cărcă și să facem acolo picioare, astăzi facem picioare. Să te urci la mine în cărcă? Da, și tu să faci tu picioare, gen să urci. Câte chile ai? 90. Hai că te țin. Bă, stai mă, că-i rup spatele la frate. Aoleu! Dar eu nu pot să-l duc. Dar țin. Cum hai. Să te pui? Hai, Marine. Apăscări orice. Dar și dar eu țin pe Ionuț în spate și pe tocuri. Ce? Hai, lasă-te. Nu cred. Aoleu! Bă! Marinel! Ești hai, la flotări. Hai, aici am doi. Acum tu pe mine. Hai, la flotări. Nu, acum tu pe mine, mă. Hai, la flotări. Mamă, lasă-te în jos. Am luat-te cu sunul. Da, calule. Ba, stai așa, Marinel, stai așa. Hai, 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 spatele afară. Dă-ți puțin spatele, Marinel, te rog. Dă-ți puțin cu spatele. Așa, mai un pic, atât. Câte kilograme ai? 60, cred. Hai, prima mă. Pe calul. Tu poți la prese cu 60 pe picioare. Dar unde o duce? Are treabă, face. Un pic, Marinel, te rog. Cică, hai, stai peste canapea! Da. Galop! Stai puțin! Băi, Marine! Nu face! Ține-mă! Oh, my God! Plec! Acum ridică-mă! Mi-e strică părul, Marine! Iubita mea și o viața mea! Oh! Oh! Vai! Vai, ce faceți, fetelor? Ce mi-e stica părul? Cum ești, Cristina? Am o marine, ce picioare ai făcut? Tata gamba am. Bine, marine, ce faci? Cui sub ăsta? Cui în casa băieții? E al meu. Glumez, nu știu cui. El nu l-a, cred că. Mă interesează. Patricia, de ce are nouă, Patricia? Acum am dat seama. Marine, tu m-ai făcut grasă? Pentru că ești cea mai stilată fată din casa iubirii. Nu, frate, are pantalon pe sub fustă. Unde ai pomenit așa ceva? La ce? Dai am pus fustă. Nu, așa îi. E fustă pantalon. Unde-i farmec? Și Cristina de ce are? 4. Că a fost tu pe istă cu mine. O cheamă și Cristina. Tu le-ai dat notele. Eu m-am certat cu mama. Ea are 10, singura fată care are 10. Elisa are 9, de ce are Bianca 7? Că a venit cu mâna noastră. Una puncte, puncte. Marine, ți se pare normal că am nota 4? Da. Dacă te comporți urât cu el. Marine, zi-mi, șef. M-am certat dimineața cu mama. Cum? M-am certat cu mama dimineața și pe mama o cheamă Cristina. Aha. Și când am văzut, o cheamă și Cristina. Aaaa. Și a venit și cu figuri la mine. Hai, lasă-mă. Păi și alea, i-a dat-o prima oară. Și am zis că tu, acolo cheamă cu tupeu, am dat 4. Lasă, eu nu zic la școală, n-a luat 4, nu dai tu 4. Mă zic, mă afectează pe mine, stai liniștit. Ce să faci? Pare un pic afectat.
Nu mă bag. El profesor. El profesor, da. Tokyo. Hei. Ce faceți, dragilor? Suntem, suntem bine. Bine. Voi cum sunteți mai, mai important, să zicem așa? Băi... Că vrea să zică bine. Hai să-ți spun ceva. Lucrurile nu sunt foarte, foarte roze, îți dai seama. Pe mine mă interesează foarte mult starea ei. Eu nu văd... nici nu știu, intru în subiect, nu intru, intru și nu mă interesează. Rămâi vag. Da. Pe mine unul nu mă deranjează pentru că nu... Eu am un trecut... Adică eu un trecut am procedat la fel în cuplu. Adică gen... Ce ai țin legat de pozele și alea? Da. Hai să mai bine să vorbim, am o idee. Hai să vorbim despre planurile de viitor. Nu știu, ce planuri avem după ca să ar fi de fost frumos ce să idee genială, hai să uităm și... de chestiile astea. Hai așa, vorbim acum, uite, să spunem că poi mâine e finala, toți am ajuns în finala, a câștigat Robert și Mihaela. Așa. Dar noi suntem cupluri, suntem așa. Bine și așa. Ce facem? Care e prima acțiune? Voi ce faceți? Ce aveți de gând să faceți? Mai, deci dacă n-am apucat să ajungem până la Timișoara, cu siguranță aș vrea să mergem până la Timișoara. Ale mele? Să îmi cunoască și familia și surorile și să-mi vadă și căsuța și na, toată viața mea de la Timișoara. Apoi mi-ar plăcea să merg eu la ea dacă situația cu una politică se știe că nu e foarte, foarte roz pe acolo, dar dacă este tot ok mi-ar plăcea să dau o vizită, să luăm ce mai e de pe acolo și să venim să fugim la Timișoara. Și așa... Vreți să stați la Timișoara? Vreți să vă mutați împreună? Încercăm. Încercăm, vedem dacă ea, dacă ei ar plăcea să stea la Timișoara, dacă nu, dacă nu unde? Suntem inspirați. Mi-ar plăcea și în Spania, dar nu să locuiesc, nu știu, depinde de cum va fi viața de după Casa Ibrie, dacă va fi viață, dacă va fi productiv să stăm în România sau nu. Adică dacă, dacă... să rămâi pe scurt persoană publică. Influencer, da. Cum vrei tu să-i spui. Da, bun, e mult spus că nu am eu talentul ăsta de influencer, dar cumva dacă se leagă niște chestii prin România... Nu scrie. Nu. Dacă, deci, dacă se leagă niște chestii... ceva în România după emisiune. Da, clar, s-au deschis multe uși și în ce constă persoana mea în viața ei. Nu știu. Și cum a este atmosfera pe acolo pe la fete? Nu știu că n-a fost astăzi. Nu, dar ieri. Ea nu știe cum este astăzi, dar se pare că e bine. Nu ce țipă fetele. Da, iar Cristina țipă și râde. Le gâdile Ionuț. Păi așa e ea. Dumneata. Cum vi se pare Irisa? Cum se pare Irisa? Ce, da, ce fericite Patrick am venit. Eu o pare bună până în prezent. Adică chiar pare o fată cu suflet foarte bun. Cine? Cu vindecătoare și ai... Tot Marinelito până... Lasă mult de la ea. Tot Marinelito până. Vrești? Cred că da. Nu știu de tine, ziceam că îi place. Știu, știu, știu că îi place. După camera aia roșie care a fost cumva în joacă. Cu Irisa? Da. Vrei să ne jucăm un joc? Da. Dar să fii și de acolo. O să te bese să mintea, fii atent, ce poate să zic acum. Vreau să vă juc. Eu sunt un joc de cunoaștere. Să încerc duce cap. Între voi doi. E o idee. Să vedem dacă ne cunoaștem. Da. Nu prea. Unde tu să spui trei lucruri care îi plac lui Robert și Robert să spună trei lucruri care îți plac ție. Înghețată melone. Asta o știm. Asta o știe toată România acum. Îmi place să mă trezesc la 8 dimineața. Sunt, păi am zis acum 3-4 locuri, știi? Eu mă dau de gol, de aia nu. Fără să mă întrebi, le-am zis. Acum îți place și plin înghețată de melon, interesant. Da, așa este. Ai văzut, nu? Am văzut că ai pus story. Deci lumea în eroare. Am mâncat în târgoși și înghețată. Eu pot să zic că eu nu am stat așa prea mult până Robert pe aici, prin casă băieților, dar eu, așa, știind, știu că îi place tenis, îi place să se plimbe, nu? Motocicletele. Și motocicletele, deja... Știi tot de România asta, vorbim, știi tot de Europa. Casa Iubirii. Da, și Casa Iubirii, să uită la emisiune, e fan Casa Iubirii. Știi emisiunea aia? Să uită mereu la emisiunea aia, Casa Iubirii. Dar te întreb ceva și nu știi asta. Care este concurentul meu favorit de la Casa Iubirii? Radu. N-ai ghicit. Ai un concurent preferat? Da, normal. Pe tine? Concurentă. A nu. Concurentă preferată? Nu, pe mine. A, pe clar, pe Bianca. N-ai ghicit. Mihaela. Nu știu. Dacă nu-i ghicit, dacă nu-i Mihaela, Lenuța. Nu, ghici, nu, am zis că nu. Lenuța? Caldă, caldă. Ce ciufulită este, uite și cum arată. Am ciufulită aia din aurii. Vezi cum am pac cu ea? De cine e? Nu mai pupi în casa fetelor o săptămână. Hai bă, nu mai schimba subiect. Ai vreo idee? Cum zic că nu știți?
Deci Bianca nu? Păi zic concurent, am spus, că nu știu. Eu plecat sau aici? Nu, o să vină. Nu, serios. E glumă. E jucat biliar degeaba o oră. E glumă. Degeaba și ca biliar. Nu, urât de mine, că chiar nu mai am nicio așteptare, sincer. Vreau numai... Serios, chiar nu vreau, dar să vezi fim... Că, vezi că te nu atacă. Nu vreau să fim cetoși și atât. Nu, dar nu o să avem o cer cu nimeni. Da. N-ai jucat biliar, după de aceea a jucat cu un scop biliar? Îmi dai seama. Chiar așa da, naiv ești. Da, a jucat scopul ăla, ca să mă bată. E naiv. Dar nu am făcut nimic că puteam să fac dacă vrem. Adică mergeam în fața lui, arată-mi cum se face, dar nu am făcut te niciun gest. Te acolo pe masă să lovești. Da, deci nu aveai, am făcut aveai... nimic, chiar din potrivă. Dacă vrei, făceai lucrurile astea, nu... La un moment dat, instinctiv, am încercat să strâng brațe, așa, dar nu altceva. Nu, pe sincer, ți s-a părut că m-am apropiat de tine într-un anumit fel? Nu, am zis asta, dar... Și niciodată, nici chiar când mi-am dorit ceva, nici atunci nu am fost insistentă cu vreun gest. Da, da, așa este. În afară faptului că m-am uitat la brațara ta dacă, auzi, în camera roșie, n-am făcut nimic. Dacă vroia să băgam fața mea, o să-i arăt cum să dea. Păi asta, da, puteam să fac chestii care... O să fie posibil de înțeles. Păi nu mai vreau să dau de înțeles nimic, că tu nu vrei. Vrei să mă duc eu în partea cealaltă? Nu, amândouă aici la mine. Nu, eu sunt shake. Nu ești. Mi se pare că e puțin geloasă, Emma. Și Erisa în brațe la marine. Nu mai e. Cea calule, calule, călule. Hai, Ionuț aici. Acum vin. Hai să vezi shake. Ne simțim excluse. Vin și acolo. Hai, mă lângă. Mie. Doamne, de ce Doamne, mă trage că... De vrei să te împing? Doamne, ce mă trage. Ionuț. Da. Nu ține și tu mâna așa. A, scuze. Ia vezi, eu mă mai scap. Eu mă mai scap puțin cu... Ai grijă la mână, eu mă... Să ne faceți o poză. Așa. Story time! În casa băieților dați-vă. Unu sau doi? Chiar! Stai, Cristina, pune-te frumos. Story time. Deci mă pun și eu. Așa, să-ți frumos, să zâmbiți. De mână. Păi și tu, Ionuț. A, tu ai altă poziție. Vai, că mi-e somn. Hai să facem cine vorbește prost. Păi eu sunt prima! Nu mai pot. Eu sunt învingătorul. Ai pierdut eu! Gata, Emma, ajunge. Nu, că și tu ai râs, ai cum... Da, oricum, short, oricum pierduse... Ba, ai pierdut. Era de vorbit. Pierduse Emma. Era de nu, vorbit. Că ai pierdut. Ai scos sunet. Ai scos, da, pe Sanchi. Eu sunet. Ba, ai scos și tu ai râs. Păi nu era de râs, era de vorbit. Ia, râs. I-am înțeles tu ai zis eu. Că așa, n-am nu mai râs. Pot și eu am rămas. Că n-am râs. Dar ce ți-o plăcut stiții de mână cu marinezi? Da, o să te acolo. Pe la valieră nouă. Yeah. Îți imagineai acum las-o. Să fie real. Doamne, ce dă fata asta în mine? Din dragoste. Voi? Ok. Zic eu primul sau zici tu? Noi zicem separat că la noi e diferit sau cum? Păi nu numai că... Eu vreau să mă mut singură. Eu niciodată nu am trăit singură și aș vrea să mă mut singură, dar în București. Și oricum, el deja stă în București și aș vrea să încep să am o relație normală, fără... camere, casa iubirii, știi, să văd cum de fapt e, cum am fi noi. Nu neapărat din prima zi, gata, ne mutăm împreună și hai să trăim împreună, dar oricum vreau să mă asigur că totul este bine și vreau să-mi fac întâi locușorul meu să fie acolo clar. Bun și după aia, dacă eu o să fiu fericită și împlinită cu mine, o să fac și pe el fericit. Dar ai mai stat vreo... Nu vrea să depindă de cineva și asta e ceva nu, normal. Este foarte corect. Eu mai ales că e țară străină și când ai să fii sigur pe dânsul la maxim, cu siguranță n-a să mai este sunt sigur că nu o să-mi facă nimic. Nu, dar nu, eu nu mă simt să plec din casa mea unde eu am stat cu mama, să plec deodată în casa altcuiva, să stau cu altcineva. Dar tu ai mai stat vreodată într-un cuplu cu cineva și să locuiți într-un apartament? N-am locuit cu nimeni. Eu da. La noi cred că este mult mai ușor să trecem peste etapa asta, că eu am mai locuit și ți-ți convine?
Da, am vorbit deja de chestia asta. Păi, oricum, ei vorbim. Oricum, ideea e că eu sunt perfect de acord. Eu locuiesc de vreo 2 ani singur și eu foarte fain să stai singur. De asta vreau și Bianca să experimenteze chestia asta. E foarte normal. Înainte de orice. Să se simtă bine și când o să ne simțim pregătiți amândoi, o să putem să ne mutăm împreună. Nu mi se dar pare voi fără că să vă dați seama să începem să trăiți împreună, credeți? Dar eu asta și spuneam. O seară, hai că o seară să vin la mine, o seară să vin eu la tine, da. Și o să fie așa până n-o să ne mutăm, da, împreună. Dar oricum vreau să fie... Să știu că totul e bine, că na, că rămân în București. Dacă voia să dea de înțeles că vrea să te cunoască mai bine, adică să se bage pe lângă tine, să te ia în brațe, să... Vreau să rămân prieten și să-și dea seama că eu îs. Păi e pe drumul cel bun. Eu mă... Ce? Mai trebuie să faci activitatea. Eu salează lui, dar nu vede, are ce. Tu dacă ai face cu Patricia, are pânză, boi. Poate sunt atacat pe mine, că vorbeam despre tine. Nu trebuie să-mi dai o monedă înapoi la orice zic eu. Că eu am zis ceva. Dar atunci okay. Că eu înseamnă că te atac pe tine, tu m-ai atacat pe mine. Dar cu ce te-am atacat la tine? Numai la tine toate discuțiile e vorba de atac, apărare. Eu ți-am zis că este simplă și în primul rând vorbeam despre ea. Robert, nu o să vină nimeni pentru tine. Ești sigură? Sunt acum. Ești sigură? Pentru că noi suntem unul pentru altul. Ești sigură? Ești sigură? Mai vedem. Pentru tine crezi că să intre cineva? Pe ce? Că nu vine nimeni pe pentru ce? Tine și că până la urmă să fim împreună. Nu sunteți unul pentru altul, sunteți unul pentru pariu? Pe ce de la pariu? Pe ce de la pariu? 2 în 1. Pe ce de la pariu? Pe ce de la pariu? O să vină cineva. Stai puțin, adică deci, cum? Tu ești foarte sigur deci că vine? Tu dai seama că tu dai pariu cu el, că o să vină vreuna pentru el? Nu vine. Dau pariu pentru că nu vine. Pentru tine că o să vină cineva? E frică. Pentru mine, da, pentru el nu. Atât am vrut să aud. Robert, ești egoistă, nu? Robert, da, tu acum, Robert, tu acum ce înțelegi din discuția asta? Nu știu dosă. Dar tu de ce crezi? Nu știu dosă, sunt realistă. Ce înțelegi acum din discuția asta? Ea îți spune că îi place de tine și că nu o să vină nicio fată pentru tine pentru că ea consideră că voi trebuie să-ți făcuți unul pentru altul. Da, pe aia zice și după aia zice că vine pentru ea aceea. Dar tu zici că facem pariu că nu vine. Poate să vină, că... Așa, și după aia zice că vine pentru ea, pentru mine nu. Păi zice și ea după tine, mă, zice și ea după tine. Eu când am venit la emisiune... Și eu am zis după ea. Eu am descris băiatul care mi-l dorești și tu ești ăla. Cum ce ai descris? Mamă, ce descris? Sunt semne? Miela. Sau... Cum l-ai descris? Nu știu, tot ce am zis eu, așa mi-l, nu știu, am impresia că... Ai scris și probleme de cap. Ce rău? Am zis că îmi place, că mă enervează, că s-o amândoi. Mie îmi place, nu știu, bătăi să nu fie așa un posomorât, un... care să mă stimuleze, să mă enervez eu. Te simți stimulată într-un anume fel. Îmi place să mă enervez lângă mine. De tot ce trebuie. E fetișul tău? Da. Și el are asta. El are asta cu toată lumea, doar cu tine. Păi nu contează, dar are cu mine. Da, clar. Deci te-ai luat masă. Da. Rămân surd. Ba, ce mai ai cu perda? Ce? Nu. Pe pierde face flotări. Nu. Dar eu nu pot să fac flotări. Nici. Eu fac, Bianca. Gen o flexiune. Lăsăm așa la cine... Ai voie să ții perna 3 secunde. Și cine nu face flotări, dacă nu face obligat, forțat flotări. Deci 3 secunde. Adică ce? Arunc perna la tine, tu să dai mai departe în 3 secunde. De la unul la altul. Nu faci flotări. Da, mergi tu acolo pe ăla, ia trage-te. Hai, mă, hai aici. Să stau eu aici. Nu, merge, stai unul. Hai tu, Eris, aici. Nu, hai, Elisa, aici. Nu, e, sunt prea aproape ele trei. Du-te tu acolo, Patricia. Hai, și eu sunt aici. Hai, merge, dar să arunc eu. 3 secunde. Cu aia. Gata? Sunteți pregătite? Da. Sigur? Da. Deci n-ai voie să o scap din mână sau să... Începem, da? Da. Ia, Cristina, flotări. Poți să fac? Nu, genul. Aici? Ea poate să facă flotări și ea poate să facă flotări și tu faci genul. Eu nu știu să fac flotări. Spatele la marinier. Ei, stai așa puțin mai cu picioarele. Picioarele mai le așa, așa, spatele la marinier. Spatele. Da, măi. E bine spatele și așa. Facem pocă. Dar toate cu spatele trebuie să facă. Așa face Cristina. Păi și aia e. E pe tocuri. Lasă că-s pe tocuri și mă dos picioare. Ei, și tu cum să faci pe tocuri așa? Marinier, haide, lasă-le. Hai. Hai, lasă marinier. 3, 2, 1 și... Ema. Ai atins-o. Flotări, dacă ordine. Dar ea a supat-o. Nu, ai atins-o. Dar n-a aruncat toată lumea. Dar nu trebuie atins. Dar flotări nu știu. Nu flotări, geno. Cu spatele. Cu spatele. 10. Cu spatele la fete, că nu fac la voi. Hai, da, hai. Ema, cu spatele la fete, lasă. Gadu de acolo, vă rugăm. Ori de aici. Dacă mă uit în oglindă, aia și se vede. Păi, dar nu mai fiți, că e săptămâna... Doamne, dar n-am făcut nimic.
Hai, 5, bagă Emma. Hai, haide. Una. Hai, una. Hai. Două. Ok. 3. 4. Nu, Mari. Hai. 5. Bun, hai. Hai, jos. Nu mi s-a mai întâmplat așa ceva, sincer. E o provocare, Robert. Ești o provocare de el. L-ai intrat în joc. Eu îți spun că de nu, dar să știi că nu. L-ai intrat în joc. Ce că e o provocare? Păi, tot de dis. Păi tu, mai asta. Da, auzi. Care și-o face cu mâna lui. Robert, nu fac mișto. Nu fac mișto de el sau ceva. Acum nu înțelege greșit, Robert. Ți-ai zis că îți dau dureri de cap, adică psihic, tu ai zis că da. N-am place. Dar nu psihic, nu am zis că... De partea lui nu e a ta, știi? Dacă i-am zis eu cu Patrice... Păi nu în sensul care enervez pe ei. Nu e un atac, uite, cum o dau, nu e un atac de la ei, știi? Dar tu ce ai înțeles prin treaba asta? Nu, din partea lor, dar tu susții atacul. Dar nu mă enervez tot timpul, ai momente când mă enervez, da. Nu, mă enervez pe toată lumea, cum a zis el și tot ce da. El, eu enervez pe toată lumea și... Păi de ce mi-ești mie? În opinia lor... Păi tu ai zis că dacă îndeplinește și lucrul la psihic. Da, durere de cap, nu? Bine, dacă dau durere de cap, nu mai vorbiți cu mine. Pa, dar 100% îi dai ei. Da, am văzut, i-am luat multă. Nu i-ai dat, ce? Dar zice ea că i-ai dat. Vezi, el altceva acum. Dar cum, mă, tu nu i-ai dat? Cu ce ți-am dat durere de cap? Nu ți-a dat uneori durere de cap vorba aia? Ți-a dat durere de cap că... Nu știu, și când a fost, poate nu a fost vina mea, cumva tot pe mine. Corect. A fost vina ta, poate tot pe mine, ce? Vina ta unde? Cum? Deci tu zici că nu ai dat dureri de cap? Dureri de cap? Nu, nu i-am dat. Du-te, mă, lasă-mă, ce film urmărești. Nu, a fost uneori când tu mi-ai reproșat anumite chestii. Ca și ce? Nu știu, cum a fost cu camera cu Ionuț, cum a fost când a fost pupicul cu Andrei, eu n-am avut nimic cu tine și mi-ai scos o asta. Nu, am zis că nu pot să trec peste chestiile astea cu o persoană care aș face un cuplu când ea se duce cu oricine. Dar nu m-am dus cu nimeni, n-am avut cu tine nimic atunci. Eu n-am nimic cu tine, Robert, atunci. Știi cum e ca uleiul ăla, n-am pe frate, că te-am zis. Dar nu știu dacă vezi dacă că fac jocuri și tu cazi jocurile lor. Băi, Mihaela, ce jocuri fac? Ce jocuri, măi? Bă, dar trebuie să ne uiți. Ce jocuri au fost aici? Te uiți la episoade? Apacuri, reproșuri, jocuri, strategii. Tu vrei să fii foarte serios, dar să nu glumesc niciodată. Nu, foarte serios, nu. Dar am venit să-mi găsesc dragostea. Dragostea e un lucru serios, nu este... Dar eu nu înseamnă că nu serios. Omule, mă, dacă eu am zis că bătăi de cap, dar și să fie gagica ta și gagica mea. Eu am mai fost curtat de fete afară și s-au purtat foarte frumos cu mine, n-au vorbit... Și eu m-am purtat urât? Nu, dar n-au râs la lumea care vrea să mă îngroape, știi? Ascultă-mă un pic! Păi n-au cu ce să te îngroape tine, că lumea de afară vede cum ești. Și eu nu vreau să mă îngroape. Și s-a întâmplat aici, dar noi am vrut să te îngropăm pe tine? Nu, ați vrut să mă puneți... Măi, tu în felul ăsta nu să găsești o femeie niciodată. Nu, nu ce femeie încerca nimeni care să te îngroape, Robert. Cu ce am vrut să te îngroape aici? Și dacă, femeie foarte corectă. Și dacă... Corect, lasă-mă, deci cu nebunia ta. Și să fie iubita mea și să mă întrebe careva, ți-a dat Laurențiu bătăi de cap. Da. Dar în sensul bun. În sensul bun. Aici din Caterinca și din bârfe nu ieșim. Eu aseară eram în pat, Laurențiu, eram în pat și am dat pe TikTok. Și când am văzut secvență cu mine și cu Robert, zic, mă, deci suntem fenomenali. Eu acum înțeleg de ce oamenii tot ne spune că ne vedem împreună ca așa, așa, așa. Adică se vede că cumva noi nici ognim, știi? Dar mie mi-ar place să fiți împreună. Da. Toată lumea vrea să fim împreună. Ce? Da, de ce? Avem camerele. Avem camerele roșii. Fetelor. Dar voi sunteți concurenți? Nu, suntem fraieri. Mersi. Da, de ce dai tare? Că nu doare. Te încodează-te și, hai, și tu acolo. Dă-i și tu atât, măcar. Nu, hai că dau. Mă mai duci în cârcă pe scări? Nu. Hai, Marina, că după aia se supără până lumea. Și eu vreau. Dar eu să-ți iau până din. Hai! Cea, calule! Cea, calule! Pa, pa. Calule, căluțule! Oi! Oi, Emma, ce faci cu mine? Mulțumesc, acum covarele. Hei, salut. V-ați stat sau nu pentru reîncărcare? Toți concurenții trebuie să mergă în casele lor. N-a fost interesant experimentul. E o fată aici care ține la tine și care își dorește un contact fizic mai apropiat. Glumele pe baza voastră niciodată nu sunt bune. Pe baza mea mereu sunt acceptate. Robert, și am încercat cumva să-ți ofer o șansă, să poți să faci ceva, atât. Bine, bine. Ciao. Mulțumesc de șansă. Ești bun, rău de tot. Grijă. Îmi pare rău că ai luat-o și pe asta numai de rău. Îmi pare rău că ai luat-o și pe asta numai de rău. Se bucură. Se bucură. Ba da. Se bucură că a reușit să mă enerveze. Tu te enervezi așa de nimic. Asta e problema. Eu nu mă supăr, eu știu ce am de făcut.
și merg înainte. N-are nimic. M-ai încărcat bine. Da? Mie mi-a plăcut. Și e faină, rău. Și mie mi-a plăcut. Te pup, am. M-am mai scurt pe aici. Ceau. Ceau, ragați. Hai că eu de aia mi-e pun ni pedeapse în mire. Ieși afară, ce vreți? Aoleu! Când ne luăm pedeapsa... Te iubesc. Au. Opa. Și eu te iubesc, Biri. Oh, oh. Ce faci? Bună ziua! Ai ochii mici! Cum te-ai simțit? Ce faceți? Mamă, nici măcar o zi n-a durat faza cu Ionuț Mihaela. Nici măcar o zi. Camerele roșii. Ce-ați făcut? De ce v-ați luat? I-am zis, Mihaela, că-ți place... Omule, a fost Mihaela aici, eu m-am jucat biliar cu Mihaela, la un moment dat i-am dat acum mână lui Robert să joace el cu ea. S-a simțit foarte bine, cred că vreo jumătate aoleu, de oră. După ne-am mutat la masă și am purtat aici o discuție. Și ca și concluzie totală, ca orice și concluzie, nu trebuie să mai fac nimic cu Mihaela, că-i dau de înțeles. Ca și concluzie totală, orice încerc să-i spun lui Robert, să încercăm să-l ajutăm, să-l întoarce că noi la atacăm și ne-am ceva cu ei. Nu mai vreau să mai discut. Stăm după la bața. Da, eu nu, dar eu chiar am încercat să fac ceva frumos, adică eu nu am făcut nimic rău, Ionuț. De data asta chiar n-am făcut nimic rău. Nu i-am spus nimic de rău, nu l-am atacat. Ionuț, o să-i dai camera ta roșie. Simplu. Orice le iei ca pe atac, Robert, orice chestie pe care noi încercăm să o facem cu tine, restul tu le iei ca fiind un lucru rău pentru tine. Că te lăsăm aici singurul, bine. Dacă lucru frumos încerc care... Încerc să cu tine, e rău. Încercăm, da, vorba lui asta. Poți să vorbesc sau nu mai vorbim? Păi, lucru pe care voi mi-l faceți, eu ți-l dau înapoi și zici că te atac. Atunci înseamnă că tu mă ataci pe mine. Eu am spus eu asta? Toată lumea, nu tu. Și Laurențiu și tu băi, și dar tu ești culmea, mă, am întrebat-o pe fata aia. Exemplu. Se pare că Robert îți dă bătăi de cap, adică vorbea despre ce fel de bărbați îți plac ei. Da. Dar gen, la modul drăguț, îți dă bătăi de cap. Da, am dau grămadă. A, îți dau bătăi de cap, nu? Da. Era Mihaela lângă bă, el, frate, de exemplu, de unde, și... Că n-am încercat să-l atac cu nimic. Încercat să se apropie de el și să vorbească mai mult cu el. Am adus o poemă pe scări. Zic, m-aș bucura foarte tare pentru că văd că vă stă foarte bine fizic. Aveți deci ne împinge de la spate iară, știi? Nu te împing de la spate, eu mi-am spus părerea în legătură cum arătați voi doi ca și aspect fizic. Indiferent, eu am zis că arată foarte bine ca aspect fizic unul lângă celălalt. Doar prieteni o să rămânem și nimic mai mult. Și că mi-aș dori foarte tare să-i acorde și el o șansă. Atât. Pentru că pe ea o văd că este o fată căreia îi place de el, știi? Și i-am zis, băi, de ce nu-i dai o șansă? Și el, gata, ia uite-i, tu îi faci jocul, tu faci ca ei, tu nu știu ce. Nu s-a întâmplat nimic, nu l-a atacat nimeni, nu i-a spus nimic. Omul a zis că nu vrea nimic cu ea, trebuie să nu mai... Da, mă, da, dar mi-am dat o părere, adică chiar n-avem voie să spunem nimic, adică chiar n-avem voie să ne exprimăm gândurile față de o persoană. Hai și chiar nu putem să... Nu, eu ca să pot să vorbesc, trebuie să vorbesc peste el, îmi pare rău, dar eu ca să pot să vorbesc, trebuie să vorbesc peste el. Pentru că atunci nu pot să vorbesc. Și de aceea prefer să stau cu spatele la el și să pot vorbi. Pentru că nu i-am greșit cu nimic, nu i-am făcut nimic și nu i-am spus absolut nimic. Chiar mi-a dat o părere frumoasă despre relația lor de prietenie și am spus că s-ar potrivi ca și cu Robert din nou le-a luat ca fiind atacul. În casă. Înțelegi? Ce? Oh. Plângi? Ce? M-ai răcit. M-o-s răgătură și zici că am piper în gât. Ai ce-ți făcea Mihaela. Cum a fost? N-ai luat pastile? Da, am râs acolo, un pic cu Radu. Cu Radu? Mai bine te împași cu Radu decât cu Robert, așa? Sincer. Am văzut că nu-i place să mă înțeleg bine cu nimeni, parcă nu. Cine o căzut pe jos? Tu cu Radu. Te acaparează. Nu știu ce sau să nici zic, dar nu, el, nici cu nimeni. Doar pentru că râd cu Radu, parcă nu-i place, nu știu, așa mi s-a părut că nu-i cuvine. Mi-a impresia că fac mișto de el din nou și din astea. Radu în ultima vreme se reține, adică nu pune paie foc special. Ei, mai are el momente. Ok, dar față de cum a fost în trecut, el se reține foarte mult. Ați văzut, sus nu e așa. De dimineață era așa? Da, are aici dreptatea lui Radu. Era de dimineață așa când am intrat înainte să intrăm în această ediție. De dimineață era așa? Nu. Acum dacă mergem în pauză și mâncăm sus, mai e așa? Nu. Cum coboară aici, acum își schimbă tot. Și asta e adevărat. Bă, că sus? Eu zic că eu la aceeași gândurile are oriunde. Lasă-mă că sus vorbește frumos cu tine. Hai să ne mai dăm atâta. Hai să mergem în casă că și eu. Crezi că Radu a fost deranjat de dansul vostru, Cristina? Sinceră să fiu? Nu. Că lasă-mă să răspund. Puțin, da. Cristina, mă gândeam doar la tine și la minciunile pe care mi le-ai spus cu o oră înainte. Și tu când minciuni? Erai lângă Marinel, le exprimai altceva. Stai un pic! Nu au fost minciuni? Dacă stăm să o luăm cu minciunile, nu știu care e.
fiecare pe care mintea mai tare. Da. Nu scap de mine. Păi de ce? Nu scap de tine. Dacă tu ai zis clar că ai înțeles lucrul și că aștepți un băiat, nu înțeleg. Dacă tu vrei să nu te mai chem în camera roșie, să nu spun. Păi nu, că nu mă deranjează să vorbesc cu tine. Pe tine te deranjează orice. Nu mă deranjează orice. Ba da, Robert. Eu cred că orice nu. Orice te deranjează. Mi-ar place, uneori, eu vă răspund cu aceeași monedă. Dacă o duce, o duce de nas. Nu mai putem face ceva, oare? Mamă, că prea dă-ți stâncă, e nebos. Fii atent, eu când tușesc, tu... Da, 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 cel mai bine, cel mai bine. Eu... Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Wow. Ce faceți? Bine! Sigur? Da! De la poliță. Vă place? Da! Cine ți-i place? Aveți un timbru vocal puternic. Da? Sigur? Da! Bine! Așa vorbim. Să mă și enervez? De ce? Preferăm să nu... Ce vouă nu vă place, altuia nu îi face. Bun, ce faceți? Bine. Bună ziua! Bună ziua! Stăm! Stăm! Ce vorbi Marinel cu Cristina? N-a vrut să mă asculte. Eram într-o... Radu? Da. Păi de ce? Da, nici eu aveam altă discuție cu Robert. Dacă nu-i spune mie, ce spui? A, nu, să nu, dar să pleci de aici. Că că nu-i curios, nu mă interesează. Păi nu mai sunt curios, sincer, nici de discuțiile voastre. Chiar mai sunt curios pentru că știu în ce direcție duc. În mare parte știu și ce despre ce se discută. Și hai, cam zi, asta e. Radu, da. Vreau eu să știu pentru că am ratat. Înțeles. Sunt telefonul și a trebuit să vă dau pe voi încet. A, și nu mai puteam, culmea, închideam. Cum vorbeam eu. Și tot îi explicai, tot luasei perna aia și tot făceai acolo la perna aia, așa. A, înseamnă că ați văzut. Mamă, erai nervios. Am văzut, dar n-am auzit. Asta încerc să zic. Mamă, și vreau să știu. Vreau să știu. Că mie mi se pare că lui Radu îi cam pare rău. Și mi-a zis, ia, ai văzut chestia asta și în exterior? Și am zis, bă, puțin da. A zis, adică eu văd pe el că îi pare rău după Cristina, nu știu. Ori mi se pare mie, ori am eu o iluzie optică. Nu, ideea e că ea nu mai are încredere în Radu nicio culoare și nu poate să-i dea niciun fel de garanție, Radu. Zice Ionuț, pentru că Ionuț a stat acolo. Eram acolo, da. A, ok, dar ea, adică eu așa cred. Și dacă greșesc... Ea ce? E vindecat. Ea a zis că nu vede chiar 100% chestia asta. Și nu-l crede sincer. Da. A zis și ieri că nu mai are încredere în el. Unul la mână. Eu niciodată nu o să intru pe live supărat. Eu dacă sunt supărat, nu fac live. Dacă am nervi sau am o stare tristă, nu fac live. Avem noi niște imagini cu tine de pe live. Foarte trist. Primeam mesaje despre Cristina și de-aia. I-a dat ciorba în foc, poate. A. Erai lungit în pat și stăteai așa supărat. Și explicai de ce râdeai tu și în timp ce... Cristina plângea. A, cu băieții. Da, dar nu eram neapărat supărat, eram ok. Am două variante. Ori să nu te bag în seamă, să nu mă enervezi și să fie ca tine. Știi ce-l deștept cedează. Sau mai am varianta în care să te descos și să descos și să descos și să-ți demonstrezi că nu este real ce zici. Și că vreau să știu când ești real. Când ne-ai trimis nouă poză cu tine că ești trist și aveai aceeași față cu care ai intrat pe live. Că dacă le iau și le compar... Este fix aceeași față. Aia deci da, nu ne ziceai da. Că tu nu mai poți și că vrei să pleci din emisiune, că tu nu mai poți de tristețe și de durere. Și aveai o față tristă, ai intrat pe live și aveai aceeași față tristă din poză. În doar câteva, nu știu, zeci de minute. Și erai la fel de trist. Deci când ne spuneai adevărul? Pe cine minți? Pe noi, că erai trist, sau pe cei de pe live? Sau când erai? Ai fost vreo clipă trist? Sunt doamna Andreea, dar am spus că când ai fost vreo live? Clipă trist? Da. Ne-ai păcălit pe noi? Nu. Bine. Deci intri pe live trist, doar că tu încerci să nu arăți asta. Ma, și clar. Încerci să-ți ridici starea cât poți. Clar, da. Exact. Bun. De unde a început? De la curiozitatea mea ce a vorbit Marinel cu Cristina. Da. Și pe tine nu te interesează. Bun. Ieri de ce ai plecat din casă? Pentru că m-a deranjat.
Ce te deranja mai exact? Faptul că cu o jumătate de oră înainte, când am stat în casa fetelor și am stat cu Cristina în grădină, am purtat amândoi o discuție în care Cristina i-am pus tot așa niște întrebări legate de ea și Marinel. Și tot spunea faptul că ei nu îi place de Marinel și tot susține această idee, în condițiile în care el când s-a dus și a dansat cu ea, a avut total altceva. Dar ea ar fi și dansat cu orice băiat ieri. Da, dar în ochii și în privirea ei se citea altceva. Până la urmă poate să facă ce vrea, simte da, ceea ce... Dar bineînțeles, că doar acum dacă nu mai suntem noi împreună, nu e ca și cum îi impun ei să danseze sau atât. Nu, dar te deranjează că i-a spus un lucru și de fapt... Da. Dar poate chiar nu-l place, poate e doar așa o, nu știu, o... Tachinare. Da, se joacă, se... Na. Încearcă să treacă... Poate din tachinarea asta își dă seama că chiar îmi place. Exact. Eu am urmărit acum și când a dat Manel mâna cu ea, era așa. Da, așa, tot aia timpul așa. Păi așa era... Nu, dar era gen așa cu fața, dans. Se vedea pe față. Adică eu nu știu, eu așa văd. Eu așa se uită greșit. Ea, nu? Adică muiată. Da. Radia așa, nu știu. Mi se pare că prezența lui Manel chiar o schimbă total și o face să uite absolut... Da, pentru că atunci când a fost greu, ți-am zis, am fost doar eu și cu tine. La ea n-a fost niciunul dintre băi să-i spună un lucru să o încurajeze. Am fost doar eu și cu tine. Păi da, dar la Ionuț nu este la fel. Poate eu am avut efect asupra lumei, iar el a avut efect asupra. Nu, doamna Andreea, se uită la tine. Mă uitam să văd dacă... Ce a zis Marinel ultima dată? O zis că doar el cu Ionuț a fost la ea, am auzit. Hai, bun, e cu noi. E bine. Și cu tine? E bine, n-am treabă, chiar ești ok. Serios? Serios. Te-a deranjat ceva ieri? Nu. Azi? Nu. Nimic? Nu. Nimic, nimic? Nimic, nimic. Nu. Nici ce-a făcut Ionuț ieri, după emisiune? Nu. A, că a intrat în casă. În cabină? A intrat în, da, în cabina fetelor. Dar Nona n-a intrat. Nu? Poate a închis live-ul video, atunci, poate a închis registrarea. Ai fost atent? La filmările astea sau nici te-ai uitat? Ba da, am fost atent. Și ai fost atent sau doar te-ai uitat să pară că te uiți? La filmarea respectivă? M-am uitat, ba da. Am văzut că Nona a ieșit, a anunțat fetele că e Ionuț acolo. Asta ce-a auzit? Asta ai auzit-o tu când a zis fetele? Nu, vedeți nu, că este așa Ionuț au spus aici? Fetele după. A ieșit. Și n-a mai intrat. Păi știu că n-a mai intrat. N-a mai intrat deloc. Până n-a ieșit el? Nu a ieșit el. Foarte bine. Deci el n-a ieșit. Cine a zis? Laurențiu este asta. Cum că foarte bine? De ce se intre înapoi? Cum? Deci ea nu s-a dus în vestiar? Da. Pentru că era Ionuț acolo. Ok, a ieșit, le-a anunțat pe fete. Vedeți că este Ionuț. Și după aia? Păi, n-a mai intrat pentru că în urma tot ce s-a întâmplat n-a vrut să mai interpretez eu în vreun fel. Sau, bine, eu asta nu i-aș cere niciodată să iasă din încăpere. Dar dacă ea simte să facă, să o facă. Dar hai să ne gândim ce a făcut. S-a dus la baie sau a stat pe hol sau ce a făcut? Nu știu. Ce importanță are neapărat? Ah, praf! Dacă afară ploua, era furtună, ce importanță are? Nu mă interesează, eu mă bucur. Pe unde? Ai văzut-o pe hol când a ieșit? Nu m-ar fi deranjat nici dacă ar fi intrat, s-ar fi dus în colț, n-aș fi avut o treabă. Dar ea probabil că m-a văzut că se filmează, iar o fi crezut, bă, iară fac ceva care pe Patrick îl deranjează sau nu. O intrat, are scutul ăsta format. Asta nu i-aș fi cerut niciodată să iasă din încăpere când toate fetele sunt acolo. Bine. Facem conexiunea cu fetele? Da. Bianca, să știți că te-am auzit, dar eram concentrată să-i stresez pe băieți. De ce n-ați răspuns? Aveam aici un subiect cins. Mi-ați dat țin. Da, te-am lăsat doar cu țin, iartă-mă. Uite, îți răspund acum. Ce mai faci? Sunt bine. Ceream ajutor, dar ok. De ce? Pentru ce trebuia ajutor? Era un fel de mayday, mayday. Ok. Că lipsește prezentatoarea la noi în casă. Am venit la băieți. Am prea mulțit perne aici. Da. Am venit la ei să se mai liniștească puțin apele, că nu-mi place. Prea multe discuții. Tu. Mihaela, ce are Robert? N-are nimic. E sigură? E perfect. E perfect pentru mine, dar el nu vrea să înțeleagă. Drăguț? Tănescu e aici, doamnă. Cred că ai râs doar cu perfectă pentru el. Da. Eu simt perfect și el e la perfect. Vă completat. N-am zis că sunt perfect. Nu, ea te vede perfect pentru ea. Își pun ochelari, spune. Da, perfectul pentru ea, da. Mi-a zis, dau bătăi de cap, sunt perfect. Păi fii mie o apă, Mihai. Da, 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 da. Cred că da aia.
De-aia stau aici, să mă bat. Ce conexiune aveți, Radu, Mihaela? Da, e gata, păi de acum. De acum, de împreună ne vedem ca viitori iubiți. Da. Acum, dacă râzi puțin, e conexiune. Nu știi, nu știi cam Bianca. Așa Radu funcționează. Radu se împrietenește cu oricine pentru a râde. Păi asta e fain. Eu sunt oricine, sau cum? Puneți Mihaela Ufu. Ce să mai spun? N-am zis că ești oricine, am zis că Radu se împrietenește cu oricine să râde de oricine. Adică și eu sunt oricine. Cristina. Era sigură. De? Că o să mă întrebați. Ce să te întreb? Voiam să zic să-ți așezi un pic părul. Păi așezat. Ce crezi că o să te întreb de Marinel? Nu știu, ceva legat de dans? Răspunde și tu cu ce ai pregătit, fată. Ce pregătit? Cum a fost? A dansat bine? Te-a condus bine? Da, a fost bine. E înalt. Am stat destul de incomod pe tocuri, da? Nu scap de mine. Păi de ce? Nu scap de tine. Dacă tu ai zis clar că ai înțeles lucrul și că aștepți un băiat, nu înțeleg. Dacă tu vrei să nu te mai chem în camera roșie, să-mi spun. Păi nu, că nu mă deranjează să vorbesc cu tine. Pe tine te deranjează orice. Nu mă deranjează orice. Ba da, Robert. Eu cred că orice nu. Orice te deranjează. Mi-ar place, uneori, eu vă răspund cu aceeași monedă. Dacă o duce, o duce de nas. Face ceva, oare? Mamă, că prea dă-ți stâncă, e nebunos. Fii atent, eu când tușesc, tu... Da, 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 cel mai bine, cel mai bine. Crezi că Radu a fost deranjat de dansul vostru, Cristina? Păi am înțeles de la celelalte persoane de aici din casă cum că ar fi fost deranjat. Dar nu l-a văzut. Păi nu, dar... până să-ți spună persoanele, l-ai văzut și tu că a părăsit așa casa în trombă, dar tu ce ai simțit? Că poate nu-l interesează. Și acum crezi că a fost deranjat? Eu nu știu ce să mai cred. Radu, spune tu. Eu cred că poți să zici că da. Poți să mă duc să-mi iau par cu apă, că nu pot să respir. Nu pot să respir. Uite, Mihaela, că vine răspunsul până te-ntorci. Nu știu ce să zic. De prințesul. Nu poate, da. Nu poate respira fără Robel. Da. Că e prea departe, Robel. Da, de asta. Da, scuze. Cristina, da, doamne. Te interesează că e deranjat Radu? Sinceră să fiu? Nu. Lasă-mă să răspund. Puțin, da. Ce-i de râs? Eu cred că într-un fel o întrebare mai bună ar fi, te bucură că e Radu puțin deranjat? O bucură. Eu sincer nu cred că e deranjat. Dar nu e vorba de bucurie, nu? Din împotrivă, dacă... De ce? Așa cred eu. Eu zic că a plecat. De ce? Eu așa cred. Așa crezi tu? De impact. Da. Deci n-a fost un fel de teatru? Da. Ce, mă folosește pe mine? Nu. Nu, că el... Radu. Ah. Că Radu a făcut un fel de teatru și ea știe asta. Ați intrat în joc. Nu, ea știe neapărat, dar... Nu știu dacă ea știe 100%, dar eu așa cred. Că el a plecat așa pentru că așa se vedea bine. La televizor. Da. De emisiune. Exact. De susținători. Ce? Cum vrei, de dramă. Uite, Radu! L-am dezvârșit. Ne-am la gluma dumneavoastră. Dar doamna n-a făcut gluma, Andrei. Așa este. Așa. Dar de ce totul se interpretează ca eu făcând teatru? Că mi se pare că de o vreme încoace tot ce fac mi se pare că se interpretează ca fiind teatru. Mai aveți mai amurea. La toate reacțiile mele se interpretează în acest mod și urât. Păi așa mi se pare mie. Radu, dar tu te-ai prezentat ca și un viitor actor. Păi am înțeles asta, dar acum înseamnă că nu mai am viață sau nu mai am voie acum să mai râd, să plâng sau să-mi exprim sentimentele. Credeți-mă că mi-e frică la un moment dat, o să-mi fie frică, sincer, să mai exprim vreun sentiment sau vreo expresie facială sau ceva, pentru că tot ce o să fac o să fie interpretat. Radu, ideea era că ieri tot ați făcut scenetă respectivă. Nu, ați făcut o scenetă. S-a intrat pe bine din rol. Din seriale, așa, cu roluri, cu toate alea. Ai văzut ce bine joc pe TikTok? Păi... Și după... Când dai un like. După, la final de episod, a fost dansul respectiv și a fost deranjul tău. Deci e normal ca lumea să se întrebe dacă a fost un deranj real sau nu. Da, dar cunoști care... tu o persoană după față, când se roșește la față, când e nervos, când se vede pe un om când este supărat. Stau să-mi exprim ceva. Nu poți să spui că după o lună și ceva de relație cu fata asta nu mă deranjează să o văd că dansează cu Marinel. Eu având o discuție cu ea cu o oră înainte despre Marinel. Ai zis că n-a fost. Nu e ca și cum nu e deranj. Păi da, dar tu știi foarte bine că nu poate. Deranjat nu poți să nu fiu, mai Marinele. Eu știu, dar vorbele... Deranjat, dar nu distrus. Adică nu cred că te-a distrus să vezi. Dar eram nervos, eram deranjat. Am voie? Ai voie, dar cine ți-o... Mulțumesc.
Cine ți-a zis că n-ai voie? Doar cam așa. Erai... Da, ai voie, doar că nu te crede nimeni. Erai nervos, te gândeai doar la persoana ta sau te gândeai și la mine, nu știu. Tu? Cristina, mă gândeam doar la tine și la minciunile pe care mi le-ai spus cu o oră înainte. Și tu când erai lângă Marinel, le exprimai altceva. Stai un pic! Minciuni? Ce minciuni, Radu? Că tu nu simți nimic pentru Marinel și dansezi cu Marinel și sclipesc ochii. Sunt minciuni? Ce-mi sclipesc ochii, Radu? Lasă, hai să fim serioși. Cu tine în grădină cum a fost? Ce? Din cauza luminii. Cu mine în grădină cum a fost? Am vorbit la lumini. Lasă. Da, să nu vorbim despre asta, pentru că știi foarte bine că n-am mințit. Dacă stăm să luăm cu minciunile, nu știu care... Care pe care mintea mai tare. Ei, da. Acum că ea are mai mulți pretendenți, parcă e altfel, Cristina, e mai jovială. Da, păi normal. Colorată la față. Tica, ați pretendenți, ce vrei să zici? Uite, apare și la urmă, care nu spune nu sau da. I-am zis eu vreodată, Cristina, că... Nu, dar faptul că dansez că ești așa, băiatul, poate... Păi da, păi lumea mă judecă pe mine. Ești pretendent, ești un băiat care ești lângă ea și Radu este deranjat. Pe mine mă judecă lumea, stai puțin, pe mine mă judecă lumea că mie mi-a trecut sentimentele foarte repede față de tine, dar pe tine nu te judecă lumea că tu ești îndreptat așa către ori. Dar stai un pic, de ce? La tine practic s-a stins tot, mai rău ca la mine. Problema, auzi, tu tratezi un om cu răceală, cu indiferență și după tot omul ai de vină că încearcă să fie bine și să se schimbe. Nu, tu nu te judec pentru chestia asta. Doar așa, că se pare că ești zâmbitoare, n-ai nimic, te îndrepți către orice. Ce ți-am spus ieri? Îți amintești cu oamenii? Da, îți amintești ce ți-am spus ieri în grădină? Îți amintești? Din casă. Da, îți amintești ce ți-am spus ieri în grădină? Și despre tine? Da. Ce ți-am zis? Nu mai știu. Și atent era la tine. Ce zice Laurențiu? Acum? Mai devreme puțin. Am zis că are și nevoie de niște timp de calitate. Cu... Atâta timp cu Radu. Dar a fost o glumă. Păi nici asta nu e de calitate. Cu ala cu Radu. Dar oricum, gelozia asta lui Radu unde duce? Că unde asta e adevăr. Asta este adevăr. Nu, asta e o glumă. Mă rog, fetelor, pentru că ați fost atât de drăguțe puțin mai devreme, în timp ce vă gândeați voi acolo cine pe cine cheamă și erați așa sigure, Laurențiu cheamă pe X, Laurențiu, ba nu, cheamă pe ba nu, și eu să cheme pe ba nu. Astăzi facem schimb de camere roșii. Voi îi veți chema pe băieți în camera roșie. Perfect! Bine, ce frumos! Haideți, că ați fost drăguțe. Ce, Cristina, nu știi pe cine să chem ca să nu se supere nimeni? Nici pe Radu, nici pe Marina. Pe Laurențiu. Ah. Ar fi ce mai ok, Cristina. Nu, trebuie să fac un gest și eu să chem pe cine... Vrei tu și pe cine simți tu și cu cine te simți tu bine. Distracție plăcută. Mulțumim. Te iubesc. Doamna Andreea, a fost o glumă asta cu distracție plăcută. Bine. Doamna Andreea, a fost o... Eu vreau să trag bilețele. Ce bilețele? Ce să tragi? Vreau să... Păi n-ai spus că vrei să faci un gest, adică... M-am răzgândit, nu mai... E, te-ai răzgândit. Dar nu mai avem foi. Ce ai, Cristina? Dar nu mai vreau, că se întrebi tot aiurea și nu... Cheamă, fată, pe cine simți? Pe cine te-ai gândit să chemi? Da. Alex, crezi că vei fi chemat de Bianca în camera roșie? Da, Ionuț, într-adevăr cred și sper că voi fi chemat de Bianca în camera roșie. Tu crezi că o să fii chemat de în camera roșie de Cristina? De Cristina? Nu da. Cred că voi fi chemat de Cristina și nu cred că voi fi chemat de nicio fată din camera. De nicio fată din camera, din casa iubirii? Nu. Wow. Eu zic că vei fi chemat. Și ai vrea să fii chemat de vreo fată din casa iubirii? Nu țin neapărat. Dar chiar, Ionuț, la această defilare de modă, cine te-ai dat Biancai? 7. A venit cu mâna în nas. Ah, ok. Știe, a mea are stil. Ai, fata mea. Amândoi sunteți cu stil. Așa trebuie. Ce? Amândoi sunteți cu stil. Sau poate cine știe, poate cheamă pe tine, Erisa. Sau da. Că Laurențiu deja ai închis ușa și deci acum, ce, dacă a stat vreo două zile cu tine, facem jocul cu perna cu Radu și punem la flotări. Prea o repetăm în continuu. Bun. Să fim și noi originali. Mai agităm și poți. Bă, dar ideea nu e de originalitate, ideea e să-l chinui pe Radu. Da, să-l chinui, ia să-l chinui. Direct și gata. Cu poliția, să percheziție. Da, percheziție. Patrick, când vine Radu pe ușă, direct percheziție. Veste mascații? Da, mascații. Tu ești ăla pe ușă. Să... A, da. Ia-ți o foaie, ia-ți o foaie. Abia așteptam jocul ăsta. De bine. Mascați și o să apărută. Dar ducem, hai, ducem aici. Hai, ducem aici. Camera de hotel. Punem, unde-l punem? Stai, că nu ăsta. Hai, ce luăm pe ăsta acum. Nu pe ăsta. Hai, pregătește-te. Stai așa. Lasă să vină frumos. Haideți sos după ușa. Direct, nu, 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 stați aici așa. Direct cum vine, mă, direct cum vine. Și-l aduceți până aici la mine. Da. Direct.
Nu, păi tu trebuie să vin calea lui cu coase și avem mandat de arestare. Mandat de arestare, hai, hai, Ionuț aici. Mai mult Mihaela ar părea genul marinel. Înaltă, blondă, toate alea. Păi, în sens așa, arătoasă, nu știu, te vezi. Vreau să vin, Laurențiu. Mulțumesc. Uite, vezi, te cheamă Erisa. M-a dat Radu. Radu Nițu, oficial. Nu, Marian, Marian pune. Marian Nițu, oficial. Că după aici încă l-am confundat. Pentru ce luăm? Pentru uz de prostie. Nu, mă, scriu pe foaie. Da. Marinel, e mai imposibil decât Robert. Da. Nu știu. Ba da, îi, las, că cu Robert mai poți să faci. Ești femeie care are răbdare, fată. Ești tipul de femeie care ar accepta multe. Oh. E. Într-un dragoste. Da. Până într-un punct. Ei, nu știu, multe. Oh, ceau. Ceau. Ce faci? Bine. Tu ce faci? Ce făceam? Sau da. Ce fac? Făceam ce două semișuri. Cui? Mie, îți dai seama amândouă. E tu-s fain, stă bine. Du-te, că așa de urât mă tund ăștia, că nu mai am curaj să mă duc aici la tot. Mă, că stă bine. Acum mă duc acasă special să mă tund. Cum ești? Ești bine. Te-am chemat să mai povestim, să văd ce mai faci, cum te simți. Ce am vrut să zic, nici nu știu ce să-i zic la Emma, că nu mi-a plăcut vreodată la ea. Nu știu, n-aș ști să-i zic ce nu mi-a plăcut mie de ea. Uh-huh. Că mi-au plăcut multe chestii și cum mi-a fost ok. Pur și simplu, eu când am intrat în casă, oricum Betinu te-am pus în topul meu 3. Ulterior, dacă tu mi-ai zis că nu, gen nu a fost. Nici nu ești genul de bărbat care să insiste, ești genul de bărbat care se lasă abordat de către femeie. Nu știu dacă e bine sau nu. Păi nu-i prea bine, dar... Eu nu am fost niciodată genul și n-am tras niciodată de vreo femeie. Să tragi de femeie, da. Și se vede. Cel mai probabil, nu știu dacă e bine sau nu, pur și simplu viața așa mi l-a lăsat că... Păi nu, s-a întâmplat cum mi-am dorit eu, de obicei. Da, dar câteodată trebuie să mai abordezi și tu femeile. Măi, să... abordez în momentul în care văd ceva din direcția aia, știi? Mm-hmm. Adică, tu știi dacă ai spus că în urmă la date-ul ăsta nu s-a concretizat cu nimic, pe mine nu m-a deranjat sau să-mi schimb părerea despre tine cu tot atât mai mult, că după gală eu am vrut să te fac pe tine lider. Da, adică, am văzut și îți mulțumesc din suflet. Cu drag, adică nu-s genul, eu sunt fair prin totdeauna, de ce să mă supăr pe tine că n-am simțit la fel? Poate nici eu nu știam sigur ce aș putea să simt pentru tine, știi ce zic? Păi nu, adevărul e că nici nu am simțit nici din partea nici ta ceva. Exact. Că au fost așa, categoric am fost la un date amical, până la urmă putea să se întâmple, putea să nu, dar important e că suntem bine, ne-am cunoscut... Eu asta am să zic, sper să rămânem în... Da, eu sper că nu te-ai supărat, că am dar zis nu, că nu... Eu nu le iau așa, adică eu știu cine sunt, mai că mi-ai zis tu că nu... Nici eu nu cred că am simțit ce trebuie, știi ce da, zic? Da, asta adică... e ideea. Probabil nu suntem destul de compatibili. Probabil. Prea multă prostie, mă. Uzi ilegal de prostie. Ilegal. Ai scris și tu acolo, nu se înțelege prostie. Lasă. Băi, că așa scriu... Dar le direct cum intră, băi, să ia aproape aici. Da, eu apar de aici, de... Nu, mă, tu vii flagrant direct. Flagrant e ăsta, bă. Bă, lăsați-mi să vină până aici și l-o prim, prim flagrant. Chiar o tasă dacă puneam pe toți. Minus băieți noștri. Mi-a ușat lui Bianca. Da. Le-ai okay. Băgat și pe Radu și pe Marinel, da. Da. Da, pe 5. Wow. O să extrag și eu. Nu vreau să mă îndresc pe nimeni. Momentan nu cred că e nimeni genul meu de aici din casă. Adică toate sunteți frumoase și sunteți o companie plăcută, dar nu cred că... Nu mai auzi genul tău. Cum? Nu mai auzi genul mai, tău. Ce să zic, strict ca și aspect, pe tine te-aș fi ales. Nu știu, uite, vorbeam și cu Radu, băi, ție dintre Ema și Patricia, cu cine mai fi văzut? Mai cu Patricia te-aș fi văzut. De ce? Nici el nu știe să spună. Nu știu. Adevărul e că și eu și Ema suntem niște fete foarte frumoase, nu ne... Oricum sunt stiluri diferite, că da, nu exact, să spui... suntem frumoase, dar în felul nostru, fiecare. Tocmai e stilul ei, eu sunt stilul meu, dar nici nu poți să justifici care e... De asta încercam să spun. Care e diferența între noi două? Cât timp am fost în cunoaștere cu Ema, crede-mă că nu mi-a fost vreo secundă gândul la tine. Adică dacă noi nu aveam camera aia roșie după, și dacă nu am fi avut-o, după ce terminam cu Ema, nu m-aș fi dus spre nimeni. Mă gândesc. Așa au fost lucrurile după încât să ajungem noi să mergem la date. În rest, nu aș fi... Mergi în direcția asta. Da, adevărul e că eu te-am abordat de data asta. Mai aștept încă vreo 2-3 zile și cine știe. Da.
Tu ce planuri ai acum în casă? Da, păi nici nu știu. Să faci și tu două sandwich-uri. Nu mai fac niciun sandwich, să știi că foarte bune au fost sandwich-urile. Le-ai mâncat? Toam, amândouă și cu o poftă. Serios? Da, din nu... N-am mai făcut sandwich-uri la nimeni, cred, mă, mă duceam cu sandwich-urile, zic, bă, Patrick, ți se pare ok? Are-ți bune? Chiar au fost foarte bune. Da, mă bucur atunci. Da, mă bucur că suntem bine și așa, nu te-ai supărat pe mine. Niciodată, stai mișită. Te pup și grijă de tine. Te pup, pa! Da. Nu, luați, îl ducem la celulă, îl închidem auzi, acolo, facem auzi. Frumos. Alo, puneți-l acolo pe partea roată. Acolo e celula, da? La incubator acolo. Nu, 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 eu stau la birou, bă, facem altceva, fii atent. Trebuie să vii cu foaia, mă. Nu, păi eu sunt aici la birou. Păi nu, mă, ia tu Alex. Băi, și voi l-aduceți aici la mine la birou. Stai la birou și vin eu cu mandatul. Nu, 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 tu stai aici, eu sunt cu foaia, mai ia-ți o foaie tu cu mandatul și eu cu cazul. Ok. Ia-l direct. Ia-l direct. Lasă, du-te. Iulie. Du-te. Tu l-oprești. Ce se întâmplă? O să te rog să stai puțin cu noi. Avem o problemă. Nu te agita. Scoate-mi buletin la tine. Te rog frumos să ții mine la vedere. Te rog. Cu Radu. Ai ceva ilegal la tine? Unde ați spus prostia? Nu, la birou. La birou. Sos? Ia uite, după aia. Mai bode. În cătușe. Zi, în cătușele mâine, în cătușele mâine. Poate că e domnul comandant. Mai nu mai râde, băi, nu mai râde. Bă, cum l-am dat? Marinele la spate. Marinele la spate, Radu, uite-te la mine, uite-te la mine. Radu, noi suntem prietenii tăi, vrei să te ajută. Radu, uite-te la mine, trebuie să colaborezi, da? Trebuie să colaborezi. Păi nu așa mă-l ia poliția, mă. Ba, dar Robert nu colaborează cu ei. Caporalul căpșură. Trebuie la mine în ochi când vorbesc cu tine. Da? Caporalul. La mine în ochi! Hai să fim prieteni din prima. N-am cu ce să lep ăsta. E nou, coleg. N-am cu ce să lep. Lasă că nu ține mașa, ține tu, domnule, domnule. Tu ești ăsta. Răspunde, bă! Ți-am mâncat pisca limba? Nu au răspuns. Tu ești. Răspunde, mă, tine. La beci. Nu sunt eu. Sunt niște aberații. Mă, nu ești tu. Sunt niște aberații la adresa mea. Da? Tinu, să vedem cum îl cheamă. Executat. Dar de ce mereu cu el se joacă? Revin în două minute, îți mâine zice adevărul. Rupeți-l. Rupeți-l! Torturăm acum, că nu e vina pe parte. Radu! Mâinile la spate! În urma perchiziției, mă ascultați, da? În urma perchiziției au fost găsite astea în buzunar la voi și astea. Despre ce este vorba? Ce sunt astea? Ce sunt astea? Ce sunt astea? Miroas. Cauza omilor ca tine suntem unde suntem. E prostie? Da, prostie, clar. E prostie, multă chiar. Bă, tu nu iei la mișto? Până la spate! Nu iei la mișto? Sus. Ce înseamnă asta? Năsău! Și ia uite asta, ce scrie aici? Năsău! Radu, dacă așa ți-am putea spune. Stai pe loc, azi. Decizie finală, colegul. Decizie finală. Luați cum poliția română... Luați toate probele în calcul. Deci, eu mă duc la cunoștință 5 minute la pușcărie. Faptul că trepărul Năsău Radu pentru uz de prostie și deținere de gumă din asta, știți voi ce e? Ale scârligile pe care ți le faci tu în emisiune, nu scârligile mele. Vei fi arestat pentru 29 de zile și nu vei avea dreptul să dai niciun telefon, nu vei avea dreptul să stai nimic. Vei sta cu Asteca și cu Ian în cameră. Cu ce? Hai, au, la celulă. Sau celulă. Nu-l băgăm sub scară, la celulă. Voi ieșiți și lăsați-l aici în celulă și vorbim cu el la geam. Gata, lasă-l aici, colegul. Sau, vin aici. Așa. Vom închide celula acum și ne vom vedea peste 29 de zile cu forțe proaspete, da? Băi, numai ca să-l și vedem. Hai, care vrea să fie măsa, să vină la vizită? La celulă cu el. Care se bagă să fie măsa? Vreau să fiu taică. Hai, și eu cu mătrusul. Vreau să fiu soră. Hai, să trăiți, sunt tata lui Radu. Ok. Eu sunt soră. Că nu m-a pus de poliție. Eu sunt soră, ai mai mare. Pentru cine ați venit? Pentru Năsău, Radu. Cine sunteți? Eu sunt Asu. Eu sunt sora lui. De la bază ești? Uite, vă rog frumos să vă depărtați. A, tu ești cu mine? Bun. Ok. Știți pentru ce a fost luat?
Ceva aveți vreo implicare sau ceva? Știu că e ceva cu prostia, iar mai umblat cu astea, dar... Ok. Vedeți că nu se evadă. Vedeți că se evadă. Nu. Are liber. Ține-mi spate. Ține-mi spate. Mă duc eu să vorbim. Nu. El aici este închis. Vezi că aici e secția de vizită, te rog să nu ieși de aici. Poți să intru să vă scăd? Imediat, o secundă. Nu am avut de muncă. Să-mi dați un buletin, vă rog frumos? Sigur. Da? Și dumneavoastră, să stop. Bă, tu ce faci? Ele pas, la domnul, domnul, de la, domnul, de la, domnul, de la domnul, suntem cu... Dumneavoastră, stați! Ok. Bă, tu bagă-te în celulă înapoi. Nu vă drog. Eu facem fani, du-te înapoi. Evadez. Mă duc. Aici e secția de vizite, vă rog frumos să mergem. Hei. Aveți doi vizitatori. Pe mama și sora. Stați așa. Auziți? Vreau să spunem și noi că acest moment a fost un pamflet. Și nu, nu aparține realității. Cum a fost? A fost bine, na. Da. Am... Cum merge? Am lămurit niște. Încerc să trag, văd dacă nu, nu mai gândesc. Dacă ea vrea să le tragă, o bileță. Am lămurit. Nu cred. Ma. Deci n-aveți Laurenți. Cum. Păi cheamă. Exact ce ți-ai dorit. Cheamă-l dacă vrei. Legea atracție. Mai ales că... Destinul. Doamne, hai, cred că sunt... Dar dacă nu-i meresc bine... Mai trag o dată. Asta înseamnă că ai pe cineva aminte. Cum adică? Da. Nu, glumei. Mai tragi o dată. De asta cu bilețelele... Asta, că nu sperând să... Dar dintre toți alegi? Ca jocul ăla cu moneta, știi? Nu. No. Da. Eu dacă îți fii că și ești dezamăgită, îți schimbi. Ionuț, asta e, pe Ionuț îl chem. Mariane! Mariane, ce faci? Mariane! La geam! O îmbrățișare, mă rog! La geam, la geam, la geam! O îmbrățișare, Mariane, nu! Nu, Mariane! La geam! Vreau să se strec în brațe! Totul, nu așa că ai geam! Ai lăsat și mă, mă rog, o îmbrățișare, mă rog! Stai geam! Bă, dar nu-i trebuie telefon, că-i văd la geam! Ce faci? Tăticule, ți-ai să nu mai fi prost atât? De ce ai fost prost? Nu știu ce a fost în mintea mea. Alții cum să fie atât de Mariane, prost? Cum ești? N-am știut că o să mă prind, am vrut să fac bani. Știi bine ce rău ducem acasă. Nu, am nevoie de... Frumos, nu mai e, să stai aici, nu mai fii acasă. Tată, să fii acasă cât de bine eu. Nu mai bine. Doamne, ajută să ai zile multe aici. Să fii cu să-ți dau ăștia afară. Ce viață nedreaptă. Cum a fost? A fost bine. Am povestit, am râs. Una alta. Auzi că mai strage încă un... Îl simt mai apropiat față de restul băieților. Nu-i bine. Asta ar fi tare. Poate pentru că nu a reușit să-și creeze o imagine poate greșită despre tine. Înțelegi? Cum alții, la prima impresie. Și el nu s-a lăsat cum influențat de alte păreri, deci îl simți mai aproape. Da, și îl simt așa sincer. Sincer? Mm-hmm. Dar despre ce ați vorbit? Așa, de prietenie, de serviciuri, de... Nu știu, am înțeles amândoi că nu-i cu supărare, nu trebuie să fie cu supărare, poate nu suntem compatibili. Nu știu. Wow, Nona e a doua. Mai rar așa Tata-i ceva? Bine la noi. În cât e azi? De ce? Să știm care e data cu noroc. Bună, aș vrea să-l chem pe Patrick. Patrick. Mergi cu ăla, de ce nu mergi cu ăla? Dar și mâncă acolo? Mă, nu-și cu ea, mă, ce are. Păi și tu altceva. Că ai cu flori și cu sandwich? Da, mă, ce are, auzi, mă. Bă, sper că nu fac joc și intru cu florile în altă cameră. Auzi, bă, dar alte buchete nu mai avea când le-ai luat? Iar ai luat din ăla, gata, a făcut. Au pas să avea omul acolo. Da, am stat 15 minute după el, mă, cu florile lui. Dar ce, acum au... Ba, el nu constat puțin. Bă, dacă nu-i ăla. Patrick, fac așa. Ce faci? Dar ce, mă, au acum două luni sau ce au? Aranciata, știi ce e ăla, nu? Suc de portocale, aranciata. Au, știi că ce zice? Poți să-mi ții și mie puțin ăsta? Patrick a fost chemat? Da. De Bianca. Are logică. Deci, păi eu o cheamă Nona mai încolo, nu? Tine nu să te cheme nimeni.
De ce mereu toate camerele astea ne dă așa o stare de... de emoții? Vai! Am vrut să-ți mai ridic starea puțin. Mulțumesc! Mulțumesc, iubitul meu! Te văzusem așa puțin abătută și am să te mai ridic cu moralul, dar mă bucur că mi-ai luat înainte și ți-ai revenit natural. Mulțumesc! Ce faci, frumusețe? Nu-mi dor de cine mai tu, fată! Nu, asta că stă la glume, e clar. Dar s-a văzut și din chestia că nu a povestit băieților ce a fost aici în casă, știi? Da. Atunci cu faza gluma cu dansul. În sens, ține la glumă, la așa. E să țină un secret. Uh-huh. E, na, că nu era mare secret, dar oricum, Laurențiu. Ah. E foarte glumeț el așa, n-ai nicio treabă. Mai ales că intră în joc și văd că face pe plac, știi, să... să fie bine. Să se simtă și persoana cealaltă bine. Dar Emma, tu încă îl placi? Mm-mm. Chiar deloc. E fără toată energia lui. Nu vreau nici să trăiești prin chestii din astea. Toate fetele sunt înăuntru. Tu trebuie să stai pe holuri că... Știi ce zic? Adică nu sunt niciun animal de om. Până la urmă vreau să fii și tu bine, cum e toată lumea. Ce te uiți? Eu sunt bine. Ești bine? Dar eu am ieșit să avertizez fetele. Da. Foarte pe... Mă, nu zic că îmi displace. Că îmi place, da, că ești așa. Dar nu vreau să treci nici tu prin foarte multe compromisuri ca să-mi faci tu mie sufletul liniștit. Aha. Asta este inima mea. Haide. Haide acasă. Te iubesc mult. Și eu. Fii cu minte. Da. Mă uitam la mine, la fundul tău și... Gata, dă-ți în eu florile. Mulțumesc, mă studi. Ce-a făcut, ce-ți iubesc. Dispoziție bună. Ce frumos. Cele. Pe copii, hai să le adunăm copii. Trebuie să stau mai deasupra.
Te-a văzut supărat. Of, dar ce slab. Mamă, ce fain ești. Drăguț. Și ce se întâmplă? Mă, uite mă ce duce capul la hoț, e frică de hoț. Mama, că știa că e acolo. Bine, și eu când am văzut că... Ea ți-a dus ție un serviș? Te-ai gândit o secundă, două, nu să bași ceva în ea. Corect. Dar nu-i voie la mâncare. Eu n-am știut că băgam. Păi, dar am ce dus acolo, să nu-i vedeți. Voie. Cine crede că n-o să ai vei camere roșii azi? Eu cred. Eu. Trei? Să fim trei? Tu o să ai. Să ai vei patru, Laurențiu? Da, păi, te cheamă Mihaela. Nu zice niciodată. O să vezi. Dar păi și la cât de spontan e și n-ai văzut cum reacționează, mie nu-mi plac reacția. Ce ți-ai dorit să ai sau nu? Ce anume? Ce ți-ai dorit să ai sau nu? Mi-este indiferent, sincer. Cristina, ha! Du-te, cum mergem și noi la mare. Doar noi de suntem, mamă, ce greu mi-a curzit și mie tot timpul mi-au... Asta este un coral. Păi și eu. Nu înțeleg. Haideți, fetelor, în mare! Hai, facem o trecere în not. Vreau și... Hai și tu. Nu mă pun pe jos. Haideți, pe trecerea fără mine. Tu cum știi să noți, Emma? Nu știu. Știi pe spate să mergi. Dar cum ia, uite? Ești pe fundal. Până în cameră, am făcut bilețele și l-am extras pe Ionuț, așa că, nu știu, să vină Ionuț. Nu știu, să vină Ionuț. Ia vezi. Stai așa. Zâmbea cu tine și după aia face... Ia uite, mă. Iar te-au chemat ăștia, frate. Auzi, se face întrebările Erisei. Cum a chemat pentru la valieră? Se face întrebările Erisei, dacă este. Îți spui și nouă. E frică să stea cu mine, nu cumva să glumesc de Robert. Da, fix de asta mă teme, Bianca. Păi hai, vin aici tu, ce ești așa negativist? Dar cu ce? Vină și spune-mi în față, că tu de obicei îmi spui. Ce? Dar nu am nicio treabă. Nu știu, mi se pare că ai fost deranjată că mergi la băieți. Dar eu n-am fost de mult timp. Adică tu ai mai fost și plus, nu știu, pentru ce ai putea tu să stai cu ei. Adică în sensul că tu ai o relație, ești cu Alexandru, ai fost la el ieri. Păi de asta și ieri am zis, păi de asta ieri, când prima dată am fost întrebată, adică doamna Andreea mi-a spus, dar de ce tu nu vrei? Că eu am spus, hai Mihaela, că ieri n-a fost. Și m-a întrebat doamna Andreea și eu am spus că să mergi tu. Dar acum și apoi, pe conexiune. Păi stai, și apoi doamna Andreea a spus pe timp nelimitat. Dar eu vreau să stau pe timp nelimitat cu Alexandru. Dacă ziceam că nu vreau asta, după aia tot îmi spunea acolo Roberta, a, tu nu vrei să stai cu Alexandru. Nu vrei, altă să spui că nu vrei și alta să spui că nu știu cum te-ai exprimat, dar cumva ai dat o urât, adică... Cu ce am dat o urât? Am zis... Băieți, au observat asta, dar... Adică... Fii mai clară! Eram acolo, Bianca, și a zis că, a, păi eu trebuie să fiu acolo, nu Mihaela sau ceva de genul. Păi și normal, dacă eu era între numai două. Eu nu mă așteptam astăzi ca să mai merg în casă. Nu am știut că o să merg astăzi. Acum am crezut că doar era vorba doar de ziua de ieri. Păi era între noi două, de asta și am zis, puteam să fiu eu acolo. Dar nu era cu sens că, vai, plâng, ce m-ai văzut, disperată, tristă nu, sau ceva. Nu, dar nu am zis, puteam să fiu eu și după aia au fost întrebați Ionuț sau nu știu cine a mai zis acolo. Cum sunteți, cum Mihaela te simți lângă Robert sau așa? Eu nu te-am întrebat nimic de asta. Oricum tot mai mult cu Robert am stat, adică... Păi știu eu, era și normal. Ați pregătit ceva sau ceva? Da, este cineva aici, te așteaptă. Bine, te-am chemat că am făcut bilețele și... A, și-am picat eu, bine, cazul pe tine, nu? Oricum mă gândeam să te chem pe tine, adică... Dar de ce ați făcut bilețele? Cum? Făcut dar nu toate, eu și Elisa. Păi de ce? Păi nu știu. N-aveai nimic de lămurit cu nimeni? Păi cu cine să lămuresc? Că vorbesc același lucru de... în continuu da, și nu... Știi care e faza? Cred că i-a picat Laurențiu Elisei. Dar... tu ai putut să chem pe Laurențiu. E cineva nou. Băi, nu vreau să-l chem pe Laurențiu. N-am nicio treabă cu el. Hai să fac un test cu tine. Hai. Îți zic trei numele băieți, să vedem la care reacționezi. Vrei? Hai zi. Radu. Laurențiu. Marinel. Te abținu că ți s-a zbătut ochiul ăsta când ai zis. Da, mi s-a zbătut. Da, eu nu-ți mă. Nu, glumesc. Băi. Nu. Dar nu e... Eu nu știu de ce tot mi se aduc așa în discuție, că eu îl plac. Dacă eu zic că nu, păi nu. Corect, tu zici că nu, dar
se vede altceva, așa. Bine, se noi. Vede, nu se vede, așa sunt eu și ca persoană, nu știu, și prietenii mei mă cunosc. Uite, când ai bătut palma, și când ai bătut palma cu el astăzi în casă, când a venit la tine, e așa. Apoi tot timpul sunt așa cu toți și nu. Cu tine. Ba nu. Când ai bătut palma. Nu. Dar ce crezi, mă, despre Radu? Crezi că... Eu nu știu, de ce măi, faci toate chestia? Are, nu. De ce crezi că e gelos? Păi nu știu, te, Bianca mi-a și zis că s-ar putea să fie... Nu bag pe Bianca și cred și eu că s-ar putea cumva să vrea să mă pună pe mine într-o lumină mai proastă, poate că eu mă îndrept spre alți băieți. A, să se scoată da. Cumva în fața publică. Că eu de fapt mă îndrept. Dar tu ești vindecată de Radu? Nu știu, să fiu sinceră, nu sunt totalitate vindecată. Dar nu mai ești, nu mai atât de... Păi îți dai seama că m-am automotivat și eu, știi, să trec peste, să trec peste, să trec... Adică, da, e... Dar că, cumva, ce faci tu acum, e mai important pentru tine ca persoană. Adică tu te arăți cum ești tu și mi se pare că ești amuzant, ești o persoană cu care poți să discuți, știi? Adică nu faci ceva rău, după părerea mea, doar că, na, dacă el chiar are sentimente și chiar e gelos și așa... Nici asta, asta nu e de condamnat, știi? Nu e de condamnat. Asta nu știi, știi? Da. Asta nu ai cum să afli, n-ai cum să intri în sufletul omului să vezi. E și orgoliu bărbătesc la el cumva, știi? Care ți-și, domnule... S-ar putea să fie și ăsta, știi? Nu știi ce e de fapt, dacă e orgoliul lui sau chiar într-adevăr e acolo o sămânță de sentimente sau ceva. Dar tot ție în cap acolo o reîncercare cu Radu? Nu neapărat o reîncercare, dar încă am ceva pentru nu pot să zic că... Gata. Dar crezi că dacă m-ați împăcat, mai fi ca la început? Nu cred. Nici de cum, pentru că am discutat asta cu el. Păi și dacă crezi asta, nu crezi că dacă cumva vă apropiați din nou, vă amăgiți mai mult amândoi? Și o să suferiți mai tare? Și asta s-ar putea. Dar vezi, e greu aici în casă. E greu pentru că e contact în continuu. Da. Știi, la faza e că amândoi aveți așa un pic de gelozie când sunteți în prezența altcuiva, știi? Voi... Știu. Luați drumul ăsta. Știu. Am e greu de controlat. Hai. Mersi mult. Și eu, hai că am nevoie de îmbrățișare. Hai că fie mie. Fugi, pa. Na, mă, are părinte. Ia la vrăjeală, ce vrăjeală pe el. Crezi că... Pentru facultate s-a dus, mă, frate? Cum? Pentru facultate s-a dus. Ce? E, ce? Olanda? Țările calde. La lelele din Olanda... Unde ai fost, mândruliță? Camera roșie. Cum a fost? Bine. Da, sunt bine, sunt mai bine. Să zic, mi-am mai... Să ridica moralul. Deja mi-am propus pe cine să chem, dar eu speram să chem mâine, că aveam alte planuri. Dar na, s-a dus planurile mele. Băi, Emma, cât de frumos e când iubești. Fain. Dar de ce ți-au adus flori? Că te-au văzut supărată? Da? Bă, dragul de el. Tare frumos. Fugi. Te bag o bănțeală. Acolo îți hotărești. Și acolo? Eu? Nu, ziceam la alea cu decărtarea. Ema, hai cu patia în cârtă. De cădemărul se zice în glumă, știi? Mă duc să-mi chem unul dintre iubiți. Alea. Alte glume din astea n-ai făcut așa de... Că ești urâtă, că ești nu știu cum, asta n-ai zis. Camera, vreau să vină Marinel pentru că mi este dator cu încă o cameră roșie, dar întreagă de data asta. Cele mai multe palme îl răducu peste ceafă. Te cheamă Ema. Doamne. Ai că-ți place Ema. Ema, Ema, lasă. Să ne zici și nouă cum e materialul la pantalonul ăla lui astăzi. Tot mersul. Ia zi la Laurențiu. Dacă e mai mișto decât ăla de aici. S-a luat. Nu, una a, una văd. Și cum a fost la joc? Cine-i chemat? Pe cine a nimerit pe bilet? Nu, pe cine a nimerit pe bilet? Un om care se pricepe și știe să vorbească. Este prin. Hmm? Un om care știe ce, să vorbească, știe să te sfătuiască. Marinel, ori Ionuț? Da. Dar știi care-i faza? Că el intră cumva în filmul ăla cu mine și în momentul când intervine cineva și spune a, no, nu știu, gen, dacă e vorba de o îmbrățișare sau orice altceva și intervine ceva și spune a, păi nu, că gata, nu mai face nimic, că iară să înțelege nu știu ce. Și dar până nu-i zice nimic, nimeni,
Nu, nu crezi că dacă nimeni nu și-ar spune părerea despre voi, voi doi ați fi mai bine? Posibil și asta, dacă nu ar interveni. Și de ce nu cere asta? Eu cred că tu ești în măsură, nu știu, persoana ta și în general, să zici, ok, fetelor, nu mai spuneți nimic din mine și Robert. Și crede-mă că nici o fată nu o să zică nimic dacă tu zici asta. Și vor înțelege. Și Robert să zică la băieți, nu ziceți, vă rog, nimic de mine și Mihaela. Trebuie să zică și ea la băieți. Da. Și să nu zică nimeni nimic. De voi doi împreună. De tine ca persoană, cred că nu e o problemă. Tu accepti și glumele și toate alea. Să zică de tine separat și de Robert separat. E o problemă la el, că nu-i place că-s prea glumeață și el are impresia că râde el din orice. Ți-a zis ea sau... Eram la masă cu Radu și cu Radu. Și dacă râd cu Radu, cumva vai că râs pe seama mea, știi? Eu cred că asta sunt niște motive. Ești mereu zâmbitoare. A, sunt și motive. Asta nu-mi place la el, că nu pot să fiu foarte, foarte serioasă, adică... Deci am zis că el mă enervează și că nu știu cum a dat-o Radu cumva că are probleme sau ceva la casă, nu știu cum a zis, dar așa, nu a zis într-un mod rău, dar el așa a luat-o. Și a zis că asta îmi place la el și a zis, da, eu am probleme cu capul, da, el gata, a dat-o în altă. Și nu a luat-o că ți-i place de el, că e așa. Da. Fata, nu luat-o crezi așa. Că astea sunt pretexte ca să te îndepărteze? Exact, asta vreau să zic și eu. Nu știu. Veniți cu Colindu? Ți-am adus un trofeu. Pentru? Pentru zile mai bune. Pentru zile mai bune. Da. Bună, Emma. Mulțumesc, Marinel. Mi-a făcut plăcere. De ce m-ai făcut așa? Nu, stai că am doar glos, cred. Ce mi-ai cumpărat? Marinel, dacă era pentru ziua de mâine, eu aveam ceva pregătit. Adică? Pentru ziua de mâine aveam ceva pentru păi tine. Păi tu mi-ești dat tare cu alea. Cu ceva, da. Și de asta m-am ofticat când a zis că nu lua pe în brațe. Te chem eu mâine, hai. Serios? Da. Deci e garantat, da? Da. Dar mi-aduci. Dacă mă ofendești și nu mi-aduci, nu mai vorbiți și o dată cu tine. Serios? Bun. Acolo vezi, unde vezi? Ești? Avem atâtea martor, ochi. Da? Avem atâtea ochi, da? 1, 2, 3, ok, aici, 4. Dar mă chem. Ca să vorbeam eu. Cine tai? Eu tai. Ok, deci fii atent că asta vorbeam, că eu voiam să iau, dar dacă mi-au țeapă mâine și tu nu mă chem. Camera roșie. Vrei să stăm așa? Da. Ok, Marina. Deci dacă mâine nu mi-aduci... Așa. Nu te mai bag în seamă o săptămână. Și poți să stai așa, fără să mă bag în seamă o săptămână? Scurtează un pic termenul. Nu știu. 3 săptămâni. Ai să-l scurtezi. I'm sorry. Ok, Manel, stai că ești de ruj. Stai că ești de ruj. Și ce faci, Manel? Cum se fac ziua? Tu ce faci? Uite, cum dar să-i măcar cu mâna asta, ca să nu stau fucită. Ok, ok, scuză-mă, Marinel. Ok, mie mi-a fost faină ziua, mai ales că ați venit voi. Doamne, m-am plictisit de... Cred că n-am fost la voi de două săptămâni. Mi-a plăcut mai mult la voi, la noi așa, se simte o agitație în casă. Păi de ce? Din cauza certurilor? Nu știu, probabil, da. Vai, dar voi vă distrați acolo. Da, de ce nu veniți mai des la noi? Am avut percheziție. O să vă percheziționăm și pe una dintre voi, fetelor. Oh. Dacă o să vă învinețim pe aici, pe la coastă. Bine, dar ne-am jucat, deci n-am făcut referire la nimeni. Căutați ceva la jocuri de domnișoare și ne jucăm cu toții. Dar de ce domnișoare să facem nu... avionul din voi? Ce să facem? Da. Fată, poate ar trebui, nu știu tu, Mihaela, să fii cumva indiferentă, da, față de el. Și, dar încet, încet asta, nu de la o zi la alta. Și cumva să-ți îndrepți atenția spre altcineva. Dar nu am nici pe cine. Nu, poate ai zis că ți-i drag la Laurențiu, așa că da. Seamănă cu fratele tău. Nu să te îndrepți să... Na. Da. Dar ai zis ca să-i arăți lui Robert că gata, sunteți prieteni, tu ai trecut peste. Eu niciodată nu am făcut vreun gest care să pară că ești disperată după el. Păi el nici n-a zis asta, dar oricum el simte și toată lumea știe. Toți s-au dat seama, după reacțiile tale, după femeia care ești, știi? Și-au dat seama că tu ai ceva pentru el, toată lumea, știi? Și el e conștient de asta. Dar dacă tu cumva ai încetat, știi, din partea ta glumele astea, că tu ne mai dai,
Așa, da. Și pe conexiune și dar și când am încercat, da, să le vid, el cumva tot o băgat ceva, știi? Adică cumva tot vrea să mă țin acolo, nu înțeleg. De ce nu chem pe altcineva în camera roșie? Altcineva. Să zici, da, cu tine sunt prieten, dar uite, mă-i drag și de Laurent. Oricum, da, și oricum el face... Dar nu pe dușmanii ăștia lui, pe Ionuț, Radu. Pe altcineva. Dar cred că... Nu știu. Dar nu l-am chemat odată. Nici Marina nu-ți place ție, așa? Și atunci s-au gândit că, cine știe, mă dau la colegului de cameră, nu știu ce impresii, și-a făcut și atunci. Chiamă-l pe Alexandru, zici să nu-ți mai stea cu spatele. Mie când îi cumpără brățara? Vrei să-ți cumpără brățara? Da. Hai, o să-ți cumpără. Știi ce semnifică asta, brățara asta? Nu, ce? Nu trebuie să știi. De la o fostă? Sau? Am primit-o. Când ai primit-o? Și zic eu. Acum... 2 săptămâni. Wow, e recentă. Susținătoare? Cristina? Da, nu e din casă. Susținătoare? Aproape, da. Și îți place de ea? Nu-mi place, nu, Doamne ferește. Păi și atunci? Doar că o port. Că am zis că fac și duș cu ea, că n-am avut nicio brățară. Are și roșu, să nu mă deocheaz voi fetele. Așa? În general mă refer, că sunt foarte deocheat. Și dacă ți-ai aduc o brățară, o port? Da. Bine, dar o port să veșnicie. Uite, eu asta o am pe mână de la 16 ani. Păi da, e ieftină, mami, nu cumperi ieftină. Dar nu e ieftină, are pietăcică scumpă. Mie îmi cumperi până în 5 milioane. Dar bine că nu ies cu Marinel. Ai zis ce primul ți-am luat? Da, cu ce seamănă? Cu o gogoașă. Hai, vezi că îmi duc înapoi, da? Nu te lasă să iei recuzita. Îl conduc până aici. Așa. Pa, Emma. Pa, Marinel. Hai că te iau și în brațe. Bă, ce mare ești. Pamani. Nu fi obraznic. Pa, pa, Emma. Pa. Nu, Marinel! L-am făcut? Nu! Pa! Pa! Cheamă-l pe Alexandru. Cere un sfat. Vezi ce zice el ca și băiat. El are sfaturi bune, are citate din astea care motivaționale, știi? Te ridică. Te ridică de jos. Cheamă-l, eu nu mă supăr, eu chiar nu mă supăr. Că oricum eu o să-l chem. Acum el e psihologul meu personal, da, sau cum? Nu, ca și psiholog și nici ca și prieten. Că dacă îl chem, îți închei cam așa până sus. E, că n-am ce să rătur. Dar nu, n-are legătură pe asta. Nu. Dacă e unica opțiune, ca să nu-l supere pe el și pe aici în casă, pe nimeni. La de unde ești? Să-l chem și eu. Ce ești eu? Să se supără și din asta. El se supără la orice. El oricum, da. Nu, dar măcar Robert știe clar că tu cu dacă nu el, e clar că oricine ar fi, dacă... Da, dar dacă și el tot... El dacă respiră, deci... Da, dar dacă când el nu vrea nimic cu tine... Nu, el reproșează ca să te îndepărteze pe tine. Da. Să vadă lumea că tu nu ești ce trebuie pentru el, știi? O, ce ferici! Cine e din Olanda. N-a vrut premiu, mă. Nu? Nu. În Olanda nu prea sunt, nu? Preferau la Lele. Ce vrăjeală pe el. Emma. Bă, să auzi, nu râzi de fată, dar zic eroare. Unde mergeți? Aveți declarație? Ce? Pe propria răspundere. Aveți? Normal. Unde mergeți? Aici. Ok, astea sunt tichetele de masă? Mergeți la masă. Liber. Avem filtru aici. O zi bună. Dar ce mult o stat asta în cameră? Stai chiar. Așa-i? Ba nu, mie mi s-a părut că voi ați stat, mă, nu eu. E... Dar noi n-am fost. A fost. Începe-le la schinare. Nu. Și te-o flocăit, că uite numai tu și-ai, da, pe față. Serios? Am primit și un cadou. Bune. Mi l-a luat înapoi. Un trandafir. Nu trandafir, ceva mai original. O pernă. Și ce, de ce l-a luat înapoi? Că e recuzită. A fost fain. Zilele astea. Hai, Mihaela. Eu uzi. Hai. Vai. No, mucem. Hai, succes. Hai, că văd ce combin. Suspectul se află în stânga noastră, da? Trei, sta cu spatele la el, nu te uita să nu te vadă. Fermierul, te pui în fața lui, te prefaci că-l vezi, te bași că-l în seamă și eu cu trei venim de la spate. Ok, bine, acum coborăm din tractor și vin. Stai că îmi luăm sperul. O stație de tir. Ți-ai încărcat stația, colegul?
Da, șeful, poți să mergi. Nu murmure, colegul. Poți să mergi să văd să nu fugă șeful. Poți să mergi să văd să nu fugă șeful. Fermierul, te duci ușor, te pui în fața lui, să nu te observe. Laurențiu, tu te pui în stânga lui, te prefaci că... Te prefaci că parchezi mașina și te pui în stânga lui. Iar eu cu trei venim ușor, ușor, unul pe o parte, unul pe cealaltă parte și intrăm în el. Sunteți toți pe poziții, pregătiți? Da. Ok, mă apropiu cu trei, femerul nu faceți mișcări brușe. Femerul e pe fază. Nu faceți mișcări brușe. Suntem pe fază. Faceți, îmi dați startul, da? Toată lumea sunteți pe poziții? Da. Da. Spun și pregătiți. Am plecat. 3, 2, 1 și... Stați, culcat! 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 Eu nu înțeleg ca ce mai stau unii. Cum e antrenat și că ești? Chiar nu mai a fost eroare, mă. Bossul, cred că am făcut o greșeală. I-am prins. Încercăm și mâine. De mâna asta, bă, cu ăla. Bă, cum l-au luat, măi? Încătă-ne să, bă, nu era el. Bună cameră. Să vină Robert în camera roșie. Mulțumesc. Robert. A, ia-ți rolul de victim în camera roșie și atacul din nou pe Mihaela. Du-te și dă-i nea cât poți. Spune ce greșeală faci. O să te atac pe tine într-o zi. Du-te și desfar când hibat în 2007 și spune Mihaela ce greșeală a făcut până acum. Treaba ta. Du-te și scoate în evidență toate greșelile și pun-o într-o lumină proastă. Cum de ce crezi obicei, că vorbesc de tine la camera roșie? Du-te. Cum faci tu cu... Mișcă. Cu asta ta iubită. Mișcă-te. Ești așa important. Du-te și terfelește-o. Bună. Bună. Ce faci? Bine. Eram acolo cu băieții și nu mai știam cine pe cine cheamă. Tot încercăm să ghicim și nu... E, pentru tine era foarte greu să înțeleg. Hai, păi n-am știut. Am zis cine crede că nu va fi chemat în camera roșie și am ridicat mâna trei. Și tu ai crezut că tu nu o să fii chemat? Da. De ce? Așa am crezut. Nu mai crezut bine. De ce? Că nu scap de mine. Păi de ce? Dacă tu ai zis clar că ai înțeles lucru și că aștepți un băianță. Păi am înțeles. Păi nu o să te mai chem de acum înainte, tocmai de asta te-am chemat, ca să lăbărim anumite aspecte. Dacă tu vrei să nu te mai chem în camera roșie, să-mi spui. Păi nu, că nu mă deranjează să vorbesc cu tine. Strict prietenește. Nicio problemă, chiar mă simt bine și ți-am zis și la date. A fost super. Prietenește. Dar văd că o duceți în altă... În altă parte și începe cu bajocorări și cu râsete și că dacă n-am părut cărunt, că să nu știu cum, că da, după acum, aia că de unde psihic... acum, că nu am zis nimic de genul. Nu, dar practic le râs la glumele, nu glume. Că n-am nu râs glume. La glumele lui, că eu practic eu am nu, făcut dar gluma. Dar sunt glume, nu sunt, nu, eu am făcut gluma și Radu râs la gluma mea. Da, le dai curs la jignirile indirecte pe care mi le adresează, înțelegi? Nu. Cum că nu mă duce capul, că sunt o bătaie de cap și păi nu doar pentru tine. Cum poți să spui asta? Dar nu m-am referit în sensul ăsta, că nu se... Doamne... Ei a vrut, ei au început frumos, că te stimulez. După aia au zis că sunt o durere de cap. Și tu ai zis, da, parcă și asta mă atrage și Radu, păi nu, că... Pe durere de cap în sensul... De la oricine durere de cap, știi? Deci hai să fim serioși. Păi poate în cazul lor în alt mod, dar la mine m-a refis mult. Discuție care pe mine mă deranjează. Dacă oare cum ați fi... Pe tine te deranjează orice. Nu mă deranjează orice. Ba da, Robert. Eu cred că orice nu. Te deranjează. Mi-ar place, uneori, eu vă răspund cu aceeași monedă. Eu când o să-mi placă o fată cu adevărat, adică să vrea o relație, eu dacă îmi place o fată și o simpatizez, zic că ești drăguță, ești frumoasă, dar... Dar nu înseamnă că vreau să fiu iubită. Deci în momentul de față în casă nu e nicio fată? Nu este nicio fată care să, cum zici tu, să mă stimuleze în așa fel încât să-mi doresc să formez un cuplu cu ea. Uh-huh. Dar prietenesc, ești o super persoană, știi? Nu știu de ce ei tot mă împing de la spate și tot te face pe tine să vezi ceea păi ce nu să este. Să discutăm chestia asta, să nu mai spună nici fete, nici băieți și ai dar lasă să zică. Dar faza este cu oarecum că eu văd că... Eu am înțeles ideea, dar eu mai fac... Da, dar tu cum ai un pic de drag, intri în rolul ăla pe care ei vrea să intre și... Da, eu nu fac să te supăr pe tine, sunt nicio formă. Știi, tu dar îmi dai indirecte, frumos și râd. Nu știu. Și asta mă enervează. Păi nu să... Chiar am zis că nu mai... Dar chiar nu o să mai glumez nimic și nu o să mai... Chiar și cu camera roșie, dacă te deranjează, o să chem
Dar putem glumi pe o mie și una de teme, dar doar pe tema asta, știi? Și ei vor să te enervezi tu, să te enervezi tu și să mă enervez eu. Vrea să ne enervăm, să ne certăm. Da. Dacă tu nu vezi asta, e problema ta. Eu nu mă cer cu tine, nu m-am nici certat cu nimeni de aici. Chiar dacă tu... Dar tu te-ai certat cu mine. Dar te atași prea mult. Te atași prea mult când e vorba de mine. Parcă, nu știu, te schivezi. Ok, am înțeles, nu vrei o relație cu mine, am înțeles. Ce? O să și ceva. Mamă, ce răscăi. Facem foto direct, degetul în codoc. Da. Păi la ăla, ai te referi acum o oră pe Mihaela? Să fie cum trebuie. Da și mă corectează, dacă ce îi spune Mihaele? Dacă o duce, o duce de nas. Nu mai putem face ceva oare? Mamă, că prea dă-ți stâncă, e nebună. Lăsa-mi loc, asta lăsa-mi loc. Hai că e hazăr ăla, urcat. Eu pun între ele. Da. Nu te ajung. Simt nevoia să-i dea mai tare. Hai să-i punem să calcem ceva aici. Să-i punem o foaie cu ketchup și mustard să calcem ea. Dar nu, cred că o vede și te prinde de clanță. Eu cred că sezonul ăsta e cu totul și cu totul diferit. De ce? Pentru că suntem cumva aici ca să noi, între noi, să ne cunoaștem și să ne îndrăgostim unul de altul, da? Nu e forțat. Nu ne forța, normal, nu-i să forțat. Ne dăm mai multe șanse, da. Doar că în momentul în care tot una intră, altul iese și așa mai departe, deja vezi cum e în cazul vostru a băieților. La noi fete mai, la voi fete mai venit și a fost mult mai diversificată treaba, adică da, a fost voi, mult mai ușor. Și în ce cauză au venit fete? Pentru că ați făcut alianță la ora de da. A vota. Okay. Da. Și v-ați dat seama mai târziu. Da, am zis, succes. Mereu votați ceea ce simțiți. Da, da. Da. Bă, dar să nu te vadă, da, prins că... Păi, bă, dar mai lasă și pentru lucruri, bușoate. Și o baci pe japcă. Și o baci pe japcă și el calcă. Gen, eu pui sub picior cum ar veni. Dar te baci tu între flori cumva să nu te vadă. Dar nu, bă, vezi că se vede foaia, mă, nu. Nu așa, gen... Când intră el. Bă, fii atent, eu când tușesc, tu... Da, 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 cel mai bine, cel mai bine. Io. Se gândesc la mine, mă. Au pus sosul pe clanță. La Robert. Asta e ceartă, ai să vedeți. Da. Și mare. Pentru Robert! O să dar bună dimineață! Bine, 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 bine. Eu dau la pește. Nu vă uitați, gen. Eu dau la pește aici. Ce faci? Dau la pește. Dai la pește? Da, nu. Pescuiești? A tras. Ai tras? Mamă, ce se zbate! Se zbate! Ce? Mamă, ce scăpat! Ai, am prins-o! Nu am pot să cred. Am dat așa. Am împins-o. Nu am mușcat niciuna. Bă, de ce eu? Că n-am făcut-o eu. Nu am mușcat niciuna. A călcat cu piciorul opus pe treapta aia. A călcat cu simul de dreptul. Au uite-mi că a băgat mâna la aia, ce ai? Bă, bă, luat un pic de dreptul. N-ai prins, n-ai prins. Ai băgat mâna, bă! Da, mă, am împins așa, cu degetele. Se pun pentru Laurențiu ceva pe clanță? Da, pe deja... Să spui în palmă muștar sau ketchup și să dai noroc cu el. Da. Intră? Vai, asta e bună. Da, și după să-ți ia lipicioasă. Dar nu, îți iei șervețele cu tine în buzunar da. Și îi spui scuze, mi-am luat doar un pat. Chiar după ușă pot să lași. Dar stai că când... Și zici, scuze, mi-am luat doar una și nu șterg tu cu el. Depinde pe ce băiat vrei să schimb, că el să nu, poate să nu înțeleagă gluma iar. Da, de chiar pe Laurențiu, că el înțelege. Marnel nu-l chema, că nu înțelege. Marnel nu se vede așa pe față. Mihaela, cum ești? Super la glumea asta, mai ales cu fața, păi, cu părul, cu nimic. Păi, mai bine așa să ne evităm și... Să vă evitați? El a zis că nu vrea chestia asta, să ne evităm. Da, unde vă evitați? O să mi se zică că nu sunt serioasă, da? Nu, o să-l mai chem pe el. E doar unul și îi zici, scuze, am doar unul. Îi cheme și el pe altcineva. Ai, Risa. Puneți muștar în palmă. Muștar sau? Muștar, muștar. Mici, fată. Da, puneți un pic în palmă și pune-l da, înapoi. A, să nu-l iau. Să nu pui mâna pe el din greșeală. Dar dă norocul cu mine. Dar zici tu, hai să dăm noroc. Așa se face în Iran. Nu, când vine... Așa se face în Iran. Da. Dar în timp ce tu mai palmă mai așa, ca să nu se vadă. Că îmi iau hate de la oamenii. Ne dea mereu de această conexiune, vă rugăm. Poate uit și îmi dau cu mâna în păr. Asta e bună. Aș vrea de râs.
Vreau să vină Laurențiu. Vai! Poate să punem mâna pe picior. Mix. Mă da, ce de Laurențiu, Laurențiu. Mă bine. Hai că vine peștele, trage. Nu. Eu nu iau de acolo. Hai să-l ardem pe Laurențiu, da? Stai că vine ăsta înapoi. Îi pute mâna, muștar, te ia fata aia de mână. Dar trebuie să ștergem clanța aia. Cine e, Laurențiu la Irisa? Bună! Băi, mă așteptam. Ce faci? Foarte bine, tu? Bine. Da, cum ești? Sper cum te să-ți mai zic că faci asta. Nu, nu, dar mă dacă... uitat. Cum? Ce faci? Uai, ce... tu ești... Băi... Uite așa. E... I-a dat ceva, mă. L-a murdărit. I-a dat ketchup, i-a dat ketchup. Pleacă, mă. A. I-a dat ketchup pe mână. L-a ars frumos. Eu, îi zicem că e din partea noastră, farsa. Aia e. Ai de asta în tine, da? Nu pot să fiu normală. Nu. Suntem în șervețe, la urmă, nici amă. Nu stau în șervețe. Ai dat și pe jos. Aia, o șter. Aia e. Urât. Stai. Ce, ce? Ce, te aștești tu? Nu. Vrei tu să stăm așa? Stai să șterg întâi. Ce-am făcut? Mă scuzați. Hai că am și pentru tine. Bine! Mai încă unul. Da. Păi, acum unde să-ți dau? Stai cu ce faci? Ce să fac? Uite, mă pregăteam să nu calc în plasa de la băieți. Și eu pus muștar pe... Da, am văzut. Și uite că am căzut în plasa ta. Cu plăcere. Tu? Bine. Da? A văzut, ai văzut sala după... Bă, dar ce l-a ars, mă, pe Laurențiu, Irisa. Ce-a curs din Robert pe aici. Bă, bune că miroase a hot dog, băi. Mai să știi că data trecută n-am putut să mă concentrez foarte bine la discuție, că tot mă așteptam să se întâmple ceva. Da... Dar eu am fost serioasă, să știi. Și eu mi-aș fi dorit, dar tu erai sigură pe tine că nu se întâmplă nimic. Da, corect. Chiar se întrebau și băieții și mi-a dat seama că nici eu nu știu. Tu acolo în Olanda ai mers pentru facultate sau? Nu, locuiesc acolo. Păi tu ești jumătate româncă, nu? Da, și jumătate iranian. Și cum de e Olanda? Păi mama s-a recăsătorit. Am înțeles cu un și olandez. Este tot iranian. Bun. Așa. Dar el locuiește acolo de 25 de ani. Am înțeles. Da. Și cum ți se pare? Unde ți se pare mai comod? Aici sau ne, încolo? Îți dai seama că aici. Da? Adică da, pentru că știu și limba mai bine. Adică și mai bine totuși... română decât? Da. Decât olandeză, da. Am înțeles. Și pe viitor, unde îți dorești să stai sau nu contează neapărat? Nu, nu contează neapărat. Adică eu sunt obișnuită de când eram mic tot, știi, și eram pe aici, pe acolo. Deci pe domeniul ăsta, contabilitate. De ce nu ții minte? Țin minte, gata, stop. Peste 5 ani unde te vezi, tot în zona asta de contabilitate sau? Nu cred. Cred că după ce o să termin, dacă o să, așa, o să fac ceva spre medicină, deci, asistent, de ce ceva. N-ai început de la un început așa? Pentru că tata e doctor și mama asistentă, adică asta a terminat la facultate și eu tot timpul eram, adică mă gândeam că poate am fost, că asta îmi doream, să devin doctor. Dar am zis că cumva că poate da, din cauza lor îți da, și asta. Exact. Și am zis că să fac altceva, că și sunt bună la mate. Că... și da, îmi dau seama că nu, când lasă medicină, că nu mi se face rău de la sânge, n-am nicio problemă din asta. Nicio. Nu? A, ce tare. Câteodată mă sperii ce... Așa, nu am nicio problemă cu chestia asta. Da, nici eu. Câteodată când văd ceva foarte grav, mi se face, nu știu, o grață, să zic, dar nu e ceva grav. Adică nu mi se face rău să cad acolo, să leșim. Înseamnă că mă pot baza pe tine. Da. Ai o relație bună cu ai tăi? E, cu mama, da. Foarte bună. Și dacă ai cere o părere și te-ar spune, să zic că, băi, nu mi se pare că e potrivit pentru tine, ai luat un calcul? Încerc. Nu, nu cred. Încerc adică să nu iei? Da, încerc să nu iau, pentru că stau și mă gândesc. Adică trebuie să văd eu, pentru că dacă nu
văd eu, tot timpul o să rămână acolo ceva, că dacă era bine, dar măcar poate... știu că am făcut ce am vrut și nu am regrete. Regre, că eu mor... și în viața asta. Da, că n-am trecut mai ușor peste despărțirea lui mama și tata. Păi depinde și ce vârstă aveai. Păi aveam 6 ani, dar știi... Că n-ai trecut mai ușor, adică ce... Adică te-a măcinat mult? Da, mult, mult timp. Nu trebuie să... Îți pare rău că toate evenimentele și plăcute și neplăcute te fac exact risa care știți. Da, dar știi, vroiam la 20 de ani să fiu ceea ce sunt acum. Da, e că nu s-a terminat viața, nu. Mai e timp destul. Corect. Te puf, cred că n-ai pus mustar eu... pe aici. Nu, sper să nu, să nu te-am supărat, nu? Nu, s-a miște, te pup. Ai auzit Alexei Zradu? Ce? Deci că cea mai plictisitoare cameră roșie la urmă. Așa e când chiar ai sentimente pentru fata Radu. Nu stai să te încerci. Mamă, mentă, îți dai seama, gen, că joci actorii pe aici și faci actorii. S-a fost atat la persoană. Ce atac? M-a fost adevărul. M-ai udat la Adidas. Nu vorbești de Robert, vorbești despre voi. Lasă de blugi. Care voi? El și ea. Ce are blugi în picioare? Îți dacă vrei să dau maximul asta, poți să-ți dau să-ți întorc. Înțelegi? Ești de bun la cap. Bă, sunt probabil să... Dai cu minte că Bianca acum face cu tine așa. Când o avea echip de subiecte cu tine, nu mai scap 3 luni. Bă, ok, ideea e că, da, tu poți să faci. Tu acum poți să mi-o întorci așa. Numai că tu ai atacat, iar eu am răspuns. Dacă vrei să ne atacăm... Glumit și tu ai să... Și el a glumit, poate. Păi, ambele au fost niște glume. Au fost 2 glume, gata, calmați-vă, nu vă las aiure. Nu văd de ce acum să ne impacientăm ce așa. Ce burtică, ce burtică. Pare că eu sunt impacientat. Acum Laurențiu intră... Laurențiu! Ai dat-o așa, că dacă ai vrea, acum poți să-mi întorci ușor. Știi că mereu când nu este, te uiți. De cum a fost după? Bine. Ai din ăsta în tine? Ce încântat. O altă tradiție. Ți-ai spus că așa te face în Iran? Ce bine că prinde la glumă, n-are treabă. Nu, deci stă așa fain. A, Bianca. Merci. Îmi doresc să vin în camera roșie, Alexandru. Mulțumesc. Radu, offside. Deci te-a chemat Cristina și Erisa. Nu, Patricia și Erisa. Pe Ionuț, Cristina. Pe Marinele, Emma. Pe celălalt, Nona. Ce? Dar nu. Nu, nu-mi dormire. Nu-i dormire. Poso. Ai un avertisment la 2, ai pedeapsă. Bateți coasa, mă. Poftim? Bateți coasa. Ce înseamnă asta? Mergi să o bați și după să mergi să cosești. E un fel de două feluri, așa, de jignire. Nu s-o ascuțești. Nu știi cine să-ți bați. Uite, mă, Laurențiu, deja a venit spre tine. Să-ți dea 2 bombe. Să-l duce cu aia, mă. Adevărat, Laurențiu? După. Pe mine tata, când am fost mic, a vrut să mă auzi, facă frizer, mă. Auzi, ce ziceți? Pe mine a vrut să mă facă omul legii. Așa că mă duc la pușcărie. Și 10 ani mai târziu la temniță. Vă frumos să n-aveți un limbaj licențios în casă, iubire. Stau pe nuca. Patrick. Ok. Și ce ai, regele? Por qué no te callas? De ce nu taci din gură? Mie nu mi se pare amuzant, dar poate în spaniole. Păi mie mi se pare foarte amuzant, dar întrebarea mea de ce nu taci din gură? Eu... Până acum erai domolit, mort, acum... Acum sunt foarte bine dispus, ești prea șmecher pentru casa asta.
Una pozitivă, hai, lăsăm trecutul, vorbim de viitor. Dar de parcă Patrick și-ar fi dorit asta. A, dar tu o să vii aici, dar o să faci asta, dar nu știu ce, știi, să-mi bagi chestii mie. Asta-i simțit, la, asta-i simțit de partea lui Patrick. Și ți-a băgat vreo chestie în cap? Nu mi-a băgat în cap, dar și normal că, nu știu, îmi pun întrebări. Sunt întrebări normale, raționale, da, care mi le-am pus și de la început și care mi le pun în continuu. Dar cred că fiecare om și se gândește, mai ales la vârsta asta, nu știu, 20-30 de ani, când te gândești ce, cum vrei să fie viața ta de fapt și unde vrei să o trăiești. Că n-ai cu cine, dar nu știi cum. Păi, na, acum anumite întrebări sunt sigur că ai, dar asta e ideea, să fii pozitivă și să ne gândim că să știi că vrei să o faci alături de mine. Asta e ideea. Păi vreau. Păi și eu vreau asta. Asta tot. Și știu că vrei asta. N-am zis așa. La toată ziua ai avut dumneavoastră de băieți, Robert. Și cu mine în partea aia și cu Patrick acum. O dai oricum, o dai pe unde nu poți, fratele. Mai un pic o dai iar cu nona. Mereu aștept, pot, dar nu-ți dai tu seama că pot. Și zici de nona ceva. Tu nu vezi că pot. Păi nu poți cu mine unul la unul. Tu poți cu mine și tu, păi, când dai în mine, dai în jurul meu. Păi voi nu puteți cu mine unul unul. Păi eu pot, eu numai de tine, mă. De tine. Sunt 13 contra mine, că nu puteți unul contra mă. Și eu sunt contra tine, frate. Păi așa e Radu. Uite, am om chiar la tine în cameră, ce crezi? Tu? Da. Păi normal că sunt 13. Vezi că te contrazici? Te contrazici? Nu te contrazici. Ai zis că eu nu pot unul contra unul și acum ai tu ai om. Ai avut panică când a venit cineva la tine în cameră? Auzi, ai zis că... Zii sincer, ești panicat așa. Unul contra unul nu pot cu tine și acum tu ai om. Deci tu nu poți cu mine. Eu ți-am băgat și un om în cameră ca să vezi ce pot. Da, mar, cum să poți? Am auzit că ești speriat așa de bombe în cameră. Eu pot fără om. Te pui din alea de interceptare sunet, senzor de mișcare pe tot ce ai acolo. Eu pot fără om. Nu trebuie așa ceva. Eu îți demonstrez așa că n-am treabă. El zice că eu am caiet, dar eu am hard disk. Dar ce dai în alte persoane? Tu vorbește cu Patrick, nu cu... Auzi, vorbește cu el. Dacă te-ai detectoare de mișcare la bagaje. Nu trebuie așa ceva. Ce, se pare că n-am mai sărit și alții în discuții și vrei să ne bagi pe noi? Să pare că sărim toți pe tine? De ce trebuie să-mi pun? Păi așa mă zic, că ești foarte, foarte panicat. Sunt ordonat. De... Nu, ordonat e ok, te-ai respectat chestia asta, dar când ești paranoic în privința lui Radu și cine a mai fost lui pe Radu? Hotel pe la noi, da. Păi nu cred că Radu o să intre la mine în cameră, de ce că nu intru la casă. Că ți-a băgat un microfon pe nu știu unde sau ce vorbești? Eu n-am zis de niciun microfon. Că te prindea că vorbește, Iurea. Astea sunt invenții tale. Vai, ce te prindea. Fii atent, oricât ați inventa, nu vă dați seama că vă îngropa singur. Eu fac doar Caterin. Dar ai apelat la replicatură. Asta e replicatură. Replica reală, știi? Eu fac doar Caterin că să... Pentru că nu crezi că să uit copii de 16 ani. Diferența dintre mine și tine este că eu mă duc acasă liniștit și îmi văd de viața mea și ce am eu de văzut. Așa, iar tu pleci cu tot ce s-a întâmplat astăzi și te macină, înnebunești. Mâine la 6 dimineața ești la micul dejun îmbrăcat în cămășuță cu borsetuță, cu episodul frumos și stai cu... Cu borsetuță! Bă, la 6 e omul în picioare. Când termin, poți să vorbești eu sau ți-e frică? Nu, e frică, nu crezi că acolo în spatele camerelor... Dacă m-ați zice de telespectatori, apelați la artileria. Sunt românași care... Românași, artileria grea și strategii și ne îngropăm. În spatele camerelor, cei care votează, crezi că sunt așa de puțin deștepți? Așa de puțin deștepți? Sau crezi că toți au vârsta... Zi, mă! Alo, vorbesc și eu. Toți crezi că au vârsta 13, 14, 15 ani cei care sunt la tine pe live? Apela la telespectatori. Crezi că toți? Ai 200 de la... Nu mă las să vorbesc. Zi. Vreau. Crezi că toți cred minciunile pe care da, le zici? Fără telespectatori. Cine e discurs cu el? Zi-mi unde am mințit. Cine e discurs cu el de ce faci? Unde am mințit? Îi văd acolo de departe. Îi văd acolo de departe. Invențiile voastre. Zi. Auzi asta cum să-i spună. Dar nu pot să vorbesc. N-auzi că nu pot? Nu pui ce zic. Cu ce? Cu ceea ce inventezi acum, ai zis de acolo de departe. Că cobor la 6 dimineața cu senzor, că nu știu ce, jocurile astea le tale. Ai fost panicat când au fost la un hotel? Sunt ieftine. Ai fost sau nu? Nu, n-am fost panicat. N-ai vorbit nimic de Radu, că au fost în cameră sau nu? N-a fost Radu în cameră, n-am vorbit că a fost Radu în cameră. N-ai vorbit niciodată? Nu mai inventa, că nu le inventezi bine. Bă, omule bun, ai fost panicat când am luat asta pe mulor prin hotel. Nu sunteți bun să fiți actori. Tremurau chiloții, că ai crezut că-ți bagă nu știu ce în cameră, să piși prost. Dacă era un mare actor de la cinema sau un mare actor. Dar nu, dar tu ai venit pentru iubirea, mă. Da, era credibil, dar voi nu sunteți buni. Da, mă, stai că tu ești cu iubirea. N-ai cum să inventezi lucrurile, e prea greu să inventezi, știi? Îmi pare rău. E așa ușor să fii actor. Zic, câți oameni ai pe la tu? Nu contează că oameni reali. Eu am oameni reali. Ca oamenii tăi. Oameni reali am. De 35, cât ai tu, 32. Legat de jocul ăsta cu o calitate și un defect, dacă ar fi să dai un lucru, da, nu știu, să spun la întrebarea asta, dacă ar fi să schimb un lucru, ca să fiu un partener mai bun pentru tine, ce ai zice să schimb? Wow, dar știi că eu te-am întrebat asta mai demult pe tine. Da, știu. Și tu ai zis vârsta, sau nu știu ce era. Să nu mai ai probleme cu vârsta, da.
Atunci erau alte chestii, peste asta deja am trecut. Nu știu ce aș schimba acum la tine. Acum n-aș schimba nimic, pentru că de fiecare dată când se întâmplă ceva, simt că eu fac ceva, nu că tu greșești cumva. Tu ești o persoană înțelegătoare, știi, din situație, care intră în situație. Nu știu, nu am ce schimba acum nimic la tine, în momentul de față, mai ales în relația cu noi doi, adică nu e nimic de schimbat. Nu mi se pare că greșești cumva cu nimic. Și că am rezolvat. Dar e bine să vorbești chestiile de genul, nu? Da. E greu să fii cuplu perfect. Da. Promis să nu mai fac. Vai, mor. Ai grijă la ușă. Ei, de mine nu. De ușă. O să fac tot posibilul, să nu se mai întâmple nicio prostie. Dar nu mai băga telespectatorii, vorbește cu el, poartă păi o discuție fără triangulare. Crezi, nu mai încerca triangularea. Acum, păi el asta face. Triangularea este deranjantă. Păi iar vorbește cu el. Pentru tine, că acolo-s puternic. Discută cu el triangularea. Nu mai folosi triangularea. Fără manipulare, fără triangulare. Vorbeam doar cu el. Nu, tu bagi lumea din jurul tău în discuțiile tale. Bă, mai zi-o dată frenzia aia. Bă, te bagi prea mult, mă. Mă duci și ți-a stup gura aia. A zis că el... Eu cu el nu pot să-l fac face-to-face și după aia l-a băgat deja pe Laurențiu, știi? Adică mi-a dat, s-a contrazis. Nu a făcut asta. Nu, el a contrazis-o că are om. Normal că singur nu poate, trebuie să ai pe om, că singur nu poate. Eu am zis că am om lângă tine care te monitorizează și știu tot ce faci. Nu știi nimic ce fac, aia. Gestul ăsta, iar te-ai îngropat. Nu mă îngrop. Te îngrop singur, frate. Nu mă îngrop. Și nu-ți dai seama. Nu mă îngrop. Din contră, trece timpul mai repede și plecăm acasă fericit și nu mai ești curios de nimic. Dar, Robert, din ce punct de vedere se îngroapă? În fața telespectatorilor te referi? Sau în fața cuică? Și în fața mea și în fața telespectatorilor, în fața tuturor. Mai ne zici, te rog frumos, o dată pe zi. Gesturile astea pe care le face nu sunt... Lasă, băi, Alex, taci, mă, nu te băga și tu, că lumea zice după aia că iară sunt în contra lui. De când am început să punem chestiile alea pe ușa, așa mereu acum am... Gândul că vai că păi și eu când am venit, o să deschid, da. o să pun mâna pe ceva, nu? Păi și eu când am venit așa și m-am uitat și după aia am pus mâna pe ceva. O să-mi vină fobia pe asta. Planța se spune? Altceva, ce am mai inventat și ce am mai mințit? Ce am mai inventat? Chestiile care le zici, că asta, eu, bun, hai, unul contra unul, că tu mă poți, că nu știu ce, că tu ești mai bun. Că tu ești mai bun ca tot... În primul rând, eram ironic și doi, chiar mă consider mai bun ca tine. Așa, e părerea mea, fiecare poate să aibă părerea lui. Ironiile astea te îngrop singur, frate. Dar nu e adevărat, mă îngrop singur în fața ta. În fața cui mă mai îngrop? A fi prepotent. Poftim? Ești prepotent când zici lucrurile astea, eu sunt mai bun în tot ca tine. Da, eram ironic. Și tu nu crezi asta, dar nu, eram ironic în primul rând. Și doi, după continuam să vorbesc cu tine. Asta e pe spaniolă ceva. El știe cu... Cum? Te ești... crezi Batman și vrei să auzi, am întrebat, tu vrei să zici prin prepotent, vrei să zici arogant sau prea încrezător? Prepotență, adică te crezi potent, dar nu ești da. Păi asta, prepotent. Arogant sau sau în spaniolă cuvântul ăsta? Da. Prea încrezător. Nu, perché no parlo spagnolo. Perdona. Please press one for Romania. Am văzut. Thank you so much. Care s-a plecat prima? Bună ziua. Am venit la voi, bună ziua. Foarte bine. Ce faceți? Bine, mai bine așa. De ce? Păi decât pe televizor. Drăguț. V-ați jucat cu camerele roșii? Nu. Puțin, cu bilețele. Dar... Păi de ce? Eu am chemat din plăcere. Da? Da. Nu știam că îți face plăcere să stai cu Patrick în camera roșie. Dar aflăm. Cum nu știați? Aflăm. Se întâmplă. Mai bine ce e că a fost un joc. A fost un joc. Cristina, bilețel? M-am făcut bilețel, a crezut unul acolo. Dar de ce nu știi ce simți? De ce nu știi ce vrei? Nu că nu știu ce simt, dar se tot interpretează greșit și nu mai vreau. N-are rost. Ce s-a interpretat greșit? Că eu cu Marinel aș avea ceva, că eu îl plac pe Marinel, că Marinel poate are și el ceva față de mine. Mihaela, tu ești cu ea în cameră. Tu crezi ce zice ea acum? Păi, Mihaela, o să zic iarăși că eu simt pentru Marinel, că așa mai departe, dar nu știu de unde. Bine, Cristina. Mihaela, dar tu nu crezi nici pe Radu, nici pe Cristina, pe nimeni. Da, eu i-am spus și Mihaela. Mihaela, te rog, înțelege. Că nu e nimic, dar nu înțelege. Nu știu. Nu înțeleg eu. Tu ce crezi, Mihaela? Eu cred că are
o stăbiciune în fața lui Marinel. Știu că te super, Cristina, dar spun ce cred. Și tu știi că eu de om spun ce cred eu. Normal. Ți-am spus și în cameră. Nu e ca și cum o spun aici. Da, și eu ți-am spus 100 de ori că nu, că nu, că nu, că nu. Asta e ce-ai spus și altă ce arăți. Ce-ai spus în cameră? I-am spus că nu a făcut bine că a acceptat dansul cu Marinel. Pentru că prin sceneta care noi am făcut-o aici, cumva ea s-a apropiat din nou de Radu și Radu de ea. Și Radu, chiar dacă i-a spus că nu ne împăcăm acum, cumva i-a lăsat de înțeles că pe parcurs nu se știe ce o să fie. Dar pentru că i-a acceptat dansul, cumva pe Radu l-a întors înapoi. Cu spatele spre... Tu dacă ai fi fost în locul ei, l-ai fi acceptat pe Radu înapoi? Da, asta nu știu dacă ai făcut. Eu nu. Eu nu l-aș fi acceptat înapoi, dar ea ar fi fost dispusă să facă asta. Să-ți dea Dumnezeu să găsești o femeie care să-ți accepte stilul ăsta de competiție pe care l-ai. Este un, vezi că este un, dacă o femeie îți va accepta chestia asta, este un lucru mare. Pentru că femeia vrea atenție, vrea iubire, nu vrea să fie un om... Sinceră, să nu fie mințită, să nu îi se inventeze filme. Adevărat, adevărat. Și eu nu te inventez. De-aia. N-ai cum să ai sufletul ăsta să spui, băi, pleacă din competiție, eu rămân până la final. Timp de nu știu cât timp și n-aveți voie să vorbiți. Dacă iubești persoana de lângă tine și știi că îi creează un disconfort să fie în absența ta și să fie aici... Ascultă-mă, ha? Dar te legi de aia acum. Nu, nu, vorbim pe subiectul ăsta că ăsta mi-a venit în cap acum. Mai avem 10 minute. Ți-am pus exemplu clar. Da. Care l-am... Vrei să faci teste, că tu... Păi normal. Pentru că văd că lumea e falsă. Acum îmi zice, te iubesc, fac multe pentru tine. Și în spate, o, nu e așa. O, prietene, nu știu ce, în spate, ho, ho, ho. Păi, da, bun, și ia-ți dovedește, trebuie să facem auzi, teste, să nu mai fim răniți. Dovedește toate chestiile astea aici în casă. Trebuie să facem așa teste, cum... să nu mai fim răniți. Da, viața mea, ascultă-mă puțin. Dar dacă ia-ți dovedește ție toate astea, că merge acolo și nu te bârfește, merge la cameră cu nu știu ce și nu te bârfește, dacă ia-ți dovedește ceea ce nu ți s-a dovedit până acum, tu în continuare ai mai lăsat-o să plece și dar vreau să vedem dacă îmi dovedește, dacă nu dovedește, eu o să... Dar nu, să zicem că n-are faze. Eu știu unde bastu, că au fost fazele, eu știu exact despre ce vorbești. Că au vorbit ea cu Bianca, în cazul lui Mihaela, că nu ți-au plăcut neapărat unele chestii. Să zicem că persoana respectivă, fata respectivă, nu se va comporta cum s-a comportat Mihaela și va fi în baremul tău, în cerințele tale. Vreau să văd și aici afară, vreau să văd în... Bun, ok, dar nu o să vezi afară, aici, tu afară nu mai vezi. Ba da, o să văd. Are om, ai om. Și ajungem din nou că ai și tu om. Că tu ești în emisiune, nu poți să o vezi. Nu, I'm never walk alone. Yeah, I know, I know. Mereu am oameni. Da. Am echipă, nu oameni, eu n-am oameni. Am frați, adevărați. Cine ți-a? Și surori. Cine, mă? Românașii. Cum va fi ziua de mâine? Ziua de mâine? Vreau să-i duc lui Radu ceea ce ne-au trimis susținătorii care nu au aflat atunci de despărțirea noastră și au trimis coletul cu acele cadouri pe care o să-i le duc mâine. Dar tu, i-ai luat ceva? Nu. E de la susținători. Pur și simplu vrem să arătăm că apreciem faptul că au încercat să ne susțină, să fie lângă noi și că și-au dat silința într-adevăr să pregătească ceva personalizat și mi se pare că din bun simț și apreciere merită să fie arătate, adică să le dau aici. Vom vedea. Bianca, n-am înțeles ce ai zis lui Alexandru exact, așa că am nevoie să-mi explici. Sigur. Cum vă trag în jos Nona și Patrick ca energie? Ca vibe, ca energie. Da, Nona și Patrick aveau o energie de asta așa mai închisă, mai, nu știu, mai gânditoare. O energie mai, da, scăzută, low, pe un nivel jos. Noi am început a discuta cu ei, am deschis o temă, știți cumva așa, de viitor, ca să nu discutăm de trecut și toate alea. Și ei s-au încărcat cu energie, dar noi ne-am descărcat total. Deci, fiasco. Și, na, nu știu, mă bucur pentru ei, măcar mai zâmbeau, mai una alta, dar noi, așa, am rămas cu întrebări. Dar am avut noroc de cameră roșie. Dar crezi că fac special? Nu știu dacă special. Ei, când ești puțin, când ești la pământ, când ești mai jos, tinzi să tragi pe alții. Vrei, nu vrei. E așa, o energie negativă, tinzi să duci încolo, să aduci dubiu, să punctezi poate ceva
mai negru pe acolo, așa. Noi ne-am umplut energie amândoi. Nu de la celălalt, nu de la ei. Da, cu siguranță. Adică noi chiar am avut nevoie de a petrece timp împreună. Indiferent unde era, cred că noi eram mulțumiți și de cele 2 minute, vă mulțumim mult. Îmi pare foarte rău pentru voi că v-am subt energia, dar... Da, mulțumim! Da. Hai să facem conexiunea și cu băieții. Ce discuții serioase! Săruna! Ce faceți? Ai înțeles tu. Foarte bine. Cum a fost în camera roșie, Radu? Foarte frumos. Mi-a plăcut și mai îmi doresc astfel de camere. Serios? Da, pe bune, adică a fost ceva diferit. Am simțit așa, o altă atmosferă, nu știu, parcă... Am simțit așa că radiez acolo, efectiv, și mi-aș mai dori camere de genul acest. N-a avut camera roșie. În schimb, ai un hanorac. Mulțumesc mult de tot, așa. Bianca, și tu ai o ținută incendiară astăzi. Da, te așteptai să nu te cheme nimeni în camera roșie? Da. Nici Emma? Nu. De ce? La Emma mă așteptam puțin să mă cheme. Păi la cât mă ridică în slăv pe conexiune și la cât mă bag în seamă și vorbește cu mine și nu știu ce, așteptam acolo să mă cheme, un card de sărăcie ceva. Vreau să zic ceva, dar... Eu, sincer, l-aș fi chemat, dar, na, dacă n-am avut 2 camere roșii, a trebuit să mă împar cumva. Să alegi. Nu e problemă, Emma. Să alegi artistul. Am Radu. Mă zăpăce cu oameni. Dată la copii sau pofta inimii, trebuie să alegi. Ionuț, la ce nume a reacționat Cristina? La Marinelli s-a zbătut ochiul puțin. Adică... Cred că face. Ea a enumerat niște nume și... Să vadă la ce nume are reacție. Și? Și a avut la Marinel și s-a zbătut ochiul drept. Dar ce detector de minciuni, detector de sentimente. Eu chiar am făcut din nou. Asta e detector de minciuni preistoric, Bianca. Lasă, Ionuț. De pe vremea mea. Lasă, Cristina, că... Lasă, Radu, prinde-te și tu, că Ionuț face în contră. Dar de ce tot aștepți afirmarea lui Radu? Adică confirmarea că nu s-a supărat? Păi nu, dar tot face așa gesturi. Păi nu, știi de ce, Patricia? Pentru că ea le face acum, dacă ea tot afirmă chestia că nu-i place de Marinel, încep să cred faptul că le face așa în adins. Da. Acum și tu. Pentru că băiatul ăsta spune că ei fizic i s-a mișcat ochiul, ea vine și spune că... S-au mișcat amândoi. E material, doamna. El ia vine și spune că de fapt nu, că eu nu... Fizic s-a mișcat ochiul. Păi știi, clipirea nu se poate descrie. Dar se poate vedea. Patricia, dar tu crezi că își dorește și Cristina să... Ei, să-ți bată. Că vorbeam noi puțin mai devreme aici, până să facem conexiune. De ce zicea Mihaela? Cred, și am avut și eu teoria mea că... Primar. Ea îl place pe el acum. Este gat? Nu știu, nu putem să o tot obligăm în fiecare zi să spună... Dar și polițaii... Nu, ce crezi tu? Care e părerea ta? Da, eu cred că... Ce-ți transmite? Eu cred că ea îl place. Că făcește... Radu? Gani. Doamne, cum așteaptă Marinel răspunsul! Păi nu știu, am înțeles. Mulțumesc, Patricia. De ce întreb Marinel? Încă... Ia și-l pe aici. Marinel! Ce? Nimic. Dar nici tu, Cristina, nu zici nimic. Dar nu, dar mă uit la el, ți-i reacția. Acceptați, uite-te la ea. Dar uitați-vă la Marinel. Lăsați-o pe Cristina. Ce-am făcut? Nimic. Doamne, ferești. Dar reacția lui Radu de acum mă face cumva să cred ce a spus Cristina în camera roșie. El pică fix în ce a spus Cristina în camera roșie. Ai văzut? Că tu încerci cumva să demonstrezi dumii că de fapt ei îi place de Marinel. Exact. Mihaela, ce părere ai despre Marinel și Cristina? Iar începe. Că nu s-a asumat. Niciunul. Iar că... începe tu. Eu cred că Marinel i-a asumat. De ce tu? Da. Păi da, iar vorbești asumat. Iar păi nu vreau să piardă pe Marinel, că mi-ai presus prietenia. Radu? Crezi că dacă mi-ar plăcea de Cristina și aș vrea ceva cu ea, nu aș fi destul de asumat să fac chestia asta? Păi nu, aștept să... Păi și atunci? Să termin emisiunea, să cauți afară. Teoria ai și unde le-ai luat. Videoclip cu Radu. Păi numai că adevărul deranjează tot timpul.
nu simte nimic pentru ea. Nu mă văd iubită lângă mine. Eu propun să asta spus și eu acum. Cum? Eu nu mai pot aici atâta. Liniștit minciuni. Când vreți voi, aduceți doamna. Ce s-a detectorul de minciuni? Aduce. Dar vrei mai mult pentru Marinel sau pentru Cristina? Pentru toată lumea. Și pentru mine și pentru Robe și mai mulți de aici în casă. Și ea, imaginează-ți că e aici detectorul de minciuni. Și Robert este acolo, cuplat la detector. Ce vrei să-l întrebăm? Ia curentați-l acolo pe Robert. Haela. Chiar îmi place jocul ăsta. Dați-l cablăm. Dați o secundă. Îl cablăm acum? Dă-te degetul. Hai că nu te strângem, mă. Vreau să ascult pe ea. E adevărat că nu ai simțit niciodată nimic pentru Mihaela? Da, e adevărat. Da, foc mâna. Da, hai, lasă că te conectează rău. Minte. Nu, Patrick, poți să faci. Dacă simțeam, o demonstram. Bine, bine. Robert, tu ce ai întrebat-o pe Mihaela? Eu pe Mihaela? Aș întreba-o cât la sută s-a bine. S-a lăsat vreodată dusă de val sau de cei din jur? S-a lăsat împinsă de cei din jur? Da, să facă pași spre mine? Am știut. Nu, niciodată. Manipulată? Influențată. Nu, niciodată. Aici la masă mi-ai zis că da. Uneori ai făcut-o și din... Gata. Gata. Dar dacă vine detectorul... Nu, dar Robert, dacă a făcut... Deci, opa, detectorul de minciuni. Aici. Auzi, Robert, dar tu acum o anchetezi pe Mihaela în calitate nu de anchetez. Singura persoană care este... Ți-a rolul de polițist iară. Nu, te întreb acum. În calitate de ce o anchetezi pe Mihaela? Da. În calitate de potențială iubită sau de parteneră de casă, așa? De amică, prietenă. Okay. Și era un test. Era un test. Chiar asta vorbeam despre asta. Detectorul de minciuni. Testul prieteniei. Patrick, tu ai întrebat-o ceva pe Nona? Nu. Ce nu știi, nu te doare. Bună asta, dar nu. Nu vreau. Nona, tu pe Patrick? Cel mai probabil că nu, dar eu știu că el are întrebarea care eu mi-aș dori o să-mi o dea, ceea ce este legat de Ionuț, că cu siguranță se va simți mai bine și asta aducă lumină pe strada noastră. Cu întrebarea asta, eu... Ești mincinos. Dacă chiar atunci ai stricat testul poligraf, ce facem? Poftim? Deci, și dacă chiar atunci este stricat, că ori zis mai devreme că ăla mai dă și erori. Păi dacă îmi dă o eroare, îți dai seama că am plecat... Tot eroare. Dacă, nu știu, Dumnezeu ne iubește, crede-mă. Da. Faci o minune. Și tot o să fie bine. Eu cel puțin așa cred. Dar dacă dă eroare... Nu știu, eu personal... Dacă dă eroare, ce faci? Nu. O luăm de la zero. Eu? Da. Cu inima fac. Lăsa-se tu că în casă să-și ia pastilele. Am să-ți fac suflare gur la gur. Nu o să mai vreau eu. O să zic că fă-i lui Ionuț. Atunci nu mai aduceți, doamne, no, că poate de nu mai că poate te dăm de gol. Pe mine? Da. Oricând, la orice oră, vă rog, atunci aduceți-l, vă rog. Bine, vreți să aducem? Da. Toți. Toți ai vă trebuie. După Paște, după Paște. Eu vreau. Să nu ne mărturisim păcatele acum. Păi acum se mărturisim înainte. Acum se mărturisim. Atunci post, să vă... Eu spun să nu, sincer. Eu da. Se strică toate lucrurile în casă dacă aduceți un test poligraf. Eu zic că o să fie despărțire. Eu vorbesc pentru toți. Pentru toți. De ce, Patrick? O să fie o luptă grea după. Crezi? N-o că mai... Ionuț vrei acasă. Acum lucrurile sunt așezate cum trebuie. Nu, eu păi zic nu să nu forțăm destinul. Bine, dar să știți că este o idee bună și putem să amenajăm undeva un colțișor. Perfect. Da. Eu nu zic că e o idee. Și ne ducem acolo câte doi. Dar și trebuie așa liniște și să fie totul ca la carte. Putem face asta oricând, dacă sunteți, okay. Dacă votați pentru da. Când votăm? Da. Dacă un singur vot e cu nu, nu aduc. Toți da. Nu, da. E așa. E așa. Duceți toți da. Da. 50%. Da. În casa fetelor toate-ți da. Dar și la noi toată lumea zice la noi da. Și la noi da. Cristina nu zice nimic, că știi care e întrebarea. Cristina, hai! Nu, eu sunt curioasă și de Radu, de aia aș pune o întrebare. Dar Radu, ce ești curioasă de Radu? Că nu mai zic. Nici el nu se exprimă că da, aduceți. Da, am zis că da. Dar ce vrea să-l întrebi? Ești foarte relaxat. Ce vrea să-l întrebi? Dacă într-adevăr îi pare rău.
O să zic că da. Ați-am confirmat eu. Și își dorește să audă de fapt că mai are o șansă. Asta am vrut să întreb. Păi a doua e mai bună. Că... Păi asta e legată. Da. Mâine fiind o zi specială pentru creștini ortodoxi, dar și pentru Radu, da. Cine știe, poate se întâmplă și o minune și poate că o să-ți răspundă la întrebări. Sincer. E sub poligraf de ziua lui Radu. Ce cadou minunat. Ne vedem mâine de la 10 și apoi de la 16:30. Zi frumoasă! Dar nu mi-ai răspuns la întrebare, din ce cauză, ce s-a întâmplat în camera roșie. Las-o așa, e? Las-o așa, n-ai argumente. Da, n-am argumente. Ce te-a deranjat? Ce te-a deranjat? Păi cum? Păi spune! Spune, Mihai, la ce față! Ce te-a deranjat? Ce să mai spun, că s-a stăteam capul? Păi dar ce te-a deranjat? Păi tocmai, că-s atâtea, spune! Nu mai am cuvinte, efectiv. Păi normal că nu ai cuvinte, n-ai ce să zici. Ce te-a deranjat? Doamne, Robert! Păi, dar ce a deranjat-o? Vă rog frumos să-mi ziceți ce a deranjat-o. Să zic că Mihaela, lasă-o să vorbească. Păi nu Robert. Să zic că e că știu. Nu Mihaela, vezi că vorbesc. Lasă, Robert, fata aia să vorbească, că ai fost că în camera și aici respecti femeie. Bă, bombă, ne-a stat de o jumătate de oră. Cum să te ascult? Ai plâns? Fără să o plânsu. Nu! Nu sunt descriat de subiectul ăsta pe bune, că nu mai am cuvinte. Exact, nu am argumente. Ce să mai spun că... Mă blochez. Spune tu cum ți-a spus. Cred că nu meriți tu lacrimile mele, Robert, și gata.